Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz pentru momentul la care veți asculta această carte, dragi prieteni! Cu voi este Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună prima parte din cartea Domnul Galet a decedat de George Simenon din seria Megre. Întâi de toate vreau să vă mulțumesc când sunteți alături. De atâta timp să vă mulțumesc pentru toate aprecierile și comentariile și like-urile dumneavoastră, să vă invit în continuare să-mi trimiteți mesaje, să dați un like dacă vă place ceea ce auziți, eventual un share ca să poată asculta și alte persoane și să vă amintesc că voi publica în comunitate, probabil astăzi maxim mâine giveaway-ul pentru 8.000 de abonați și vă invit să participați în număr cât mai mare. Vă mulțumesc tare frumos! Acestea fiind spuse, să începem! Capitolul 1. O corvoadă Prima luare de contact între comisarul Megre și mort, cu care avea să trăiască într-o intimitate cum nu se poate mai derutantă timp de săptămâni întregi, a avut loc în ziua de 27 iunie 1930, în împrejurări banale, penibile și imposibil de uitat. Imposibil de uitat, mai ales că de o săptămână, Poliția Judiciară primea notă după notă, anunțând sosirea la Paris a regelui Spaniei în ziua de 27 și amintind măsurile ce trebuiau luate în astfel de cazuri. Numai că directorul Poliției Judiciare se afla la Praga, unde lua, la un unde lua parte la un congres cu tema Poliția Științifică. Directorul adjunct, care avea un copil bolnav, fusese nevoit să plece la vila lui de pe coasta Normandă. Megrei era cel mai vechi dintre comisari și trebuia să se ocupe de toate pe o căldură sufocantă, cu efectivele reduse la minimum din cauza concediilor estivale. Tot în ziua de 27 iunie, în Zori, pe strada Picpus, o negustoreasă de mărunțișuri a fost găsită asasinată. Pe scurt, la 9 dimineața, toți inspectorii disponibili plecaseră la gara Boa de Bulion, unde era așteptat să sosească suveranul spaniol. Megre să fie deschise ușile și ferestrele, și din cauza curentului, ușile se trântau cu zgomot, iar hârtiile zburau de pe birouri. La 9 și câteva minute sosea o telegramă de la Nevers. Emil Galet, comis voiajor, domiciliat la San Farjo, Sen et -Marne, asasinat în noaptea de 25 spre 26, la hotelul Loara din Sanser. Multe detalii ciudate. Rugăm anunțați familia pentru recunoaștere cadavru. Dacă se poate, trimiteți inspector de la Paris. Megrefu nevoie nevoit să se ducă el însuși la San Farjo, localitate situată la 35 de kilometri de capitală și de-a cărei existență nici măcar nu știa cu o oră mai înainte. Nu știa la ce oră avea tren. Când ajunse la gara Lyon, află că un tren local pleca tocmai atunci. O lua la fugă și reuși să sară pe treapta ultimului vagon. Era lac de transpirație corpulent cum era, petrecu restul călătoriei trăgându-și răsuflarea și ștergându-și nădușala. La San Farjo coborând numai el din tren și rătăci câteva minute bune pe asfaltul înmuiat al peronului până când dădu peste un impiegat. Domnul Gale, la capătul alei centrale a parcelelor pentru case. Vila are o placă pe care scrie le margherit, de altfel aproape că e singura construcție terminată. Megreu își scoase haina și își puse o batistă sub pălărie ca să-și protejeze ceafa, pentru că alea cu pricina era alată de vreo 200 de metri și practicabilă doar pe mijloc, unde nu era nici cel mai mic petec de umbră. Soarele avea o culoare tristă, arămie. Muștele înțepau furioase, anunțând furtuna. Pe drum nu era nici o țipenie de om să mai înveselească peisajul și să ofere informații călătorului. Terenul cu parcele de construit nu era altceva decât o pădure mare care făcuse probabil parte dintr-un domeniu seniorial, doar că se trasase o rețea de alei geometrice, cum mai face cu mașina de tuns iarba și fusese întinse cablurile electrice care aveau să aducă lumina în viitoarele locuințe. Totuși, în fața gării fusese amenajat un părculeț cu bazine din mozaic și jeturi de apă. Pe o baracă din scânduri se putea citi birou de vânzare a terenurilor. Alături se vedea un plan pe care aleile pustii aveau deja nume de oameni politici sau de generali. La fiecare 50 de metri, își scotea Batista ca să-și transpirația, apoi și-o așeza iar pe ceafă care începuse să se înroșească. Vedea aici și colo construcția abia începute, schele pe care zidarii le părăsiseră probabil din cauza căldurii. La cel puțin 2 km de gară, descoperile Margherit, o vilă în stil vag englezesc, cu țiglă roșie, cu o arhitectură complicată și un zid rustic care despărțea grădina de ceea ce, pentru câțiva ani, avea să rămână încă pădure. Prin ferestrele mari de la primul etaj, zări un pat cu o saltea strânsă în două. Cuverturile fusese răscoase la aerisit pe pervazul ferestrei. Sună. O servitoare de vreo 30 de ani care se uita să șiu, îl privi mai întâi printr-o ferestruică și până se hotărâ să-i deschidă, megreu și îmbrăcă haina. Cu doamna Galet, vă rog, cine o caută? Dar o voce din interior întrebă. Ce s-a întâmplat, Eugenii? și doamna Galeta păru un persoană în capul scărilor de la intrare, așteptând cu bărbia în sus explicațiile intrusului. Vă cade ceva, remarcă ea nepoliticoasă când comisarul îi scoase pălăria uitând de batistă care alunecă pe jos. Se aplecă să o ia, mormăind ceva imposibil de înțeles și se prezentă. Comisarul Megre de la Brigada Mobilă numărul 1. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte, doamnă. Mie? Apoi întoarse capul spre servitoare. Tu ce aștepți? Megre era acum lămurit în privința doamnei Galet. Era o femeie la vreo 50 de ani, de-a dreptul dezagreabilă. În ciuda orei, a căldurii, a izolării vilei, îmbrăcase deja o roche de mătase mov și niciunul dintre firele părului cărunt nu ieșea din alinierea rigidă. Iar gâtul, corsajul și mâinile erau pline de lanțuri de aur, de broșe și de inele zornăitoare. Doamna Galet păși cu regret în salon în urma vizitatorului. Trecând pe lângă o ușă întredeschisă, Megre aruncă o privire într-o bucătărie albă, unde străluceau ustensile și vase de aramă și aluminiu. Pot să încep să dau cu ceară, doamnă?" Sigur că da, de ce nu?" Servitoarea intră în sufrageria de alături și curând putu fi auzită cum în timp de aceară, în genunchi pe podea, în timp ce în toată casa se răspândea un miros tonic de terebentină. Pe mobila din salon erau întinse broderii. Pe perete era agățat portretul mărit al unui puști înalt și slab, cu genunchi noduroși, cu fața antipatică, în costumul de la prima împărtășanie. Pe pian, într-o fotografie mai mică, putea fi văzut un bărbat cu părdes, cu barbișon sur, purtând o redingotă proscroită la umeri. Ovalul feței era la fel de alungit ca al copilului. Dar mai era un detaliu care te izbea și Megre a avut nevoie de câteva clipe ca să înțeleagă că era vorba de buzele anormal de subțiri care aproape că tăiau fața în două. Soțul dumneavoastră? Da, soțul meu. Aștept să aflu ce caută poliția aici. În timpul conversației care urmase, Megre avea să-și îndrepte deseori privirea spre fotografie, aceasta fiind, propriu zis, primul său contact cu mortul. Trebuie să vă dau o veste proastă, doamnă. Soțul dumneavoastră e plecat în călătorie, nu? Haide, spuneți, nu cumva. Da, a avut un accident. Nu chiar un accident? Trebuie să fiți curajoasă. Femeia stătea dreaptă în fața lui, cu o mână așezată pe o măsuță unde se afla o statuetă din imitație de bronz. Avea o față dură, bănuitoare, și își agita doar degetele grăsuțe. De ce își spusese atunci Megre că femeia din fața lui fusese cu siguranță subțirică, poate chiar foarte subțirică, în prima jumătate a vieții și că se îngrășase cu vârsta? Soțul dumneavoastră a fost asasinat la Sancer în noaptea de 25-26. spre 26. Mie mi-a revenit neplăcuta misiune de a. Comisarul se întoarse spre portretul de pe perete și întrebă, arătând spre copil, Aveți un fiu? O clipă, doamna Galepăru, chiar părugata să-și piardă răceala pe care o considera indispensabilă demnității sale. Răspunse din vârful buzelor. Da, un fiu. Apoi, imediat cu un glas triumfător. A zis Sanser, nu? Și astăzi suntem în 27. În acest caz vă înșelați? Stați puțin. Intră în sufragerie unde Megreu o găsi pe, servit o zări pe servitoare stând în genunchi pe podea. Doamna Galere veni și întinse vizitatorului o carte poștală. E de la soțul meu. Poartă data de 26, adică de ieri și ștampila poștei din Ruan. Zâmbetul ei abia reținut trăda bucuria de a umili poliția care își permitea să pătrundă la ea în casă. Probabil că e vorba de alt galet, deși nu cunosc. Îi venea să deschidă ușa spre care nu se putea abține să nu se uite. Prenumele soțului dumneavoastră este Emil, iar în actele lui de identitate scrie care profesia de comis voiajor, este agentul firmei Nile în companii pentru întreaga Normandie. Mi-e teamă, doamnă, că vă bucurați degeaba. Sunt obligat să vă rog să mă însoțiți la Sanser, pentru dumneavoastră ca și pentru mine. Dar, din moment ce agită ilustrata care reprezenta piața veche din Ruan, ușa de la sufragerie nu fusese închisă, astfel încât puteai zări când fundul și picioarele servitoarei, când capul și părul care îi ascundea fața. Se auzea alunecarea pe podea a cârpei pline de ceară. Vă rog să mă credeți că doresc din toată inima să fie o greșeală. Totuși, în buzunarele mortului au fost găsite actele soțului dumneavoastră. Poate că i le-a furat cineva. Totuși, fără să vrea în vocea ei, începea să se simtă îngrijorarea. Urmări privirea lui Megre, care se uita la poza de pe pian și spuse fotografia a fost făcută când era deja la regim. Dacă vreți, vă las să lu luați masa. Mă întorc să vă iau peste o oră, zise comisarul. Nici vorbă. Dacă sunteți convins că, că, că trebuie, Eugenii, haina mea de mătase neagră, geanta și mânușile. Megre nu era deloc interesat de caz, care avea toate caracteristicile unuia dezagreabil prin excelență. Era adevărat că păstrase în minte imaginea bărbatului cu barbișon care era la regim și pe cea a copilului în costumul de la prima împărtășanie, dar asta se întâmplase fără voia lui. Toate acele demersuri se cu o adevărată corvoadă, se întorsese într-o atmosferă din ce în ce mai sufocantă și străbătuse alea centrală fără să-și mai poată scoată haina de data asta. Apoi așteptase 35 de minute pe o bancă din gara de la Melun, de unde cumpără un coș cu sandvișuri, fructe și o sticlă de vin. La trei după amiaza, stătea față în față cu doamna Galet, într-un compartiment de la clasa 1, în trenul care circulă pe linia principală spre Mulin, trecând prin San Ser. Perdelele erau trase, geamurile deschise, dar numai din când în când se putea simți o mică adiere de aer proaspăt. Megre scosese pipa din buzunar, apoi se uitase spre doamna Galet și renunțase la ideea de a fuma în prezența ei. Trenul mergea deja de un ceas când femeia îl întrebă cu o voce mai naturală. Cum ați explicat dumneavoastră ce s-a întâmplat?" Până în acest moment nu pot să explic nimic, doamnă. După cum v-am spus, crima a fost comisă noaptea de 25 spre 26 la hotelul Luara. Suntem în perioada vacanței. Adevărul e că parchetele din provincie se mișcă destul de greu. Poliția judiciară a fost anunțată abia în dimineața asta. Soțul dumneavoastră obișnuia să vă trimită cărți poștale? Totdeauna când era plecat. Călătorea mult? Cam trei săptămâni pe lună mergea la Rouen, unde de 20 de ani trăgea la hotelul Poștei. De acolo se deplasa în toată Normandia, dar pe cât posibil făcea în așa fel încât seara să se întoarcă la Rouen. Aveți doar un băiat? Da, unul singur, lucrează la o bancă din Paris. Nu locuiți împreună la Saint-Fargeau? E prea departe ca să vină în fiecare zi, dar își petrece toate duminicile cu noi. Ar fi bine să mâncați ceva. Mulțumesc! răspunse ea pe același ton cu care ar fi replicat unei impertinențe. Și adevărul e că nu prea o vedea ronțăind un sandwich ca fite cine și bând vin căldus din paharele de hârtie cerată ale companiei. Îți dădeai seama că pentru ea demnitatea nu era o vorbă în vânt. Probabil că nu fusese niciodată drăguță, dar avea trăsături regulate și fără atitudinea aceea rigidă, nu ar fi fost lipsită de farmec, datorită unei melancolii pe care o exprima fizionomia ei, accentuată de felul în care-și ținea capul a plecat într-o parte. De ce l-ar fi ucis cineva pe soțul meu?" Avea dușmani?" Nici dușmani și nici prieteni. Trăim retrași ca toți cei care au cunoscut și alte timpuri decât cele brutale și vulgare de după război." A... Ah. Călătoria nu se mai sfârșa. Megrei ieși în mai multe rânduri pe culoar ca să tragă câteva fumuri din pipă. Gulerul de la cămașă se moleșise din cauza căldurii și a transpirației abundente." O invidia pe doamna Galet, care parcă nici nu băga de seamă că afară erau 30 și, 30 și 3, 34 de grade la umbră și avea exact aceeași poziție ca la plecare, ca la un drum cu autobuzul, cu poșeta pe genunchi, mâinile pe poșetă și capul puțin tel întors spre ușă. Cum a fost ucis a, 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 acel om? Nu spune în telegramă, am înțeles că a fost găsit mort dimineață. Doamna Galea a avut o tresărire și pentru o clipă rămase cu gura între deschisă și respirația tăiată. Nu se poate să fie soțul meu. Cartea poștară o dovadă, nu? Nici măcar n-ar fi trebuit să mă deranjez. Fără să știe exact de ce, Megre regretă că nu luase fotografia de pe pian pentru că partea de sus a acelei fețe aproape că îi se ștersese din minte. În schimb, își amintea foarte clar gura prea lungă, barbișonul des și umerii prost croiți aire din gotei. Trenul se opri în gara Tracy-Sanser la 7 seara, de unde trebuiră să mai meargă un kilometru pe șosea și să treacă podul suspendat de peste loara. Aceasta nu oferă însă spectacolul mai estuos al unui râu, ci imaginea unei infinități de pârâiașe zglobi care curgeau printre bancurile de nisip de culoarea grâului preacopt. Pe una dintre aceste insulițe, un personaj în costum de Nankin pescuia cu undița, apoi zări hotelul, Loara, a cărui fața de galbenă se înălța de-a lungul cheiului. Razele soarelui cădeau mai oblic, dar aerul, dens din cauza vaporilor de apă, rămânea irespirabil. Acum doamna Galet mergea în față și văzând un bărbat care se plimba în apropierea hotelului, probabil colegul său, Megre se încruntă la gândul că el și soția decedatului formau un cuplu de un ridicol de săvârșit. Oamenii aflați în vacanță, mai ales familii, cu haine în culori deschise, se așezau la masă sub o boltă din sticlă, servis de chelnărițe cu șorțuri și bonete albe. Doamna Galet văzuse tablița cu numele hotelului, înconjurat de ecusoanele câtorva cluburi, se duse direct spre ușă. De la poliția judiciară? Întrebă bărbatul care se plimba oprindu pe Megre. Da, a fost transportat la primărie. Autopsia are loc la ora 8. Grăbește-te! Să se grăbească să facă cunoștință cu mortul. Megre își târa picioarele în continuare ca un om care îndeplinește o sarcină neplăcută și lipsită de interes. Mai târziu avură gazul să rememoreze al doilea și cel din urmă contact. Satul era de un alb intens în lumina violetă a celui sfârșit de după amiază. Găini și gâște treceau prin mijlocul drumului și, la 50 de metri, într-un petic de umbră, doi bărbați cu șorțuri albastre pot un cal. În fața primăriei, câțiva oameni stăteau la masă pe terasa unei cafenele și din umbra copertinei cu dunj roșii și galbene se degaja un fel de ambianță de bere proaspătă, de cuburi de gheață ce plutesc în băuturi aromate, de ziare venite de la Paris. În mijlocul pieței erau parcate trei mașini. O infirmieră căuta farmacia. În primărie, o femeie spăla coridorul cu pardoseală cenușie. Puteți să-mi spuneți unde e corpul? În spate, în curtea școlii. Domnii sunt acolo. Luați-o pe aici. Arătă spre o ușă deasupra căreia era scris cuvântul fete, în timp ce cuvântul băieți figura pe cealaltă aripa clădirii. Doamna Galet mergea înainte cu o siguranță neașteptată. Totuși, Megre intuia că era împinsă mai curând de un fel de rătăcire a minții. În curtea școlii, un medic în halat alb fuma o țigare, plimbându-se ca un om care aștepta ceva. Din când în când își freca mâinile foarte delicate. Alte două personaje stăteau de vorbă cu glas căzut lângă o masă pe care era întins un corp acoperit de un cearșaf. Comisarul încercă să frâneze mersul impetuos al însoțitoarei sale, dar nu a avut timp să intervină. Femeia se opri în fața mesei și, cu respirația tăiată, ridică brusc cearșaful în dreptul feței. Nu scoase niciun strigăt. Cei doi bărbați care stăteau de vorbă întoarseră capul spre ea cu uimire. Doctorul strigă în fața unei uși, punându-și mănușile de cauciuc. Încă nu s-a întors, domnișoara Angel!" În timp ce acesta își scotea o mănușă ca să-și aprindă o altă țigare, doamna Gale stătea încremenită, iar Megre era gata să-i vină în ajutor. Femeia și întoarse brusc spre el, fața plină de ură și strigă. Cum e posibil? Cine a îndrăznit? Veniți, doamnă, el e, nu-i așa? Ochii okay, ei priveau acum cu repeziciune când la cei doi bărbați, când la medicul îmbrăcat în alb, când la infirmiera care se apropia cu un mers legănat. Ce au să-i facă? Rostia cu o voce mai răgușită și văzând că megre, jenat, evit ezita să răspundă, se să pustia supra corpului neînsuflețit al soțului ei, aruncă spre curte și spre cei ce se aflau acolo o privire furioasă, sfidătoare și strigă, nu vreau, nu vreau. A fost nevoiți să o ia de acolo cu forța și să o dea în grija portăresei, care își lăsă în părăsire gălețile cu apă. Când Megre se întoarse în curtea școlii, medicul avea un bisturiu în mână, o mască pe față, iar infirmiera îi întindea un flacon din sticlă mată. Comisarul lovi cu piciorul fără să vrea o pălărioară din mătase neagră, împodobită cu o fundă -mov și o bijuterie din briliante false. Nu rămase să asiste la autopsie. Se apropia în serarea și medicul spusese, Am șapte invitați la cină la nevers.” Ceilalți doi bărbați erau judecătorul de instrucție și grefierul. Judecătorul, după ce dădu mâna cu Megre, îi spuse doar atât. Luați legătura cu poliția locală care a început ancheta. E un caz tare încurcat. Cadavrul era gol sub ciarșaf. Trista întâlnire dură doar câteva clipe. Corpul era așa cum ți-l puteai imagina după fotografie. Lung, osos, cu un piept trahitic de birocrat și cu albă care făcea firele de păr să pară foarte negre, deși cele de pe piept erau roșcate. Avea întreagă doar o jumătate de față, căci obrazul stâng fusese distrus de focul de armă. Ochii îi erau deschiși. Pupilele de un cenușiu deschis erau doar puțin mai decolorate decât în fotografie. Era la regim, spusese doamna Galet. În sfârșit, sub st sânul stâng, o rană clară, regulată, păstrase forma unei lame. Doctorul se legăna de pe un picior pe altul de nerăbdare în spatele lui Megre. Dumneavoastră trebuie să vă trimit raportul. Pe ce adresă? La hotelul Loara." Judecătorul și grefierul se uitau în altă parte și nu scotea o vorbă. Megre vrând să iasă, greși ușa și nimeri într-o sală de clasă printre bănci. În clasă era o răcoare ideală și comisarul zăbovi un moment în fața unor cromolitografii reprezentând secerișul, o fermă iarna și o zi de piață în oraș. Pe etajeră se aflau confecționate din lemn, cositor și fier, toate unitățile de greutate și de volum în ordinea mărimii. Comisarul își șterse transpirația de pe frunte. Când să iasă, dăduna să, dă să nasc inspectorul de poliție de la Nevers, care îl căuta. Bun, ai sosit. Voi putea să plec la Grenoble, unde mă așteaptă soția mea. Închipuiesc că ieri dimineață când ni s-a telefonat plecam în concediu. Ai găsit ceva?" Absolut nimic. Ai să vezi că e un caz incredibil. Dacă vrei să cinăm împreună, o să-ți dau toate detaliile, dacă putem să le numim detalii. Nu s-a furat nimic. Nimeni n-a văzut și n-a auzit nimic. Trebuie să fie abil, nu glumă, ca să spui de ce a fost omorât omul ăsta. Un singur lucru ar fi demn de luat în seamă, dar probabil că nu va duce prea departe." când stătea la hotelul Loara, cum i se întâmpla din când în când, spunea că e domnul Clement Rentier din Orleans. Haide să bem un păhărel, îi propuse Megre. Și admintea de atmosfera tentantă de pe terasă, care i-a păruse mai adinauri ca o adevărată oază. Totuși, când se așeză în fața unei berreci, nu simți mulțumirea la care se așteptase. O închetă cât se poate de dezamăgitoare, îi explică însoțitorul să oftând. O să vezi! N-ai de ce să te agiți, și nimic neobișnuit, doar că omul ăla a fost asasinat. Continua pe același ton timp de câteva minute, fără să-și dea seama că Megre nu asculta. Unii oameni, deși îi întâlnești o singură dată pe stradă, au o fizionomie care îți rămâne întipărită în minte. Megre văzuse doar o fotografie a lui Emil Galet, o jumătate de față și corpul Livid, dar fotografia era mult mai clară în mintea lui și încerca să-i dea viață, să și-l închipuie pe domnul Galet împreună cu soția lui, în sufrageria lor de la San Farjo, sau ieșind din vilă ca să ia trenul din gară. În imagini ce reveneau ca niște străfulgerări, partea de sus a feței devenea tot mai clară. I se păru că și amintește de niște ciarcăne mari, plumburi. Pun prin soare că suferea de ficat, spuse el deodată cu glas căzut. În orice caz, n-a murit de o boală de ficat răspunse vexat inspectorul din nevers. O boală de ficat nu-ți distruge jumătate de față și nu-ți străpunge inima. Lămpile unui stand de tir se aprindeau în mijlocul pieței, unde era demontată o roată cu călușei. Capitolul 2. Tânărul cu ochelari doar două-trei grupuri mai întârziau la masă. Din camerele de la primul etaj se auzeau protestele unor copii forța să se culce. O voce de femeie zise din spatele unei ferestre. L-ai văzut pe domnul acela mare? E polițist. Dacă nu ești cu minte, te bagă la închisoare." În timp ce mânca, iar privirea îi rătăcea asupra decorului, Megre auza un murmur insistent. Era inspectorul Grenier din Nevers care vorbea de dragul de a vorbi. Măcar să-i fi furat ceva, atunci totul ar fi fost simplu ca bună ziua. Azi e luni, Crima a fost comisă în noaptea de sâmbătă spre duminică. A fost zi de bălci și în zilele astea, în afara comedianților de care mă oferez din principiu, pe aici dau târcoale tot felul de oameni. Nu știi cum e la țară comisare. Aici poți întâlni indivizi mai periculoși decât răufăcătorii din Paris. În fond, îl întrerup se megre. Dacă nu era bălciul, crima ar fi fost descoperită imediat. Ce vrei să spui? Că din cauza tirului și a petardelor nimeni nu a auzit împușcătura. Nu mi-ai spus că moartea lui Galen a fost pricinuită de rana de la cap? Așa zice medicul. Autopsia va confirma această ipoteză. Omul a primit mai întâi un glonț în cap, dar se pare că ar mai fi putut să trăiască încă două-trei ore. Apoi imediat a fost lovit cu cuțitul drept în inima și moartea a fost instantanee. Cuțitul a fost găsit. Și revolverul? L-au căutat, dar degeaba. Cuțitul era în cameră, la câțiva centimetri de cadavru. Galeta avea vânătăi la încheietura mâinii sângi. Probabil că el, rănit, a scos cuțitul și s-a repezit la agresor, dar nu mai avea putere. Asasinul l-a prins de mână, i-a întors și i-a înfipt la piept. Nu e doar părerea mea, ci și a doctorului. Prin urmare, dacă n-ar fi fost bălciul, probabil că Galet n-ar fi murit. Megre nu încerca să facă deducții ingenioase, nici să-și uluiască în vreun fel colegul din provincie. Gândul îi trecuse pur și simplu prin minte. Urmărea acest fir, curios să vadă unde ducea. Dacă n-ar fi fost vacarmul călușeilor al standului de tir și al petardelor, detunătura ar fi fost auzită. Cei de la hotel ar fi dat fuga și poate că ar fi intervenit înainte ca victima să fie înjunghiată. Se lăsase noaptea. Nu mai vedeai decât cântăierile râului în bătaia lunii și cele două felinare de la fiecare capăt de pod. La cafenea câțiva clienți jucau biliard. O poveste ciudată, conchise inspectorul Grenier. Auzi, sper că nu s-a făcut 11, am tren la 11 și 32 de minute și fac un sfert de oră până la gară. Spuneam că dacă ar fi putut să dispară ceva, la ce oră închid barăcile bâlciului? La miezul nopții, așa e regulamentul. Asta înseamnă că asasinatul a fost comis înainte de miezul nopții și că, în consecință, probabil nu toți cei de la hotel dormeau. Fiecare și urmărea cursul propriilor gânduri și conversația continua la Andala. Și mai e și faptul că își zicea domnul Clement, probabil că i-a aflat de la patron. Venea din când în când, cam din șase în șase luni. Prima dată a tras aici acum zece ani, când s-a dat tot drept domnul Clement Rentier din Orleans. Nu avea o valijoară așa cum poartă cu ei de obicei comis voiajorii. N-am remarcat așa ceva în cameră, dar o să afli de la patronul hotelului. Ei, domnule Tardivon, o clipă, te rog. Comisarul Megre de la Paris ar vrea să-ți o întrebare. Domnul Clement ducea cu el de obicei o valijoară de comis voiajor, care conținea tacâmuri de argint, preciză comisarul. Nu. Avea totdeauna o geantă de călătorie cu lucruri, schimburi, pentru că era foarte îngrijit. Nu l-am văzut de două ori în haină. De cele mai multe ori purta o redingotă neagră sau de un cenu și un chis. Vă mulțumesc. Și Megre se gândea la firma Neal Company, al cărei agent general pentru Normandia era domnul Galet. Firma era specializată în obiecte de argint pentru cadouri. Jucărioare, pahare stil fără picior, tacâmuri de argint, coșuri pentru fructe, servicii de tăiat, palete pentru tăiat tartă. înghiți bucata foarte mică de prăjitură cu migdale pe care chelnerița i-o pusese în față, apoi și umplu pipa. Un păhărel de rachiu? Îl întrebă domnul Tardivon. Dacă vreți... Patronul se duse el însuși să aducă sticla și se așeze la masa celor doi polițiști. Așadar, dumneavoastră, domnule comisar, veți continua ancheta. Ce mai poveste, nu? Și tocmai când începe sezonul, nu vă spun că șapte clienți au plecat în dimineața asta și s-au instalat la hotelul comerțului. Sănătate, domnilor, că despre domnul Clement am obișnuit să-i zic așa. De altfel, cine ar fi bănuit că nu era numele lui adevărat? Terasa devenea din ce în ce mai pustie. Un chelner aranja lângă perete dafinii în hârdaie așezați lângă mese. Un tren de marfă trecut pe celălalt mal și cei trei bărbați urmărirea mașinal cu privirea haloul roșiatic care se deplasa la poalele colinei. Domnul Tardivon își începuse cariera ca bucătar la o casă mare și păstrase o anumită solemnitate, un mod oarecum condescendent de a vorbi, aplecându-se spre interlocutor. Lucrul de-a dreptul extraordinar, continuă el, încălzind paharul rece de rachiu în mână, e că puțin a lipsit ca această crimă să nu aibă loc. Ziua de bălci, exclamă grenier aruncându-i o privire comisarului. Nu știu ce vreți să spuneți, nu. Sâmbătă dimineață, când a sosit domnul Clement, i am oferit camera albastră, care despre drumul urzicilor, cum îi spunem noi. E drumul pe care îl vedeți în stânga. Îi se spune așa, pentru că de când nu mai e folosit, a fost năpădit de urzici. De ce nu mai e folosit?" întrebă Megre. Vedeți zidul acela imediat peste drum, nu? E zidul vilei domnului de Senhilar. În ținut, oamenii spun de cele mai multe ori micul castel ca să-l deosebească de cel mare, vechiul castel din Sanser, care se află sus pe coastă. De aici îi putem zări și turnulețele. Are și un parc foarte frumos. Așadar, pe vremuri când hotelul Loara nu exista, acest parc începea de aici, iar intrarea de onoare, cu poartă din fier forjat, era la capătul celălalt al drumului Orzicilor. Poarta încă mai există, dar nu mai e folosită, pentru că a fost făcută altă intrare dinspre chei la vreo 500 de metri. Pe scurt, i-am oferit domnului Clement camera albastră, ale cărei ferestre dau în partea aceea. E liniște. Nu trece nimeni pe acolo că și drumul nu duce nicăieri. După masă, când s-a întors, nu știu de ce, m-a întrebat dacă n-am altă cameră cu vedere spre curte. Nu aveam nicio cameră liberă. Iar n-ai de unde alege pentru că nu vin decât clienții obișnuiți, comis voiajori care își fac traseul la date fixe. Dar vara, ați crede că cei mai mulți dintre clienții mei sunt parizieni? Nimic nu e mai sănătos ca aerul de pe malul Loarei. Cum vă spuneam, i-am explicat domnului Clement că era imposibil și am precizat că îi dădusem cea mai plăcută cameră. În curte sunt găini, gâște, tot timpul scoate apă din puț și lanțul, deși e uns, se încăpățânează să scârțâie. N-a insistat. Dar să presupunem că aveam o cameră cu fața spre curte. N-ar fi murit. De ce? Murmură Megre. Nu vi s-a spus că focul de armă a fost tras de la cel puțin șase metri?" Camera are doar cinci." Prin urmare, asasinul era afară. A profitat că drumul urzicilor era pustiu. N-ar fi putut intra în curte ca să tragă, de altfel ar fi fost auzit. Încă un păhărel, domnilor. Bineînțeles, fac eu cinste." De două ori?" rosti comisarul. Ce de două ori?" întrebă grenier. Hazardul s-a manifestat de două ori. Prima dată când gălăgia bâlciului a acoperit de tunătura revolverului." a doua oară când toate camerele care dădeau spre curte erau deja ocupate. Întoarse capul spre domnul Tardivon, care tocmai umpluse paharele. Câți clienți aveți acum? 34 cu tot cu copii. N-a plecat nimeni după crimă. V-am spus că șapte persoane. O familie de la periferia Parisului, cred că din Saint-Denis, un fel de mecanic cu soția, soacra, acum nata și copiii. Niște oameni destul de sole, prost crescuți, în paranteză fie spus, așa că nu mi-a părut deloc rău când i-am văzut că se mută de la mine fiecare cu clientela lui, toată lumea are să vă spună că aici stau numai oameni bine. Cu ce-și ocupa timpul domnul Clement? Mi-ar fi greu să vă spun. Pleca pe jos. La un moment dat am crezut că avea prin împrejurimi un copil nelegitim. O simplă presupunere. Așa e, omul caută un motiv pentru toate. Era un bărbat foarte amabil, dar avea tot timpul un aer trist. Nu l-am văzut niciodată mâncând la masa de oaspeți. Iarna. Avem o masă pentru oaspeți. Prefera să stea într-un colț singur. Megre scosese din buzunar un carnețel modest cu scoarțe din pânză cerată neagră. Notă cu creionul. 1. Să telegrafiez la Ruan. 2. Să telegrafiez la Societatea Nil. 3. Să văd curtea. 4. Să coleg informații despre proprietatea Senhilar. 5. Amprentele digitale de pe cuțit. 6. Lista clienților de la hotel. 7. Familia mecanicului de la Hotelul Comerțului, 8. Cei care au părăsit Sansev duminică, pe 26. 9. Să anunți prin toboșarul orașului o recompensă pentru cei care l-au întâlnit pe domnul Galet sâmbătă, pe 25. Colegul său din Nevers cu un zâmbet forțat pe buze îi urmărea cu privirea cele mai mici mișcări. Gata? Ai deja o bănuială? Nici vorbă, dau două telegrame și mă culc. În cafenea nu mai erau decât oameni din ținut care își terminau partida de biliard. Megre se duse să arunce o privire spre drumul urzicilor care fusese alea centrală a unei mari proprietăți și încă mai avea două șiruri de stejari falnici. Vegetația stufoasă năpădise totul. La ora aceea nu putea vedea nimic. Grenier se pregătea să plece la gară și Megre se întoarse casa de dea cu el. Baftă! Dar între noi fie vorba e o poveste furisită, nu-i așa? Nimic senzațional ci nimic de care să te poți agăța. La vorbind, îmi pare bine că nu mă ocup eu de ea. Comisarul primi o cameră la primul etaj, unde țânțarii începură să-l zumze în jurul capului de cum intră. Era prost dispus. Treaba care l aștepta era sumbră, prea puțin pasionantă și de rutină. Și totuși, după ce se culcă în pat, în loc să doarmă, începu să se gândească la chipul lui Galet, din care vedea când doar un obraz, când doar partea de jos. se întoarse de zece ori greoi în așternutul jilav, putea să audă susurul râului clipocitul apei ce trecea pe lângă bancurile de nisip. Fiecare caz are caracteristica lui pe care o prinzi mai devreme sau mai târziu și care îți oferă adesea cheia misterului. Oare caracteristica proprie celui de față nu era mediocritatea? Mediocritate la San Farjo, oraș mediocru, de cormeschin cu portretul bărbatului și al băiatului în costumul de la prima împărtășanie pe perete, iar fotografia tatălui avea din gota proscroită. Mediocritate la Ser. vilegiatură ieftină, hotel de mâna a doua, toate detaliile accentuau și mai mult cenușiul tabloului. Reprezentantul firmei Nil. Argintărie falsă, lux fals, stil fals. Hărmălaia unui bălciun un stand de tir și petarde pe deasupra. Și până și distinția nenaturală a doamnei Galet, a cărei pălărie împodobită cu o bijuterie falsă, se rostogolise în praful din curtea școlii. Megre află cu ușurarea a doua zi că văduva plecase cu primul tren spre San Farjo și că sicriul cu rămășițele pământește ale lui Emil Galet era transportat cu un camion închiriat la Vila Le Margherit. Era nerăbdător să termine cât mai repede. Toată lumea plecase, judecătorul, medicul care avea șapte invitați și inspectorul grenier așa că sarcinile importante rămăseseră toate pe capul lui. Mai întâi aștepta răspunsul la telegramele trimise seara trecută, apoi trebuia să examineze camera unde fusese săvârșită crima. În sfârșit, avea să se ocupe de toți cei care ar fi putut să comită crima și care, în consecință, erau suspecți. Răspunsul de la Ruan sosi fără întârziere. Venea de la poliția orașului. Interogat personal de la hotelul Poștei, casiera Irma Strauss a declarat că numitul Emil Galet îi trimitea în plic ilustrate de reexpediat. Primea 100 de franci pe lună. Făcea asta de 5 ani și are impresia că precedenta casieră făcuse la fel. O jumătate de oră mai târziu, adică la 10, sosi o telegramă de la Nil. Emil Galet nu mai este angajatul firmei noastre din 1912. În acel moment își începu misiunea toboșarul orașului. Megre, care tocmai își termina micul dejun, examina curtea hotelului care nu avea nimic deosebit. Chiar atunci află că îl căuta cantonierul. Eram pe drumul care duce la Santibo, Ex explică acesta, când l-am văzut pe respectivul domn Clement, pe care îl cunoșteam pentru că îl întâlnisem de câteva ori și mai ales după redingotă. Chiar atunci un tânăr a ieșit de pe drumul spre fermă și s-au pomenit față în față. Eram ca să zic așa la 100 de metri de ei, dar am înțeles foarte bine că se certau. S-au despărțit imediat? Nu, au urcat cu asta o bucată de drum. Apoi, bă bătrânul s-a întors singur. Abia după o jumătate de oră l-am revăzut pe tânăr în piață la hotelul comerțului. Cum arăta? Unul înalt și slab, cu o față lungă și ochelari. Cum era îmbrăcat? Dar n-aș putea spune. Dar cred că avea haine cenușii sau negre. Voi primi cei 50 de franci de de dubani și se îndreptă spre hotelul comerțului, unde în ajun își băuse aperitivul. Tânărul luase acolo masa de prânz în ziua de sâmbătă, 25 iunie, dar chelnerul care îl servise era în concediu la Puli, la o distanță de vreo 20 de kilometri de hotel. Sunte sigur că n-a dormit aici?" ar apărea în registru. Nimeni nu-și amintește de el." Casiera și aducea aminte că cineva ceruse tăiței fără unt și că fusese obligat să-l pregătească special pentru el. Un tânăr care ședea acolo, în stânga stâlpului, și avea un tem de om bolnav. Începea să se încălzească bine și, pe de altă parte, Megre nu mai avea acum acea apatie plictisită din cursul dimineții. Avea o față lungă și buze subțiri, Da, o gură mare și disprețuitoare. N-a vrut nici cafea și nici tărie. Clienți dăștia. De ce și-a de portretul băiatului soților galet? Megre avea 45 de ani. Își petrecuse jumătate din viață în cele mai diferite servicii din cadrul poliției, la Moravuri, la Stradă, la Mondenă, la Brigada care avea în grijă gările și la cea care se ocupa de jocurile de noroc. Era de ajuns pentru suprimarea oricărei veleități de misticism și pentru pierderea încrederii în intuiție. Totuși, de aproape 24 de ore, cele două portrete, al tatălui și al fiului, îl obsedau, la fel ca și fraza banală rostită de doamna Gale. Era la regim. Se îndreptă fără o idee foarte clară spre sediul poștei și ceru legătura cu primăria din San Farjo. Alo, aici poliția judiciară. Puteți să-mi spuneți când va avea loc înmormântarea domnului Gale? Mâine la ora 8. La San Farjo? Da, aici. Încă o întrebare cu cine vorbesc? Cu învățătorul." Îl cunoașteți pe fiul domnului Gale? L-am văzut de câteva ore, a venit în dimineața asta pentru documente. Cum arată? Ce vreți să spuneți? E înalt, slab? Da, cam așa. Poartă ochelari? O clipă, mi-am amintit. Ochelari cu ramă de baga. Nu știți dacă e bolnav? Cum aș putea să știu? E palid, desigur. Vă mulțumesc. După 10 minute, comisarul intra iar la hotelul comerțului. Auziți, doamnă, clientul dumneavoastră de sâmbătă purta ochelari? Casiera se gândi și în cele din urmă dădu din cap. Da, nu, nu mai știu, vara vine atâta lume. Cel mai mult m-a frapat gura lui. Chiar i-am spus chelnerului care o gură de broscoi. Îl găsi mai greu pe cantonier care își bea cei 50 de franci alături de niște tovarăși de-ai săi într-o cârciumă mică ascunsă în spatele bisericii. Mi-ai spus că respectivul avea ochelari. Da, tânărul, nu bătrânul. Ce fel de ochelari? Păi rotunzi niște cercuri negre. Când se trezise de dimineață, Megre aflase cu mulțumire că mortul fusese luat, iar doamna Galet, judecătorul, medicul și polițiștii plecaseră. Spera să aibă în sfârșit de a face cu o problemă obiectivă și să nu mai fie nevoiță să-și tot aducă aminte de figura ciudată a bătrânului cu barbișon. La trei după amiaza, luase trenul spre San Farjo. La început văzuse doar fotografia lui Emil Galet, apoi îi zărise jumătate din față. Acum nu mai putea găsi decât un sicriu închis, definitiv. Totuși, în timp ce trenul se punea în mișcare, avea oarecum impresia jenată că alerga după acel mort. La Sanser, domnul Tardivon, dezamăgit, le spunea celor mai buni clienți ai săi oferindu-le un păhărel de arachiu. Un bărbat care părea serios, un om de vârsta noastră și uite că pleacă fără măcar să fie intrat în cameră. Vreți să vedeți locul unde a murit? E ciudat. Asta au făcut-o polițiștii din Nevers. Înainte să ia cadavrul, i-au desenat conturul cu cretă pe podea. Aveți grijă să nu atingeți nimic. Nu știi niciodată unde pot să te ducă chestiile astea. Capitolul 3. Răspunsurile lui Henry Galet Megre, care își petrecuse noaptea la el acasă, în apartamentul de pe bulevardul Richard Lenoir, ajunse la saint Farjo Miercuri cu puțin înainte de 8 dimineața. Ieși din gară, apoi se răzgândi, se întoarse și îl întrebă pe angajatul de la căile ferate. Domnul Galet călătorea des cu trenul? Tatăl sau fiul? Tatăl. În fiecare lună pleca pentru trei săptămâni. Lua un bilet de la clasa a doua până la Ruan. Și fiul vine aproape în fiecare sâmbătă seara de la Paris cu un bilet dus întors de clasa a treia și pleacă înapoi duminica cu ultimul tren. Cine s-ar fi gândit la una ca asta? Parcă-l văd și acum în prima duminică din iunie deschizând sezonul de pescuit. Tatăl sau fiul? Tatăl? Uitați, bărcuța aceea albastră dintre copacii a lui, o bărcuță pe care toți vor dori să o cumpere pentru că a făcut-o cu mâna lui din stejar și a adus o mulțime de perfecționări, la fel și cu sculele lui de pescuit. Megre adăugă conștiincios acest nou amănunt la imaginea încă incompletă pe care o avea despre decedat. Se uită la bărcuță, la Sena și făcu un efort să-și-l imagineze pe bărbatul cu barbișon stând nemișcator întregi cu undița în mână. Apoi porni spre Margherit, remarcând faptul că un dric de clasa a doua, gol, urma același traseu. În preajma casei nu se zărea decât un bărbat care împingea o roabă și care se opri văzând dricul, curios probabil să vadă cortegiul. Clopoțelul de la poartă fusese înfășurat într-o bucată de pânză. Ușa de la intrare fusese drapată în negru și inițialele defunctului ieșeau în evidență brodate cu fir argintiu. Megre nu se aștepta la atâta pompă. La stânga, pe coridor, fusese așezată o tavă pe care se afla o singură carte de vizită, îndoită la un colț, cea a primarului din Semfarjo. Salonul unde fusese primit comisarul devenise acum cameră mortuară, iar mobila fusese mutată în sufragerie. Draperii negre acopereau pereții, sicriul era așezat în centru, în conjura de lumânări, era greu să spui de ce, dar totul avea ceva misterios și echivoc. Poate pentru că nu era acolo niciun vizitator și simțeai că nici nu va veni vreunul, deși dricul era la poartă? Și cartea aceea de vizită, singură, care imita litografia, ciucurii aceea de argint și de fiecare parte a sicriului o siluetă. Doamna Galet în dreapta, în haine de doliu, cu voal pe față și un șirac de mătăni între degete. Henry, galet în stânga, a îmbrăcat și el tot în negru. Megrepă și fără să facă zgomot, se înclină, umezi un fir de merișor în apă sfințită și stropi criul. Simți că mama și fiul îl urmăreau cu privirea, dar niciunul nu rosti nicio vorbă. Comisarul se așeză atunci într-un col, străgând cu urechea la zgomotele de afară și cu ochiul la expresiile de pe fața tânărului, ca ei băteau din când în când cu copita pe alee. Cioclii vorbeau cu glas căzut afară lângă fereastră, iar în camera mortoară, luminată doar de lumânări, trăsăturile neregulate ale fiului păreau și mai accentuate din cauza negrului dominant, care îi scotea în evidență paloarea maladiva pielii. Părul pieptănat cu cărare pe mijloc era lipit de cap, avea fruntea înaltă, bombată, iar în spatele lentilelor groase ale ochelarilor cu ramă de baga era greu să-i surprinzi privirea neliniștită de miop. În răstimburi, doamna Galetă șumezea ochii, își ștergea ochii cu batista neagră sub voal. Privirea lui Henry nu se fixă nicăieri, aluneca peste lucruri, evitându-l totdeauna pe comisar, care auzi cu ușurare pașii cioclilor. Puțin mai târziu, targa lovi pereții coridorului. Doamna Galet suspină încetișor, iar fiul ei se mulțumi o bată ușor cu mâna pe umăr privind în altă parte contrastul era frapant între fastul dricului de clasa a doua și cele două siluete care mergeau în urma lui, precedate de un maestru de ceremonii derutat. Era în continuare foarte cald. Omul cu roaba își făcu semnul crucii și plecă pe un drum care tăia de-a dreptul printre case, în timp ce micul cortegiu străbătea strada destul de largă ca să poată defila pe ea regimente întregi lăsând ceremonia religioasă să-și urmeze cursul în timp ce un grup de țăran se adunase în piață, Megre intră în primărie unde nu găsi pe nimeni. Se văzu obligat să-l caute la clasă pe învățător care era și adjunctul primarului, iar copiii rămaseră singuri câteva momente. Tot ce pot să vă spun este ce avem scris în registre, uitați! Galet, Emil Yves Pierre, născut la Nantes în 1879, căsătorit la Paris în octombrie 1902 cu Auror Prejan, un copil, Henry, născut la Paris în 1906 și înscris la primăria arondismentului nouă. Oamenii de pe aici nu-i prea simpatizează, pentru că cei din familia Galet, care și-au construit vila în 1910, când pădurea a fost transformată în locuri pentru locuințe, n-au vrut niciodată să vadă pe nimeni. Sunt oameni foarte mândri. Mi s-a întâmplat să pescuiesc câte o duminică întreagă în bărcuța mea, la mai puțin de 10 metri de cea a lui Galet. Dacă aveam nevoie de ceva, îmi dădea dar n-aș fi putut să-l fac să rostească cinci fraze una după alta. La cât evaluați nivelul lor de trai? Nu știu exact, pentru că n-am habar cât cheltuia în călătoriile lui. Dar pentru aici le trebuiau cel puțin 2000 de franci pe lună. Dacă ați văzut vila, ați putut constata că nu îi lipsește nimic. Aproape toate alimentele și le comandă de la Corbei sau de la Melun. Alt lucru care dar megrezării pe fereastră cortegiul care dădea ocol bisericii și intră în cimitir. Îi mulțumi interlocutorului, apoi auzi din stradă prima lopată de pământ ce cădea peste sicriu. Se feri să fie văzut și făcu un ocol ca să ajungă înapoi la vilă, unde a avut grijă să sosească la puțin timp după familia Gale. Servitoarea-i deschise ușa și îl privi Doamna nu poate, începuia. Spune-i domnului Henry că vreau să-i vorbesc. Servitoarea sa și eu îl lăsă să aștepte afară. După câteva clipe, silueta tânărului apărut pe coridor. Se apropie de ușă și întrebă privind dincolo de megre. Nu puteți amâna pentru altă zi această vizită. Mama e copleșită de durere. Trebuie să stăm de vorbă astăzi, vă rog să-mi scuzați insistența. Harry făcu cale să lăsându-l pe Megre să înțeleagă că putea să îl urmeze. Ezită în fața ușilor, apoi o deschise pe cea de la sufragerie, unde mobila din salon fusese atât de înghesuită încât abia se mai putea circula. Megre văzu portretul fiului culcat pe o masă, dar îl căută zadarnic cu privirea pe cea al lui Emil Galet. Harry nu se așeză, nu zise nimic, dar își scoase ochelarii ca să le șteargă lentilele cu un aer plictisit, în timp ce ochii îi clipeau loviți de lumina puternică. Probabil știți că am primit sarcina să-l găsesc pe cel care va asasina tatăl. De aceea mă și mir să vă văd aici într-un moment în care ar fi fost mai decent să ne lăsați singuri. Harry își puse ochelarii pe ochi și își una dintre manșetele scrobite, care îi luneca pe mână plină de fire de păr roșcat, asemănător cu cel care acoperea pieptul cadavrului de la sanser. Fața lui osoasă, cu trăsături accentuate, cu expresia posacă și puțin cabalină, nu era agitată de nicio tresărire. Se sprijinise cu coatele de pianina așezată de-a curmezișul încăperii, cărei se vedea spatele de pânză verde. Aș vrea să vă cer unele informații despre tatăl dumneavoastră și despre întreaga familie." Henry nu zise nimic, nu se mișcă, rămase în aceeași poziție rece și funebru. Vreți să-mi spuneți mai întâi unde va afla sâmbătă 25 iunie, pe la 4 după amiază? Mai întâi am să vă pun o întrebare. Sunt obligat într-un moment ca acesta să vă primesc în casă și să vă răspund la întrebări? Aceeași voce neutră din care răzbătea plictisul, ca și cum rostirea fiecarei silabe l-ar fi obosit. Sunteți liber să nu vorbiți, totuși v-aș atrage atenția. Când anume va dezvăluit ancheta că eram... Megre nu răspunse și, la drept vorbind, era lui de această răsturnare neașteptată a situației, cu atât mai neașteptată, cu cât nu puteai citi nicio urmă de subtilitate pe fața tânărului. Harry lăsă să se scurgă câteva secunde. Se auzi glasul servitoarei care de jos răspundea unei chemări de la etaj. Vin, doamnă!" Deci, pentru că tot ați aflat, da, eram acolo, la Sanser, Henry nu răspunse. Și ați avut o discuție cu tatăl dumneavoastră pe drumul ce duce spre vechiul castel. Megre era de-a dreptul furios pentru că avea impresia că loviturile sale nimerau un gol. Vocea lui nu avea nicio rezonanță, bănuielile lui erau lipsite de ecou. Lucrul cel mai uimitor era tăcerea lui Henry Gale, care în loc să dea explicații, aștepta. Puteți să-mi spuneți ce făceați la Sanser?" Mă duceam să-mi văd amanta, Eleonor Bursang, care își petrece vacanța în zonă și stă la pensiunea Germen pe strada Sanser din saint -Tibaut. Ridică imperceptibil din sprâncenele stufoase, la fel ca ale tatălui său. Nu știați că domnul Gale se afla la Sanser? Dacă aș fi știut, m-aș fi ferit să-l întâlnesc. Oferea de fiecare dată o explicație minimă, țilindu pe comisar să pună întrebări repetate. Părinții știau de această legătură, tata bănuia și era împotrivă care a fost subiectul discuției. Scopul anchetei dumneavoastră este asasinul sau victima? Rostilent, tânărul. Îl voi cunoaște pe asasin după ce voi cunoaște bine victima. Tatăl dumneavoastră v-a făcut reproșuri? Pardon, eu i-am reproșat că mă spionează. Apoi, nimic, m-a făcut fiu lipsit de respect. Vă mulțumesc că mi-am de asta tocmai astăzi. Megre a auzit cu ușurare pași pe scară. Doamna Galeu își făcu apariția la fel de demnă ca de obicei, purtând la gât un șirac triplu de pietre mari și mate. Ce s-a întâmplat? întrebă ea uitându-se pe rând la Megre și la fiul ei. De ce nu mai ai chemat Henry? Servitoarea bătu la ușă și intră. Au venit a tapiserii ca să ia draperiile. Stai cu ochii pe ei. Am venit să aflu câteva informații pe care le consider indispensabile pentru descoperirea vinovatului îi explică Megre cu o voce care devenea cam tăioasă. Sigur, nu e momentul cel mai potrivit după cum mi-a atras atenția și fiul dumneavoastră, dar cu fiecare oră care trece, arestarea asasinului este tot mai problematică. Se uită la Henry și îi se păru că se încăpățâna să se arate posomorât. Când v-ați căsătorit cu Emil Gale, doamnă, atunci, la acel moment, aveați o avere personală? Ea se încordă puțin și răspunse cu o fremătare de orgoliu în glas. Sunt fica lui August Prejan scuzați-mă, dar... Fostul secretar al ultimului prinț de Bourbon, directorul ziarului legitimis lui Solei, tatăl meu a cheltuit până la ultimul bănuț ca să scoată acest ziar care ducea o luptă dreaptă. Mai aveți pe cineva din familie? Cred că da, dar nu m am mai văzut cu familia după căsătorie. Nu a fost de acord cu această căsătorie. Ceea ce v-am spus ar trebui să vă ajute să înțelegeți. Întreaga mea familie e regalistă. Toți unchii mei au ocupat și încă mai ocupă poziții importante. Nu m-au iertat că m-am căsătorit cu un comis voiajor. La moartea tatălui dumneavoastră nu aveți avere? Tatăl meu a murit la un an după căsătoria mea. În momentul când ne-am căsătorit, soțul meu avea vreo 30.000 de franci. Și familia lui? N-am cunoscut-o. Evita să-mi vorbească despre ea. Tot ce știu e că a avut o copilărie grea și a petrecut câțiva ani în Indochina. Harry ță un zâmbet disprețuitor. Vă pun toate aceste întrebări, doamnă, pentru că, pe de-o parte, am aflat că soțul dumneavoastră nu mai este angajatul firmei Nil de 18 ani. Iar rămase cu ochii țintă la comisar, apoi Harry protestă cu vehemență. Domnule, am primit informația chiar de la domnul Nil. Poate că ar fi mai bine, domnule? Început tânărul apropiindu-se de megre. Nu, Henry! vreau să dovedesc că nu e adevărat, că e o minciună odioasă. Veniți, domnule comisar, haideți, urmați-mă! și agitată pentru prima dată se îndreptă spre coridor unde se lovi de grămada de draperii negre pe care tapițerile strângeau sul. Îl conduse pe comisar la etaj și trecură printr-un dormitor cu mobilă de nuc bine lustruită, unde se mai vedea încă în cuier pălăria de paia lui Emil Galet și un costum de doc pe care îl folosea probabil când mergea la pescuit. După acest dormitor urma o încăpere mică, amenajată ca un cabine de lucru. Priviți, uitați șantioanele lui, iar aceste tacâmuri, de exemplu, în înfiorătorul stil Art Deco, nu datează de 18 ani, nu? Iată carnetul de comenzi pe care soțul meu îl aducea la zi la sfârșitul fiecărei luni. Iată scrisor cu antetul firmei Nil pe care le primea în mod regulat. Megre se uita distrat, era convins că se va întoarce în acea încăpere și prefera să se pătrundă de atmosfera ei. Încercă să-și-l imagineze pe Emil Galestând stând în fotoliu turnant de la birou, pe care se afla o călimară dintr-un aliaj care imita argintul și un glob de cristal servind drept prespapier. Prin fereastră se zăreau strada principală și acoperișul roșu al unei vile nelocuite. Scrisorile cuante de la firma Nil erau bătute la mașină și aveau toate cam aceeași formulare – Dragă domnule, am primit scrisoarea dumneavoastră din 15 curent, precum și lista de comenzi pentru luna ianuarie. Vă așteptăm la sfârșitul lunii pentru reglarea conturilor, ca de obicei, și atunci vă vom da unele indicații despre extinderea câmpului dumneavoastră de activitate. Cu simpatie, semnat Jean Nil. Megre luă câteva dintre aceste scrisori și le puse în portofel. Acum ce mai spuneți?" întrebă doamna Galet cu un aer sfidător. Aceasta cei?" Nimic! Soțului meu îi plăcea lucrul manual. Vedeți acolo un ceas vechi pe care l-a demontat. În jur există o grămadă de obiecte făcute de mâna lui, articole pentru pescuit și altele. În fiecare lună petrecea aici opt zile întregi, iar scriptologia nu-i lua mai mult de o oră, două dimineața. Mecre deschise sertarele la întâmplare. Într-unul dintre ele zări un dosar voluminos de culoare roz care purta mențiunea solei. Sunt documente de ale tatălui meu, îi explică doamna Galet. Nu știu de ce le-am păstrat. În acest dulap se afla întreaga colecție a ziarului până la ultimul număr pentru care tată și-a vândut obligațiunile. Îmi dați voie să iau acest dosar? Ea se întoarce spre ușă, vrând parcă să-și consulte fiul, dar Henry nu urcase după ei. ce ați putea găsi în el? E un fel de relicvă, dacă dumneavoastră credeți. Dar spuneți-mi, domnule comisar, nu e așa că e imposibil ca domnul Nil să fi spus la fel și cu cărțile poștale. Ieri am mai primit una și e scrisul lui, sunt sigură, e trimisă din Ruanca ca și cealaltă, citiți, totul merge bine, mă întorc joi. Apoi zise cu o voce din care răzbătea iar emoția, însă mai greu. Parcă-l și aud. Joi e mâine. Izbucni brusc în lacrim, dar totul dură incredibil de puțin. Două-trei suspine. Duse Batista brodată la gură și spuse cu o voce înnăbușită să plecăm de aici. Trecură din nou prin dormitorul banal, dar cu mobilă de bună calitate, și fonier cu oglindă, două noptiere, covora și imitație de persan. În coridorul de la parter, Harry se uita fără să-l vadă la tapițerii care încărcau draperiile într-o camionetă. Nici măcar nu întoarse capul spre Megre și spre mama lui, care coborau scara ceruită, făcând treptele să trosnească. În casă domnea o atmosferă de dezordine. Servitoarea, care aducea un litru de vin roșu și pahare, intra în salon, unde doi bărbați în salopetă deplasau pianul. Ne prinde bine, zise o voce indiferentă. Iar Megre avea o impresie pe care nu o mai avusese niciodată și care îl deruta. I se părea că întreg adevărul se afla acolo risipit în jurul lui. Nimic din ceea ce vedea nu era lipsit de importanță. Numai că ar fi trebuit să vadă altfel decât printr-un fel de ceață care deforma totul. Și ceața aceea stăruia, creată de femeia care se împotrivea emoției, de Henry, cu fața lui lungă și ferecată mai bine decât un seif, de draperiile strânse, de tot ce era în jur și mai ales de jena lui Megre, care simțea că prezența lui acolo era deplasată. Îi era rușine că lua cu el ca un hoț acel dosar roz căci n-ar fi fost în stare să explice utilitatea lui. Ar fi vrut să stea mult timp acolo sus, singur, în cabinetul de lucru al decedatului, să rătăcească prin șura unde Emil Galet își lucra uneltele de pescuit perfecționate. Urmă un moment de ezitare. Toată lumea se afla pe coridor. Se făcuse ora prânzului și era clar că cei doi galet, mama și fiul, așteptau plecarea polițistului. Dinspre bucătărie venea un miros de ceapă rumenită, Servitoarea era la fel de dezorientată. Singura soluție pe care o găsiseră cu toții era să se uite la tapițerii care făceau ordine în salon. Unul dintre ei dădu peste portretul lui Galet sub o tavă de servit aperitivele. Îmi dați voie să-l iau cu mine?" interveni Megre când se spre văduvă. S-ar putea să am nevoie de el." Simți că Harry îl urmărea cu privirea din ce în ce mai desprețuitor. Dacă trebuie, am puține fotografii cu el. Vă promit că am să vi-l înapoiez. Nu se hotăra să plece. În momentul în care muncitorii transportau fără menajament o vază enormă, imitație de porțelan de sevră, doamna Galet exclamă, Atenție! Să nu lovi stocul ușii!" Megre simțea permanent apăsarea acelui amestec de durere și grotesc, de dramă și meschinărie, care plutea în casa îndoliată, prin care parcă rătăcea în tăcere, cu ochii încercănați de o boală de ficat, cu pieptul scobit și redingota prost croită, Emil Galet, pe care nu-l cunoscuse în viață, strecurase fotografia în dosarul roz. Ezită, apoi spuse: Vă rog, încă o dată, să mă scuzați, doamnă, plec. Aș fi încântat dacă fiul dumneavoastră m-ar însoți o bucată de drum. Doamna Galet îl privi pe Henry cu o neliniște prost reținută. Probabil că și ea simțea, în pofida atitudinii demne, a gesturilor măsurate și a șiragului triplu de pietre negre de la gât, că ceva nu era în regulă dar tânărul, indiferent, se duse să-și ia pălăria cu panglică de creptin cu cuier. Această plecare semăna cu o fugă. Dosarul era greu. Era o simplă copertă de carton din care hârtiile ar fi putut să cadă oricând. Nu vreți să-l înveliți într-un ziar?" întrebă doamna Galet. Megre era deja afară. Servitoarea se îndrepta spre sufragerie cu o față de masă și câteva cuțite. Harry mergea spre gară, tăcut, cu o privire imposibil de descifrat. Când ajunseră la 300 de metri de casă, iar tapițerii porneau motorul camionetei, comisarul spuse Aș vrea să vă cer doar două informații. Adresa la care locuiește Eleonor Bursang la Paris și adresa dumneavoastră sau cea băncii unde lucrați. Scoase un creion de muzunar și scrise pe dosarul roz. Eleonor Bursang, strada Turen, număr 27. Banca Sovrinos, bulevardul Bomarșe, număr 117. Henry Gale, Hotel Bellevue, strada Rochet, număr 19. asta e tot? întrebă tânărul. Da, vă mulțumesc. În acest caz, sper că de acum vă veți ocupa de asasin. Nu încercă să vadă efectul produs de replica lui. Atinse cu mâna borul pălăriei și făcu cale întoarsă. Camioneta al depăși pe Megre cu puțin înainte ca acesta să ajungă la gară. Obținerea ultimului element din ziua aceea se datoră întâmplării. Megre ajunse la gară cu o oră înainte de sosirea trenului. Se pomeni singur în sala de așteptare pustie în mijlocul unui nor de muște. Văzu apropiindu-se un factor poștal pe bicicletă cu gâtul violet din cauza efortului. Omul își așeză sacii pe o masă folosită pentru bagaje. Dumneata duși poștal ale margherit?" Întrebă comisarul pe care factorul poștal nu-l văzuse. Omul se întoarse brusc. Ce vreți să spuneți? Sunt de la poliție și îți cer o informație. Îi duceai multe scrisori domnului Galet? Multe? Nu. Scrisori de la firma unde lucra acest biet domn. Veneau la date fixe. Apoi ziarele. Ce ziare? Ziare din provincie, mai ales din Beri și Șer. Apoi reviste. Viața la țară, vânătoarea și pescuitul, viața la castel. Comisarul băgă de seamă că interlocutorul său își ferea privirea. Există un birou pentru post la San Ce vreți să spuneți? Domnul Gale nu primea și alte scrisori. Factorul poștal se tulbură brusc. Dacă tot știți și-a mai și murit, băigui el. Mai ales că nici n-am încălcat regulamentul. Mi-a cerut doar să nu pun la cutie unele scrisori și să le păstrez până la întoarcerea lui când era plecat. Ce scrisori? Oh, nu erau cine știe ce multe. Da, că primea una la două-trei luni. Niște plicuri albastre și ieftine. Adresa era scrisă la mașină. Nu aveau adresa expeditorului. Adresa, nu. Dar nu mă puteam înșela pentru că pe spate era scris tot de mașină. Expeditor, domnul Giacob. Ori am făcut rău? De unde veneau scrisorile? De la Paris. Nu știa rondismentul. M-am uitat, dar se schimba de fiecare dată. Când a venit ultima? O clipă. Suntem în 29, nu? Miercuri. Atunci a fost joi seara, dar l-am văzut pe domnul Galea abia vineri dimineața când pleca la pescuit. Și s-a dus la pescuit? Nu, s-a întors acasă după ce mi-a dat 5 franci, ca de obicei. Am simțit așa ceva când am aflat că a fost ucis. Credeți că scrisoarea a plecat chiar în acea zi? Da. Atenție! Așteptați trenul de melun, așuiera la barieră. Veți fi obligat să vorbiți de scrisori? Megre abia a avut timp să fugă pe peron și să sară în singurul vagon de clasa 1. Capitolul 4. Escrocul legitimiștilor. Ajungând a doua oară la hotelul Loara, Megrei răspunse curăceală domnului Tardivon, care îl primea cu un aer confidențial, conducându-l în camera lui și arătându-i marile plicuri galbene sosite pe adresa sa. Erau acolo raportul medicului legist, procesele verbale ale jandarmeriei și cele ale poliției din Nevers. Poliția din Rouen trimise și ea informații suplimentare despre casiera Irma Strauss. Și asta nu-i tot, spuse cu exaltare patronul hotelului. Va căuta brigadierul de la jandarmerie. A cerut să-i telefonați imediat ce soțiți. Și mai e și o femeie care s-a prezentat de trei ori, probabil, în urma promisiunilor transmise de toboșar. Ce femeie? Bătrâna Canut, nevasta grădinarului din față. V-am vorbit de micul castel, vă amintiți? -am N-a spus nimic? Păi cum? din moment ce se oferă o recompensă. Cum ar putea lăsa să-i sufle altul informația dacă chiar știe ceva? Megre aștepta să așezase pe masă dosarul roz și fotografia lui Galet. Trimite pe cineva după femeie și fă-mi legătura cu jandarmeria. Puțin mai târziu vorbea la telefon cu brigadierul, care l anunța că, urmând instrucțiunile primite, arestase toți vagabonzii de pe o rază de 10 leghe și îi ținea la dispoziția lui. Ceva interesant? Niște vagabonzi se mulțumise, să răspundă jandarmul. Prez de 3-4 minute, Megre rămase singur în cameră, în fața teancului de documente, și trebuiau să mai apară și altele. Telegrafiase la Paris ca să ceară informații despre Henry Galet și amanta lui. Pentru orice eventualitate le ceruse celor din Orleans să-i spună dacă există în oraș vreun domn clement. În sfârșit, încă nu avusese timp să examineze camera crimei și nici hainele mortului, care fusese rălăsate acolo după autopsie. La început păruse un caz neînsemnat. Un bărbat, un mic burghez, după toate aparențele, fusese omorât de un necunoscut într-o cameră de hotel. Numai că fiecare informație care sosea complica problema, în loc să o simplifice. O lasă intre, domnule comisar!" strigă o voce din curte. A venit bătrâna Canut, în cameră intră o cumătră trupeșă cu un aer demn care, probabil pentru această ocazie, sembră ca se mai curat ca de obicei. Se uită imediat la megre cu o privire bănuitoare de femeie de la țară. Vreți să-mi spuneți ceva despre domnul Clement?" Despre domnul care a murit și a apărut poza în ziar. E adevărat că dați 50 de franci?" Da, dacă l-ați văzut sâmbătă pe 25 iunie." Și dacă l-am văzut de două ori?" Păi poate că o să primiți o sută, să auzim." Mie întâi trebuie să-mi promiteți că nu o să-i spuneți la nimic la omului meu. Nu atât că ar ține la patron, cât pentru cei o sută de franci pe care s-ar putea duce să-i bea. Bineînțeles, mi-ar pri mai mult ca domnul Tibur să nu știe că am vorbit. Pentru că l-am văzut împreună cu domnul care a fost ucis prima dată dimineața la 11. Se plimbă amândoi în parc. Sunteți sigură că pe el l-ați văzut? Așa cum vă văd. Nu sunt mulți ca el. Au vorbit așa preț două oră. Apoi, după masă, i-a înzărit pe fereastra salonului și păreau că să ceartă. Cât era ceasul? Bătuse de cinci. A fost de două ori, nu-i așa? Și nu-și mai luă ochii de la mâna lui Megre, care scoase o bancnotă de 100 de franci din portofel. Femeia oftă ca și cum i-ar fi părut rău că nu se ținuse toată ziua sâmbătă după domnul Clement. Cred că l-a și a treia oară, zise ea ezitând. Da, probabil că asta nu se pune. După câteva minute, domnul Tiburs l-a condus până la poarta de fier de la intrare. Așa e, nu se pune." Îi confirmă megre pe un ton hotărât împingând-o spre ușă. Aprinse pipa, își puse pălăria pe cap și când ajunse în cafenea se opri în fața domnului Tardivon. Domnul de Senhiler locuiește de mult timp în micul castel. De vreo 20 de ani. Ce fel de om e? Un om foarte simpatic. E mic și gras, un băiat vesel și simplu. Vara când am clienți nu prea se arată pentru că e totuși din alt mediu. Dar când se deschide sezonul de vânătoare intră des la mine." Are familie? E văduv. Noi îi spunem aproape totdeauna domnul Tiburs pentru că nu e un prenume prea răspândit. Toată via de pe coastă e lui. Se ocupă personal de ea, se duce din când în când să tragă un chef la Paris și se întoarce să-și încalce bocancii. Mă întreb ce a putut să vă spună bătrâna Canut. Crezi că e acasă? S-ar putea. Azi nu i-am văzut trecând mașina. Megre ajunse la poarta de fier și sună, remarcând că luarea făcea un cod pornind de la hotel iar acum vila era ultima proprietate din ținut, puteai să intri și să ieși de acolo la orice oră fără să fi văzut. Dincolo de ușița boltită, zidul de incintă se prelungea vreo 3 400 de metri, după care nu mai era decât crâng. Îi deschise un bărbat cu mustață ploștită, încins cu un șorț de grădinar. Pentru că mirosea alcool, comisarul trase concluzia că trebuie să fie bă bărbatul bătrânei canut. Stăpânul tău e acasă?" În același moment, Megre o persoană în cămașă care examina un dispozitiv mecanic destropit. Privirea grădinarului îi confirmă că era chiar tiburs de senhilar, care, părăsind instrumentul, se întoarce spre vizitator și așteptă. Deoarece Canut avea o atitudine cel puțin stângace, se apropie singur după ce își lua haina lăsată pe gazon. Pe mine mă căutați! Sunt comisarul Megre de la Poliția Judiciară. Sunteți amabil să-mi acordați un moment? E vorba de crima aceea? Bombăni castelanul arătând cu bărbia spre hotelul Loara. Cu ce vă pot fi de folos? Poftiți pe aici. Nu vă invit în salon pentru că soarele a încins pereții toată ziua. E mai bine sub boltă. Baptist, pahare și o sticlă de spumos, rândul din fund. Era așa cum îl descrisese patronul hotelului, mic de statură, grăsuț, roșu la față, cu mâini scurte și nu prea îngrijite. Purta un costum cachii asemenea celor vândute în serie pentru vânătoare și pescuit, de manufactura din Sen-Étienne. Îl cunoșteați pe domnul Clement? Întrebă Megre, așezându-se într-un fotoliu de fier. După cum scriu ziarele, n-ar fi numele lui adevărat. Se pare că îl chema cum oare? Grelet? Gelet? Da, galet, nu are importanță. Aveați afaceri cu el? Megre ar fi jurat că interlocutorul său nu prea se simțea în largul lui în acel moment. De altfel, Senilers simți nevoit, nevoia să scoată capul de sub suboltă murmurând Prostă nacul ăsta de baptistie în stare să aducă un demisec Și probabil că preferați un vin sec ca și mine E vin din via mea tratat după metoda din șampanie Apropo de domnul Clement, să-i spunem tot așa Ce să vă spun? Ar fi exagerat să afirm că aveam afaceri cu el Dar nici nu pot să spun că nu l-am văzut niciodată Și în timp ce el vorbea, Megre se gândea la un alt interogatoriu cel al lui Eri Galet. Cei doi bărbați aveau o atitudine total diferită. Fiul victimei nu făcea nimic ca să stârnească simpatia și îi păsa prea puțin de ciudățenia atitudinii sale. Aștepta întrebările cu un aer bănuitor, nu se grăbea să răspundă, își cântărea cuvintele. Tibur însă avea limbarniță, zâmbea, dădea din mâini, se plimba de colo-colo și se arăta cât mai cum se cade cu putință. Dar la amândoi se simțea acea neliniște latentă, poate chiar teama de a nu putea ascunde ceva. Știți, noi castelanii primim tot felul de oameni și nu mă refer doar la vagabonzi, comis, voiajori, negustori, ambulanți. Ca să ne întoarcem la domnul Clement, a venit vinul, bine baptist, poți să pleci. Vin puțin mai târziu să văd dispozitivul destropit, să nu care cumva să te atingi de el. În timp ce vorbea, trăgea încet dopul și umplea paharele fără să piardă nicio picătură de spumă. Pe scurt, a venit odată aici cu mult timp în urmă. Probabil știți că familia Senilari e o familie foarte veche, iar eu am rămas ultimul ei vlăstar. Ba chiar e un miracol că n-am ajuns conțopist într-un birou din Paris sau din altă parte. Dacă n-aș fi moștenit un văr care a făcut avere în Asia... Pe scurt, voiam să vă spun că numele meu apare în toate catalogele nobilimii. Acum vreo 40 de ani, tatăl meu s-a făcut remarcat prin opțiunile sale legitimiste. Eu însă... Zâmbi își vinul plesnind din limbă într-un mod foarte democratic, așteptă ca megre să-și golească paharul și îl umplu din nou. Domnul Clement al nostru, care mi-era cu totul necunoscut, a venit la mine, mi-a dat să citesc scrisori de recomandare de la prinț francez și străini, apoi mi-a dat de înțeles că era un fel de reprezentant neoficial al mișcării legitimiste din Franța. L-am lăsat să continue ca să văd unde vrea să ajungă. Și a ajuns să-mi ceară 2000 de franci pentru cheltuielile de propagandă. Văzând că refuz, mi-a vorbit de nu știu care veche familie ajunsă în mizerie și de o subscripție deschisă pentru ajutorarea ei. De la 2000 de franci ajunsese să deja la 100. Până la urmă i-am dat 50. Și când s-a întâmplat asta? Acum câteva luni, n-aș putea să vă spun exact. Era în timpul sezonului de vânătoare. La castelele din împrejurim se organiza aproape în fiecare zi o vânătoare. Am auzit de el cam de la toți și am fost convins că era un specialist în acest fel de scrocherii. Dar nu era să-l reclam la poliție pentru 50 de franci, nu? Sănătate. Zilele trecute a avut peul să vină iar. În ce zi? Păi pe la sfârșitul săptămânii. Da, sâmbăta. Ba chiar a fost de două ori, dacă nu mă înșel. Sunteți un as în meserie? Așa e, de două ori. Dimineața am refuzat să-l primesc. După amiază m-a abordat în parc. Voia bani? Zău că nici nu mai știu aceleași povești despre restaurarea monarhiei. Haideți, beți-vă vinul! Trebuie să golim sticla! Auziți, nu credeți că mai curând s-a sinucis? Cred că era falit. Focul de armă a fost tras de la o distanță de șapte metri și revolverul n-a fost găsit. În cazul ăsta, sigur că da. Ce credeți? Să fi trecut un vagabond pe acolo și... Greu de admis. Drumul spre care dădeau ferestrele camerei duce doar la proprietatea dumneavoastră. La o intrare blocată protestă domnul de Senhilar. Sunt ani de zile de când poarta de fier dinspre drumul urzicilor n-a mai fost deschisă și mi-ar fi destul de greu să spun pe unde mai e cheia. Să ne mai aduc o sticlă? Mulțumesc. Presupun că n-ați auzit nimic? Ce să aud? De tunătura, sâmbătă seara. Absolut nimic, măcul de vreme. Abia a doua zi am aflat de crimă de la valetul meu. Și nu v-ați gândit să declarați poliției vizita făcută de domnul Clement? Sigur. Încercă să râdă ca să-și ascundă tulburarea. Dar mi-am zis că bietul de el fusese și așa destul de pedepsit. Când ai un nume ca al meu, nu-ți prea place să-l găsești în ziare decât la cronica mondenă. Megre avea în continuare aceeași senzație vagă și neplăcută, insistentă ca un refren. Senzația că în jurul morții lui Emil Galet totul sună fals. Totul scârțâia de la mortul însuși până la vocea fiului său și la râsul lui Tibur de Senilar a stras la precinstitul Tardivon? Știați că a fost bucătar de castel? S-a descurcat frumos, nu-i așa? Nu mai vreți un păhărel? Prost, în acosta de grădinar a stricat dispozitivul mecanic de stropire și când a sosit încercam să-l repar. La țară trebuie să faci de toate. Dacă stați aici mai multe zile, domnule comisar, vă mai aștepe la mine seara să mai schimbăm o vorbă. Cu toți turiștii ăștia, cred că viața la hotel e greu de suportat. La poartă apucă o mână care nu îi se întindea și o strânse cu o cordialitate exagerată. Mergând pe malul loarei, Megre se gândi la două lucruri. Mai întâi, Tiburs de Senilar, care nu avea cum să nu cunoască anunțul făcut de toboșarul orașului și, în consecință, importanța pe care poliția o acorda activităților domnului Clement din cursul zilei de sâmbătă, așteptase să fie interogat și vorbise doar atunci când își dăduse seama că interlocutorul său știa deja. Al doilea, mințise cel puțin odată, deoarece spusese că sâmbătă dimineața refuzase să-l primească pe vizitator și că după amiaza fusese abordat de el în parc. Numai că dimineața se plimbase amândoi în parc, iar după amiaza stătuseră pur și simplu de vorbă în salonul vilei. Prin urmare, și restul poate să fie neadevărat, conchise comisarul. Ajungea în dreptul drumului urzicilor. De o parte se ridica zidul văruit care înconjura parcului senilar. De cealaltă parte se înălța un corp de clădire, fără etaj al hotelului Loara. Terenul era năpădit de o iarbă înaltă, mărăcini și urzici albe prin care zumzăiau viespile. În schimb, stejarii umbrau perfect aleea, care se termina la cel mult 100 de metri cu o poartă de fier în stil vechi. Megre a avut curiozitatea să meargă până la acea poartă, care, după spusele proprietarului, nu mai fusese deschisă de ani de zile și a cărei cheie se pierduse. Când se uită la broasca acoperită de un strat gros de rugină, văzu că acea rugină se cojise recent în unele locuri. Ba mai mult, examinând cu lupa, descoperi micile zgârieturi lăsate de ochei okay la pătrunderea într-o încuietoare complicată. De fotografiat mâine, își zise el. Făcu cale întoarsă cu capul în jos, imaginându-și din nou silueta domnului Galet și aducându-i ultimele corecturi. Oare acel personaj, în loc să se completeze și să devină mai clar nu se sustrăgea efortului său de a-l vedea așa cum fusese în realitate. Fizionomia bărbatului cu redingotă prea strâmtă se tulbura până acolo încât nu mai avea nimic uman. Portretului, singura imagine tangibilă și teoretic completă pe care o avea Megre, îi se substituiau imagine femere care ar fi trebuit să alcătuiască una și aceeași persoană, dar refuzau să se suprapună. Comisarul revedea în minte jumătatea de față, pieptul slab și păros în curtea școlii, în timp ce doctorul se agita neroptător în spatele lui. Gândul lui zbură însă imediat la bărcuța albastră construită de Emil Galela la San Ferjo, la instrumentele de pescuit perfecționate, la doamna Gale în roche de mătase mov, apoi cu voal de doliu, chintesența micii burgheze, burghezii încrezătoare în sine și afectate șifonierul cu oglindă, în fața căruia probabil că domnul Galeu și îmbrăcare din gota, și toate acele scrisori cu antetul firmei pentru care nu mai lucra, listele lunare pe care le întocmea cu mare grijă la 18 ani după ce renunțase la meseria de comis voiajor. Paharele fără picior și paletele pentru tartă pe care probabil că le cumpăra el însuși. Stai așa! Valijoara lui cu eșantioane n-a fost găsită. Remarcă Megre întreagăt. Era obligat să o lase undeva. Se oprise mașinal la câțiva metri de fereastră prin care asasinul trăsese asupra victimei, dar nici măcar nu se uita la fereastră. Era cuprins de un fel de înfrigurare, deoarece, din când în când, avea impresia că un efort i-ar fi fost de ajuns ca să ansambleze dintr-o singură imagine toate aspectele lui Emil Galet. Atunci îl revăzu însă pe Henry, așa cum îl cunoscuse, afectat și disprețuitor și cum era în poză, băiețel cu față asimetrică cazul pe care inspectorul Grenier din Nevers îl numea neînsemnat și agasant și pe care Megre îl abordase prost dispus, lua ploare văzând cu ochii pe măsură ce mortul se transforma, devenind aproape extravagant. Megre alungă de vreo 10 ori cu mâna o viespe ce se rotea pe lângă capul lui cu un zgomot de avion în miniatură. 18 ani, spuse el cu glas căzut. 18 ani de scrisori false, semnate Nil, de cărți poștale reexpediate de la Rouen și de viață banală, fără lux, fără emoții, la saint -Fargeau. Comisarul cunoștea mentalitatea răufăcătorilor, criminalilor și excrocilor. Știa că la baza acestei mentalități găsește întotdeauna o pasiune oarecare. Și tocmai asta căuta pe fața aceea cu barbișon, cu ochii adânc încercănați și cu gura exagerat de mare. Confecționa instrumente de pescuit perfecționate și demonta ceasuri vechi. Megre protestă imediat în gând. Nu minți din pricina asta timp de 18 ani. Nu-ți construiești o viață dublă atât de greu de organizat. Dar nu acesta era lucrul cel mai tulburător. Există situații false pe care reușești să le faci să dureze câțiva, câteva luni, chiar câțiva ani. Dar 18 ani, galet îmbătrânise. Doamna Gale se îngrășase și căpătase un plus de demnitate. Henry crescuse. Fusese la prima lui împărtășanie, trecuse bacalaureatul, ajunsese la majorat. Se mutase la Paris, avea o amantă. Și Emil Gale continua să-și trimită scrisori din partea firmei Nil, să-și pregătească dinainte cărțile poștale adresate soției sale, să copieze cu răbdare liste de comenzi false. Era la regim. Megre auzea parcă și acum vocea doamnei Galet. Era atât de cufundat în gânduri încât pulsul lui bătea mai rapid și își lăsase pipa să se stingă. 18 ani fără să fie prins. Era de necrezut. Comisarul, care se pricepea la astfel de lucruri, înțelegea mai bine ca oricine. Dacă nu ar fi fost crima, Galet ar fi murit în patul lui după ce și-ar fi pus toate documentele în ordine. Iar domnul Nil ar fi rămas cu gura căscată primind anunțul referitor la mormântare. Era o scenare atât de fantastică încât din tabloul zugrăvit de comisar se degaja o neliniște greu de definit, așa cum este cea provocată de unele fenomene care ne șochează simțul realului. Ridicând din întâmplare capul, o pată mai închisă la culoare pe zidul alb al proprietății, exact în fața camerei unde a avusese loc crima. Se apropie și își dădu seama că era un spațiu între două pietre, de curând mărit cu vârful unui pantof. O urmă asemănătoare, dar mai puțin vizibilă, se afla ceva mai sus. Cineva urcase pe acolo ajutându-se de o creangă care atârna. Chiar în momentul în care voia să reconstituie acea mișcare, comisarul se întorsese brusc deoarece avea senzația unei prezențe neobișnuite la capătul drumului lângă loara. Abia a avut timp să zărească silueta unei femei. Înaltă, destul de solidă, cu părul blond, un profil regulat și dur de statuie grecească. Tânăra femeie se pusese în mișcare când Megre întoarse capul, ceea ce părea să dovedească faptul că mai înainte l urmărise. În mintea comisarului a părut brusc un nume, Eleonor Bursang. Până atunci nu încercase să-și imagineze pe amanta lui Henry Gale. Totuși, Megre era aproape convins că ea fusese. Grăbi pasul și ajunse pe chei în momentul în care femeia dispărea la cotitura drumului național. Imediat, îi spuse el patronului hotelului, care încerca să-l oprească. Făcu câțiva pași în fugă, cât timp femeia nu putea să-l vadă, ca să micșoreze distanța dintre ei. Nu numai că silueta se armoniza cu numele de Eleonor Bursang, dar era și femeia prin excelență pe care și-ar fi ales-o un bărbat ca Henry. Ajuns și el la intersecție, Megre se simți dezamăgit. Femeia dispăruse. Zadarnic cercetă cu privirea semi-obscuritatea dintr-o băcănie, apoi fierăria din apropiere. Însă nu era o mare nenorocire, pentru că știa unde să o găsească. Capitolul 5. Amanții economici. În dimineața aceea, brigadierul de jandarm probabil că-și făcuse o idee seducătoare despre sarcina care revenea unui polițist. Se sculase de la patru dimineața și când ajunse la hotelul Loara pentru verificarea periodică a registrului călătorilor, străbătuse deja vreo 30 de kilometri cu bicicleta, la început în aerul rece al zorilor, apoi sub un soare din ce în ce mai fierbinte. Era ora 10. Cei mai mulți clienți se plimbau pe mal sau se scăldau în apa râului. Doi negustori de cai discutau pe terasă, iar patronul cu un șervet în mână corecta alinierea meselor și a dafinilor din hârdaie. Nu vă duce să-l salutați pe domnul comisar?" întrebă domnul Tardivon. Apoi mai înșoaptă pe un ton confidențial. Chiar acum se află în camera crimei. A primit o mulțime de documente și niște fotografii mari de la Paris." Puțin mai târziu, brigadierul bătea la ușă și se scuza. Patronul hotelului m-a îndemnat, domnule comisar, când mi-a spus că examinați locul crimei. N-am putut rezista tentației. Știu că cei de la Paris au metode speciale și, dacă nu v-ar deranja, mi-ar părea tare bine să profit de o lecție privindu-vă cum lucrați. Era un băiat de treabă, cărui față rotundă și îmbujorată reflecta dorința ingenuă de a fi pe placul interlocutorului se străduia ca prezența lui să fie cât mai puțin simțită, ceea ce nu era ușor din cauza bocancilor săi cu ținte, a jambierelor și a chipiului pe care nu știa unde să-l așeze. Fereastra era larg deschisă, soarele dimineții scăldea drumul urzicilor, astfel încât în cameră era destul de întuneric, iar Megre, în cămașă, cu pipa între dinți, gulerul descheiat și cravata desfăcută, degaja o impresie de tihnă care probabil că îl uimea pe jandarm. Uite, stai jos aici, dar să știi că n-ai să vezi nimic interesant. Sunteți prea modest, domnule comisar. Răspunsul era atât de naiv încât Megren toarse capul în altă parte ca să-și ascundă zâmbetul. Adusese în cameră tot ce era legat de caz. După ce se convinse că masa acoperită cu o țesătură de mumbac imprimată cu motive vegetale roșiatice nu avea să-i dezvăluie nimic, își așezase pe ea dosarele de la raportul medicului legist până la fotografiile care prezentau locul crimei și victimă primite de la identitatea judiciară chiar în acea dimineață. În sfârșit, cedând unui sentiment mai curând superstițios decât științific, așezase fotografia lui Emil Galet pe căminul de marmură neagră împodobit cu un sfeșnic din cupru. Pe jos nu mai era covor, podeaua din stejar era lăcuită, iar primii anchetatori desenaseră cu cretă contururile corpului așa cum îl găsiseră. Afară, din Marea de Verdeață, se ridica un murmur confuz, plin de viață, în care se împletau cântul păsărilor, foșnetul frunzelor, zumzetul muștelor și cotcodăcitul îndepărtat al găinilor de pe drum, totul însoțit de loviturile rare ale barosului pe Nicovala de la Fierărie. Dinspre terasă răsuna uneori voci amestecate și din când în când se auzea huruitul unei mașini care traversa podul suspendat. Nu duceți lipsă de documente!" N-aș fi crezut vreodată. Dar comisarul nu asculta. Trăgând scurt din pipă, așeza cu grijă în locul unde se aflaseră picioarele cadavrului o pereche de pantalon din pânză neagră țesut atât de strâns încât, deși pantalonii fusese purtați vreo 10 ani după luciul pe care îl aveau, ar mai fi putut ține încă 10. Megre așeză în același fel o cămașă din bumbac subțire și în locul potrivit un plastron scrobit. Dar ansamblul nu căpătă pe deplin formă, nu deveni straniu și totodată tulburător decât atunci când, la capătul cracilor pantalonilor, așeză o pereche de pantofi cu elastic. Nu semăna cu un corp, nu. Era mai curând o reprezentare caricaturală, atât de neașteptată, încât brigadierul aruncă o privire spre comisar și chicotii jenat. Megrenul râdea. Greoi și încăpățânat se plimba conștiincios de colo-colo. Examinare din gota și o puse în cuier după ce constată că nu era găurită în locul unde lovise pumnalul. Vesta, tăiată în dreptul buzunarului stâng, îi lua locul pe plastron. Așa era îmbrăcat zise el cu glas căzut. Consultă o fotografie trimisă de identitatea judiciară și adăugă manechinului său lipsit de consistență un guler fals foarte înalt, din celuloid și o panglică de satin negru înnodată pentru pus la gât. Vezi, brigadiere? Sâmbăta a luat masa de seară la opt. A mâncat paste pentru că era la regim. Apoi, după cum avea obiceiul, a citit ziarul bândapă minerală. Puțin după ora 10 a intrat în această cameră și și-a dezbrăcare din gota, fără să-și scoată gulerul fals și pantofii. În realitate, Megre vorbea, Megre vorbea nu atât pentru jandarm, care l-asculta cu mare atenție și credea de datoria lui să aprobe fiecare frază cât pentru el însuși. Unde putea să fie cuțitul în acel moment? E un cuțit cu buton, un model de buzunar, cum obișnuiesc mult să poarte. Stai puțin! închise lama cuțitului care se afla pe masă împreună cu celelalte dovezi materiale și puse obiectul în buzunarul stâng al pantalonilor negri. Nu, face niște cute nefirești. Încercă în dreapta și se arătă mulțumit. Așa, are cuțitul în buzunar, trăiește și moare între 11 și 12 și jumătate noaptea, după cum spune medicul. Pe vârfurile pantofilor are praf de var și de piatră de zidărie iar în fața ferestrei, pe zidul proprietății lui Tiburs de San am descoperit urme lăsate de pantofi de același fel. Oare și-a scos redingota ca să se urce pe zid? Pentru că nu trebuie să uităm că nu era un om care să se facă comod, nici măcar la el acasă. Megre se plimba mereu, nu-și termina toate frazele și nu arunca nicio privire spre jandarmul care stătea nemișcat pe scaun. În cămin, unde nu se mai face focul în timpul verii, am găsit hârtii arse. Să repetăm gesturile pe care ar fi putut să le facă și-a scos a ars hârtiile, a împrăștiat cenușa cu piciorul sfeșnicului, pentru că pe cupru a rămas funingine, a escaladat zidul din față după ce a trecut peste pervazul ferestrei și a redevenit aici și a revenit aici în același fel. În sfârșit, a luat cuțitul din buzunar și l-a deschis. Nu-i mare lucru, dar dacă știm deja în ce ordine s-au derulat toate aceste mișcări, prin urmare, între 11 și 12 și jumătate noaptea e din nou aici, Fereastra este deschisă și Galet se trezește cu un glonț în cap. Nici o îndoială în această privință. Glonțul a precedat în jungherea. și a fost tras de afară, dar Galet a scos cuțitul. N-a încercat să iasă, ceea ce pare să indice faptul că asasinul a intrat în cameră, pentru că nu folosești cuțitul împotriva unui adversar aflat la o distanță de șapte metri. Mai mult decât atât, Galet este în acel moment desfigurat de glonț, rana sângerează, dar lângă fereastră nu s-a găsit nicio picătură de sânge. Urmele dovedesc că rănit nu s-a deplasat pe o rază mai mare de 2 metri. O vânătaie mare la încheietura mâinii stângi, așa scrie medicul care a făcut autopsia. Așadar, omul nostru ține cuțitul în mâna stângă și asasinul apucă această mână ca să întoarcă arma împotriva lui. mai intră în inimă și galet se prebușește brusc. Dă drumul cuțitului, dar asasinului nu-i pasă, știind că pe cuțit se vor găsi doar amprentele digitale ale victimei. Portretul rămâne în buzunarul lui galet, nu e furat niciun obiect. Și totuși, identitatea judiciară spune că a descoperit în deoseb pe valiză fragmente infime de cauciuc ca și cum cineva ar fi umblat la ea cu mănuși. Ciudat! Ciudat! exclamă cu amabilitate jandarmul care nu ar fi fost în stare să repete niciun sfert din ceea ce auzise. Lucrul cel mai ciudat este că în afara acestor urme de cauciuc s-a găsit și puțină pulbere de rugină. Poate că revolverul era ruginit. Megret tăcu se opri în fața ferestrei și așa cum arăta fără haină, cu mânecile cămăși albe înfoiate, în timp ce silueta se profila pe dreptunghiul luminos, părea uriaș. Deasupra capului său se ridica un fir subțire de fum albastru. Brigadierul stătea cu minte în colțul lui, ezitând să-și schimbe poziția picioarelor. Nu veni să-mi vedeți vagabonzi?" întrebă el timid. Încă-i mai ții? Eliberează-i!" Și Megret se întoarse la masă, frecându-și capul în răspăr, atinsă de câteva ori cu degetul dosarul roz, schimbă locul fotografiilor, apoi se uită la interlocutorul său. Ai o bicicletă? Vrei să dai o fugă până la gară? Și să întreb la ce ora a luat sâmbătă trenul spre Paris Henry Galet, un tânăr de vreo 25 de ani, înalt, slab și palid, purtând un costum de culoare închisă și ochelari cu ramă de baga. Apropo, ai auzit vreodată de un domn Iacob? Iacob, personaj biblic, fiul lui Isaac? În afara celui din Biblie, băigui brigadierul. Hainele lui Emil Galeț se aflau tot pe podea ca o caricatură de cadavru. În momentul în care jandarmul se îndrepta spre ieșire, se auzi o bătaie în ușă și domnul Tradivon anunță. Vă caută cineva, domnule comisar? O doamnă pe nume Bursang ar vrea să vă spună două vorbe." Brigadierul ar fi preferat să mai rămână, dar Megrenul opri. Aruncă o privire asupra camerei și, mulțumit, zise să intre. Și se aplecă spre manechinul dezumflat, ezită, zâmbi, înfipse cuțitul în dreptul inimii, apoi îndesă tutunul în pipă cu degetul. Eleonor Bursang îmbrăcase un taior de culoare deschisă cu o croială sobră care, departe de a o întinerii, îi dădea mai curând 35 de ani decât 30. Ciorapii erau bine întinși, pantofii erau așa cum cerea moda, iar părul blond și-l aranjase cu grijă sub pălărioara de pai alb, purta și mănuși. se retrăsese într-un colț umbrit, curios să o vadă cum se va prezenta. După ce domnul Tardivon o părăsi în prag, avu un moment de ezitare, părut derutată de contrastul dintre lumina puternică de la fereastră și clar obscurul din cameră. Comisarul Megre întrebă ea în sfârșit, făcând câțiva pași în încăpere și întorcându-se spre silueta pe care doar o ghicea. Mă scuzați că vă deranjez, domnule. Comisarul se apropie de ea, pășind în lumină, închise ușa și zise. Vă rog să stați jos. Și așteptă, fără să o ajute deloc prin atitudine, prefăcându-se chiar morocănos. Probabil că Henry va vorbi despre mine și de aceea mi-am permis, aflându-mă la Sanser, să vă deranjez. El păstră mai departe tăcerea, fără să reușească să o tulbure. Vorbea calm cu o anumită demnitate care îi amintea într-un fel pe cea a doamnei Galet. O doamnă Galet mai tânără, probabil puțin mai drăguță decât fusese mama lui Henry, dar la fel de reprezentativă pentru aceeași clasă socială. Ar trebui să înțelegeți situația mea după acest. Această dramă îngrozitoare vroiam să părăsesc Sanser, dar Henry în scrisoarea lui m-a sfătuit să rămân. V-am de două, trei ori. Am aflat de la oamenii de aici că vă ocupați de prinderea asasinului. Atunci m-am hotărât să vin să vă întreb dacă ați găsit ceva. Situația mea e delicată, dat fiind că oficial nu însemn nimic pentru Henry și nici pentru familia lui. Nu părea un discurs pregătit dinainte. Frazele îi veneau pe buze fără efort și le rostea fără grabă. Privirea îi se oprise de câteva ore asupra cuțitului înfipt în forma stranie, alcătuită de hainele aranjate pe podea, dar nu tresărise. Amantul dumneavoastră va cerut să mă luați la întrebări?" spuse brusc Megre cu o brutalitate intenționată. Nu mi-a cerut nimic. E foarte durerea de lovitura primită. Și totul e cu atât mai groaznic, cu cât n-am putut să fiu alături de el la mormântare. Îl cunoașteți de mult timp?" Nu păru să remarce faptul că discuția se transforma într-un interogatoriu, iar tonul ei rămase același. De trei ani, am treizeci de ani. Henry are doar 25 și sunt văduvă. Sunteți din Paris? Din Lille, tata era contabil șef la o filatură. La 20 de ani m-am căsătorit cu un inginer textilist care a fost ucis de o mașină la mai puțin de un an după căsătorie. Ar fi trebuit să primesc o rentă de la societatea unde fusese angajat, dar au pretins că victima fusese de vină. Atunci, fiindcă trebuia să-mi câștigă existența și nu voiam să muncesc într-un oraș unde toți mă cunoșteau, m-am mutat la Paris. Am intrat casieră la o casă de comerț despre strada Remur. Intentasem un proces filaturii. Procesul s-a tărăgănat de la o instanță la alta. Abia acum doi ani am câștigat și, nefiind obligată să mai muncesc, am demisionat. Era casieră când l-ați cunoscut pe Henry Gale? Da, venea deseori la patronii mei ca reprezentant al băncii Sovrinos. N-a fost niciodată vorba să vă căsătoriți? La început am vorbit despre asta, dar dacă m-aș fi căsătorit înainte de terminarea procesului, poziția mea în fața tribunalului pentru obținerea pensiei ar fi fost mai puțin favorabilă. Ați devenit amanta lui Galet? Cuvântul mă sperie. Suntem atât de uniți ca și cum am fi cu adevărat căsătoriți. De trei ani ne vedem zi de zi și luăm toate mesele împreună. Dar nu locuiește la domiciliul dumneavoastră pe strada Turen? Din cauza familiei, sunt oameni cu principii severe, ca și părinții mei. Heria a preferat să evite ciorovăielile cu ai lui și nu le-a spus nimic de relația noastră. Totuși ne-am înțeles că atunci când nu vor mai fi obstacole și vom avea din ce trăi, să ne mutăm în sudul țării și să ne căsătorim. Întrebările indiscrete nu o stingerau deloc. La un moment dat, când privirea comisarului coborâs spre picioarele ei, își trase în jos rochea cu un gest simplu. Sunt obligat să intru în detalii. Știm unde lua mesele Harry, Participa și la cheltuieli? E foarte simplu. Țineam socotelile ca în cazul unui menaj organizat și la sfârșitul lunii îmi dădea jumătate din suma cheltuită pentru mâncare. Ați vorbit de mutatul în sudul Franței. Harry reușea să pună un ban deoparte. Ca și mine. Ați remarcat că nu e prea voinic. Medicii recomandă aerul de la țară, dar nu poți să trăiești acolo când trebuie să-ți câștigi existența și n-ai o meserie manuală. Și mie îmi place la țară, așa că trăiam modest. V-am spus că Henry este reprezentantul băncii pe lângă diferiți clienți. Banca Sovrinos este o bancă nu prea mare care se ocupă îndeoseb de speculațiile cu acțiuni. Fiind el la bancă, toți banii pe care îi economiseam îi jucam la bursă. Aveți conturi separate? Normal! Nu putem ști ce ne rezervă viitorul, nu-i așa? Și ce capital ați constituit în acest fel? Greu de precizați pentru că banii sunt investiți în titluri a căror valoare se schimbă de la o zi la alta. Între 40 și 50 de mii de frangi. Și galet? Mai mult, nu îndrăznea să mă angajeze și pe mine în speculațiile lui prea hazardate, cum au fost minele din La Plata în august anul trecut. Probabil că are acum vreo sută de mii de franci. Și la ce sumă ați hotărât să vă opriți? sute de mii. Avem de gând să mai muncim încă trei ani. Megreu o privea acum cu un sentiment vecin, cu admirația, dar o admirație deosebită cu o nuanță accentuată de repulsie. Avea 30 de ani. Henry avea 25. Se iubeau sau cel puțin hotărâseră să trăiască împreună iar relațiile lor erau reglate ca ale unor asociați într-o afacere comercială. Ea vorbea despre asta cu simplitate, ba chiar cu o oarecare mândrie. Vă aflați de mult timp la Sanser? Am venit în ziua de 20 iunie pentru o lună de zile. De ce n-ați tras la hotelul Loara sau la hotelul Comerțului? E prea scump pentru mine. La pensiunea Germen, din capătul satului, plătesc doar 22 de franci pe zi. Henri a venit în ziua de 25 la ce oră? El liber doar sâmbătă și duminica, dar e stabilit ca duminica să o petreacă la San Farjo. A venit sâmbătă dimineață și apoi a plecat seara cu ultimul tren. Adică, la 11 și 32 de minute l-am condus la gară. Știați că tatălui se afla aici? Harry mi-a spus că s-a întâlnit cu el. Era furios pentru că era convins că tatăl să o venise să ne spioneze. Iar Harry nu voia ca familia lui să se amestece în treburile noastre. Soții gale nu știau nimic de existența celor 100 de mii de franci. Bineînțeles, Harry era major, nu avea dreptul să-și facă viața lui? Cum vorbea de obicei despre tatăl său. A avea puțină pică pe el pentru că nu avea ambiție. Spunea că-i dea dreptul sinistru ca la vârsta lui încă să mai vândă ceea ce el numea fierărie, dar era totdeauna foarte respectos, mai ales față de mama lui. Prin urmare, nu știa că Emil Galet era în realitate un escroc. Un escroc? El? Și că de 18 ani nu se mai ocupă de fierărie? Nu e cu putință. Juca oare teatru privind manechinul lugubru cu un fel de admirație? Sunt năucită, domnule comisar. El, cu maniile, cu hainele lui ridicole, cu purtările lui de pensionar sărac. Ce a făcut în după amiaza zilei de sâmbătă? M-am plimbat pe coastă cu Henry după ce ne-am despărțit în drum spre hotelul comerțului, l am întâlnit pe tatăl lui. Ne-am reîntâlnit la 8 seara și ne-am plimbat iar, de cealaltă parte a apei de data asta până la plecarea trenului. ne a trecut prin apropierea acestui hotel?" Nu voiam să ne întâlnim cu el. V-ați întors singură de la gara, ați trecut podul și am făcut imediat la stânga ca să ajung la pensiunea germen. Nu-mi place să circul singură noaptea. Îl cunoașteți pe Tiburs de San Hiler? Cine? N-am auzit niciodată un astfel de nume. Sper, domnule comisar, că nu-l bănuiți pe Henry. Tipul se însufletise, dar își păstra în continuare stăpânirea de sine. Mă aflu aici în mare parte pentru că îl cunosc. Aproape totdeauna a fost bolnav și de aceea a devenit închis în el și bănuitor. Se întâmpla să stăm o oră întregi împreună fără să vorbim. E doar o coincidență că l-a întâlnit aici pe tatăl lui. Dar o coincidență care știu, poate să pară suspectă, e prea mândru ca să se apere. Nu știu ce v-a spus. Măcar v-a răspuns la întrebări. Po, o să vă jur că a stat tot timpul cu mine de la ora 8 seara până când a plecat trenul. Era nervos. Se temea să nu afle mama lui de legătura noastră pentru că totdeauna a avut multă afecțiune față de ea și prevedea că va încerca să-l îndepărteze de mine. Nu mai sunt foarte tânără. Între noi o diferență de cinci ani. Am fost și amanta lui." Sune răbdătoare să aflu că asasinul a fost arestat, mai ales pentru Henry, care este destul de subtil ca să înțeleagă că întâlnirea sa cu tatălui va stârni în mod fatal bănuiele odioase. Megreu o privea în continuare cu aceeași uimire și se întreba de ce demersul ei, în fond, destul de meritoriu, nu reușea să-l impresioneze. Chiar și atunci când rostise ultimele fraze, cu o ușoară vehemență, Eleonor Bursa îngăși păstrase stăpânirea de sine. <coughs> Megre făcu un așa fel încât ea să poată vedea o fotografie mare, trimisă de cei de la identitatea judiciară, în care cadavrul apărea așa cum fusese găsit, însă privirea femeii alunecă fără să se oprească pe acea imagine impresionantă. N-ați găsit nimic? Îl cunoașteți pe domnul Iacob?" El privi în ochi ca și cum l-ar fi invitat să citească sinceritatea din privirea ei. Nu cunosc acest nume. Cine e? Asasinul? Poate, răspunse el îndreptându-se spre ușă. Eleonor Bursang și așa cum intrase. Îmi permiteți, domnule comisar, să mai vin pe la dumneavoastră după vești? Când doriți. Brigadierul aștepta răbdător pe culoar. După ce femeia plecă, se uită la comisar curios. Ce afla la gară? Întrebă Megre. Tânărul s-a urcat în trenul de Paris de la 11 și 32 de minute cu un de clasa a treia. Iar crima a fost comisă între 11 și 12 și jumătate noaptea, murmură gânditor comisarul. Dacă te grăbești de aici și până la 3 si ser, faci 10 minute. Asasinul a putut să acționeze între 11 și 11 și 20. Dacă faci 10 minute până la gară, tot atât faci și de la gară până aici. Așadar, Galet a putut să fie ucis între 12 fără un sfert și 12 și jumătate de cineva care se întorcea de la gară. Dar mai e și povestea cu poarta de fier. Și apoi ce naiba căuta pe zi de mil galet? Brigadierul se așezase în același loc ca înainte și în cuvința așteptând urmarea, dar aceasta nu a mai venit. Haide să bem un păhărel, spuse Megre. Capitolul 6. Întâlnirea de pe zid. Tot nimic, o bol. Ce cuvânt mi-ai spus adineauri? Pregătiri, cel puțin așa presupun. Ri lipsește. Ar putea să fie și re Smegreoftă dădu din umeri și părăsi camera răcoroasă, unde de dimineață, un roșcovan înalt și slab, cu fața obosită și un calm în nordic, stătea plecat peste masă și făcea o treabă care ar fi descurajat până și un călugăr. Îl chema Joseph Moers, iar accentul lui trăda originea flamandă lucra în laboratoarele identității judiciare și venise la Sanser la cererea lui Megre. Se instalase în camera mortului și-și aranjase cu grijă instrumentele, printre care și un ciudat reșou cu alcool. De la șapte dimineața, Moyer se ridicase privirea doar când comisarul intra brusc sau s-a plecat pe fereastra ce dădea spre drumul urzicilor. Nimic? Vă cum? Am găsit vă întinsese pe masă niște plăci de sticlă foarte subțiri pe care le ungea pe rând cu un lipici fluid încălzit pe reșou. Din când în când se apropia de cămin, lua cu grijă una dintre bucățile de hârtie arsă și o așeza pe o placă. Cenușa era fragilă, casantă, gata să se fărâmițeze. Uneori era nevoie de cinci minute ca să se înmoaie prin învăluire în vapor de apă. Și atunci se lipea pe sticlă. Joseph să avea în față o trusă care constituia un adevărat laborator portabil. Cele mai mari bucăți de hârtie carbonizată aveau 7-8 cm, Cele mai mici erau doar praf. O bol, pregăti, vă... Acesta era rezultatul a două ore de muncă, dar spre deosebire de megre, Moers nu-și pierduse răbdarea și nu era deranjat de faptul că examinase abia cam o sutime din conținutul căminului. O muscă mare și violetă cu reflexe metalice îi băzâi mult timp în jurul capului. De trei ori se așeză pe fruntea lui încrețită, dar el nu schiță niciun gest să o alunge. Poate că nici nu băgase de seamă. Partea proastă e că atunci când intrați pe ușă se face curent, îi reproșe el lui Megre. Din cauza asta am pierdut deja un mic fragment de cenușă. Bine, o să intru pe fereastră. Nu era o butadă, chiar așa și făcu. Dosarele se aflau în aceeași cameră pe care Megre o alesese drept cabine de lucru și unde nimeni nu se atinsese de hainele întinse pe podea și străpunse de un pumnal. Comisarul era nerăbdător să cunoască rezultatul expertizei pe care o ceruse și în așteptarea lui nu putea să stea liniștit. Timp de un sfert de oră se plimba cu capul în jos, cu mâinile la spate, pe aleea însorită. Apoi trecea peste pervazul ferestrei cu pielea înferbântată de soare, își tergea transpirația și bombănea. Merge greu! Oare Moer se lauza Gesturile sale rămâneau la fel de afectate ca ale unei manicuriste și era preocupat doar de plăcile de sticlă care se acopereau de pete negre cu contururi neregulate. Megre se agita mai ales pentru că nu avea nimic de făcut sau mai curând, pentru că prefera să nu încerce nimic înainte de a se lămuri în privința hârtiilor arse în noaptea crimei. Și în timp ce se plimba pe drum, iar frunzișul stejarilor făcea să danseze pete de umbră și de lumină pe corpul lui, repeta într-una aceleași idei. Harry și Eleonor Bursang puteau să-l omoare pe galet înainte de a se duce la gară. Eleonor putea să vină să-l ucidă singură după plecarea amantului ei. În sfârșit avem zidul și cheia. Și în plus, un domn Iacob ale cărui scrisori galet le ascundea cu atâta teamă. Se dusese de 10 ori să examineze broasca porții de fier, fără să descopere nimic nou. Apoi, trecând prin locul unde zidul fusese escaladat de Emil Galet, îi veni o idee, își scoase haina și puse vârful piciorului drept la prima îmbinare a pietrelor. Deși cântărea 100 de kilograme, nu-i fu deloc greu să apuce crengile care atârnau și de cum le simți în mână, ascensiunea se transformă într-o joacă de copii. Zidul era construit din bolovan neregulați, acoperiți cu un strat de var. Partea de deasupra era formată dintr-un șir de cărămizi așezate pe cant. Fusese năpădii de mușchi și, din loc în loc, creșteau chiar graminee destul de vivace. Din locul unde se afla, Megrel vedea foarte bine pe Moers, care se străduia să deștifreze ceva cu lupa. Ai găsit ceva nou?" îi strigă el. Unes și o virgulă!" Deasupra capului, comisarul nu mai avea frunzișul unui stejar, ci al unui fag enorm, al cărui trunchi se înălța pe proprietate. Se lăsă în genunchi, deoarece zidul nu era lat și Megre nu avea siguranța că își va păstra echilibrul, examină mușchiul din stânga și din dreapta lui, apoi mormăi. Ia te uită, ia te uită. Descoperirea nu era senzațională. Constata pur și simplu că mușchiul fusese călcat în picioare și parțial chiar smuls într-un loc, exact deasupra scrijeliturilor de pe piatră, dar nu și în altă parte. Deoarece mușchiul era delicat, după cum putu să-și dea seama, acest lucru îi arăta cu certitudine că Emil Galet nu se plimbase pe zid, nu străbătuse nici măcar un metru într-o direcție sau alta. Mai rămâne de aflat dacă a coborât dincolo pe proprietate. Acel loc nu mai era propriu zis parcul. Pe, probabil, pentru că era ascuns de mulți copaci, terenul era folosit ca loc de depozitare a unor lucruri nefolositoare. La vreo 10 metri de megre erau îngrămădite butoaie goale, sparte sau fără cercuri. Puteau fi văzute și sticle vechi, printre care mai multe specialități farmaceutice, lăzi, o mașină defectă de tăiat vegetația acvatică, ustensile ruginite și numere vechi ale unui ziar umoristic, care legate pachete, udate de ploaie, uscate și decolorate de soare, murdare de pământ, arătau jalnic. Înainte de a coborâ de pe zid, Megre se asigură că sub el, adică sub locul pe care îl ocupase Galet, nu era nicio urmă pe sol. Ca să nu zgârie zidul, sări și reuși să cadă pe mâini și pe picioare. Din vila lui Tiburs de San Hilar se zăreau doar câteva pete albe prin broderia frunzișului. Se auzea duduitul unui motor, iar Megre știa încă de dimineață că folosea la adusul apei din puț în rezervoarele din casă. Colțul acela, din cauza gunoaielor, era plin de muște. Comisarul trebuia să le alunge tot timpul cu mâna din ce în ce mai prost dispus. Mai întâi zidul. Examinarea se dovedi ușoară. La interior, ca și la exterior, zidul de încintă fusese văruit în primăvară. O ori sub locul unde Emil Galet se cocoțase nu se vedea nicio pată, nicio zgârietură. Tot așa nu se zărea nicio urmă de pași pe o rază de 10 metri. În schimb, în apropierea butoielor și sticlelor, comisarul băgă de seamă că un butoi fusese târât pe o distanță de 2-3 metri, ca să fie pus în picioare la baza zidului, unde se mai găsea și acum. Se urcă pe el și capul său depăși zidul exact la 10 metri și jumătate de locul unde se oprise galet. Și de acolo îl putea vedea pe Moers, care lucra mai departe, fără să se oprească nici măcar ca să șteargă transpirația. Nimic? Clic nancur! dar cred că am găsit un fragment mai bun. Mușchiul de pe zid deasupra butoiului nu era smuls, ci strivit ca de niște brațe care s-ar fi sprijinit pe el. Megre făcu o încercare, se sprijini cu coatele și obținu un rezultat identic puțin mai departe. Cu alte cuvinte, Milgale se urcă pe zid, dar nu coboară spre parc. În schimb, un individ venit din interiorul proprietății se cațără pe acest butoi, dar nu urcă mai sus și nu trece dincolo de zid, cel puțin nu pe acest drum. Dacă plimbăreții nocturni ar fi fost un tânăr și o tânără, lucrul ar fi putut fi aproape lesne de înțeles. Ba chiar unul dintre ei, cel rămas în interior, ar fi avut posibilitatea să ducă butoiul mai aproape de celălalt partener. Dar nu putea fi vorba de o întâlnire de dragoste. Una dintre cele două persoane, mai mult ca sigur, era domnul Galet, care scosese Redingota anume ca să se dedea acestei gimnastici incompatibile cu personalitatea lui. Oare celălalt era Tiburs de San Hilaire? Cei doi bărbați se întâlniseră mai întâi dimineață, apoi după amiază, fără să se ascundă. Era puțin probabil că ar fi hotărât să se întâlnească și a treia oară, în acest fel, în întuneric și la 10 metri. Nici măcar nu s-ar fi putut auzi vorbind cu glas căzut. Doar dacă nu cumva au venit fără să se fi înțeles, mai întâi unul și apoi celălalt. Dar care dintre ei urcase primul pe zid? Și oare se întâlniseră? De la butoi la camera lui Galet, distanța era aproape de șapte metri, adică distanța de la care fusese împușcat. Întorcând capul, Megrel zări pe grădinar care se uita la el fascinat. A, tu ești!" exclamă comisarul. Stăpânul tău e acasă?" El a pescuit. Știi că sunt de la poliție, da? Aș vrea să ies de aici altfel decât să rind peste zid. Vrei să-mi deschizi poarta de fier de la capătul drumului urzicilor?" E simplu." Se limită să răspundă grădinarul îndreptându-se în direcția porții. Ai cheia? Nu, o să vedeți. Când ajunse la poartă, băgăm una fără ezitare în spațiul dintre două pietre. Ei, drăcie! Ce? Nu mai e aici, dar am pus-o cu mâna mea anul trecut, când au fost coși pe aici trei stăjari tăiați. Stăpânul tău știa? Păi cum? Nu-ți amintești să-l fi văzut ieșind pe aici? Nu de anul trecut încoace?" O nouă versiune a faptelor se contura în mod automat în mintea comisarului. Tiburj de Sanhilar, cocoțat pe butoi, trăgând spre galet, luându o apoi pe poarta de fier și sărind în camera victimei. Dar nu prea era verosimil. Presupunând că broasca ruginită nu opusese rezistență, îți trebuiau trei minute ca să străbați drumul dintre cele două puncte. Și în aceste trei minute, Emil Galet, cu jumătate din față distrusă, nu ar fi strigat, nu ar fi căzut, ci s-ar fi mulțumit să scoată cuțitul din buzunar ca să-și înfrunte eventualul agresor. Suna fals. Scârță ea, așa cum probabil scârță se și poarta de fier. Totuși era singura ipoteză ce decurgea în mod logic din indiciile materiale. Oricum, un om a fost în spatele zidului. Lucrul acesta nu mai putea fi pus la îndoială. Dar nimic nu dovedea că acel om fusese senchilar, poate doar povestea cu cheia pierdută și faptul că necunoscutul se afla pe proprietate. Pe de altă parte, mai erau două persoane apropiate de Emil Galet și putând să îi dorească moartea care se afla în acel moment la Sanser și niciun alibi serios nu îndepărta posibilitatea ca acestea să fi pus piciorul pe aleea urzicilor. Era vorba de Henry Galet și de Eleonor. Megres se rivi un bărzăune pe obraz și îl văzu pe Moers ieșind la fereastră. Domnule comisar, ceva nou? Dar flamandul dispăruse deja în cameră. Înainte de a se hotărâ să o colească pe chei, Megre zgâlțâi poarta și, contrar așteptărilor sale, aceasta cedă. Ia te uită, nu era încuiată, spuse cu mirare grădinarul aplecându-se spre broască. Ciudat, nu? Megre vrut să-i ceară să nu-i spună nimic lui Senhilar despre vizita sa, dar, privindul l cu atenție, conchise că era prea prost și evită să complice lucrurile. De ce mai strigat? Îl întrebă puțin mai târziu pe Moers. Acesta a prinses o lumânare și privea în transparență o placă de sticlă, aproape în întregime acoperită de ceva negru. Cunoașteți vreun domn Iacob? Întrebă el, dând capul pe spate cu satisfacție ca să-și contemple opera. Așa și? Și nimic. Una dintre scrisorile arse era semnată domnul Iacob. Atât? Aproape era scrisă pe o foaie cu pătrățele, ruptă dintr-un carnet sau dintr-un registru. Am găsit doar câteva cuvinte pe această calitate de hârtie. Neapărat, cel puțin așa presupun, pentru că lipsesc primele două litere. Luni, Megre aștepta urmarea, încruntat, strângând coada pipei între dinți. Și, cuvântul închisoare sub linia de două ori, și am mai găsit numere, ceea ce ne duce, după părerea mea, la cuvântul numerar. În plus, în altă parte, am dat de numărul 20.000. Nici o adresă? Dar v-am spus, adineauri, clic n Din păcate nu pot să reconstitui ordinea cuvintelor. Scrisul n-a fost scris de mână, ci la mașină. Domnul Tardivon căpătase să obiceiul să-l servească chiar el pe megre și o făcea cu discreție afectată și cu un strop de familiaritate complice. Ați primit o telegramă, domnule comisar?" strigă el înainte de a bate la ușă. Ar fi vrut tare mult să intre în cameră, căci era foarte intrigat de activitatea misterioasă a lui Moers văzând că Megre se pregătea să închidă ușa, îl întrebă pe un ton blajin. Cu ce să vă servesc?" Cu nimic." Răspunse Megre, care rupsese banda telegramei. Fusese trimisă de poliția judiciară din Paris, căruia comisarului ceruse câteva informații. Emil Galet nu a lăsat testament. Moștenirea se compune din casă la San Ferjo, Farjo, evaluată la 100 de mii cu toată mobila și 3500 de franci de puși la bancă. Auror Galet va încasa asigurarea de viață de 300 de mii făcută de soțul ei, în 1925 la compania Abei. Henry Galet și-a reluat munca joi la Banca Sovrinos. Eleonor Bursa lipsește din Paris. E vacanță pe malul Loarei. La naiba! Bombă Megre care privi un moment în gol, apoi se întoarse spre Moers. Te pricep la asigurări? Depinde! răspunse cu modestie tânărul care purta un pins nes atât de strâns încât întreaga sa față părea contractată. În 1925 Gale avea peste 45 de ani și o boală de ficat, cât crezi că a achitat anual ca să obțină o asigurare de viață de 300.000 de franci. Buzele lui Moer se agitară în tăcere, nu dură mai mult de două minute. În jur de 20.000 de franci, răspunse el. Chiar și așa nu, cred că a fost ușor să conving o companie să accepte riscul. Comisarul privi furios la portretul aflat pe cămin, în aceeași poziție ca altădată pe pianul din casa de la San Farjo. 20.000 de mii! Și abia dacă cheltuia 2.000 pe lună! Cu alte cuvinte, aproape jumătate din cât sustrăgea cu greu de la partizanii burbonilor. După portret, se uită la pantalonii negri de pe podea, informi, cu lustru, uzați la genunchi. Și în minte-i veni doamna Gale, cu rochea ei de mătase mov, cu bijuteria ei și cu vocea aceea caustică. Aproape că te-ai fi așteptat să-i spună portretului. O iubeai chiar atât de mult? În sfârșit, dădu din umeri și se întoarse spre zidul care lucea în bătaia soarelui și pe care, cu opt zile înainte, Emil Gale se cocoțase în cămașă cu plastronul scrobit și din vestă. Mai e cenușă, îi spuse el lui Moers cu oarecare ostenal în glas. Încearcă să mai găsești ceva despre acest domn Iacob. Un puști pistruiat se sprijinea cu coatele de fereastră și zâmbea cu gura până la urechi, în timp ce vocea unui bărbat îi se adresa molatic de pe terasă. Emil, de le pace domnilor. Ia uite, încă un Emil. Bămâni megre. Dar măcar ăsta e viu, celălalt. Reuși totuși să se stăpânească când de ajuns ca să iasă fără să se mai uite la fotografie. Capitolul 7. Urechea lui Joseph Moers. Canicula domnea necruțătoare. În fiecare dimineață, ziarele scriau despre distrugerile provocate de furtunile izbucnite în diverse locuri din Franța, dar la Sanser și în împrejurim nu mai căzuse picătură de apă de trei săptămâni. După amiaza, soarele bătea din plin în fosta camera lui Emil Galet și o făcea imposibil de locuit. Totuși, în acea zi de sâmbătă, Moers se mulțumi să tragă în jostorul de pânză nealbită și la mai puțin de o jumătate de oră după masa de prânz, stătea plecat peste plăcile de sticlă și fragmentele de hârtie negrită, lucrând cu o regularitate de metronom. Preț de câteva minute, megre se plimbă în jurul lui, atingând tot ce întâlnea în cale, târându-și picioarele ca un om care ezită. Până la urmă, oftă și spuse, Auzi, bătrâne, nu mai rezist!" Te admir, dar n-ai kilogramele mele. Trebuie să mă răcoresc puțin." Unde să te refugiezi pe o asemenea căldură?" Pe terasă era puțin mai răcoare, dar acolo erau și clienții cu liota lor de copii. În cafenea se întâmpla rare ori să treacă o jumătate de oră, fără să auzi ciocnirea enervantă a bilelor de biliard. Megre ieși în curte, din care jumătate se bucura de umbră și se adresă tinerii chelnărițe care trecea. A un șezlong. Vreți să stați aici?" O să auziți tot zgomotul de la bucătărie. Prefera zgomotul acela plus cotcodăcitul găinilor decât conversațiile clienților. Își trase șezlongul lângă puț, și întinse un ziar pe față ca să fie ferit de muște și repejor se simți cuprins de o somnolență cât se poate de plăcută. Treptat, vacarmul farfurilor spălate la bucătărie devenea ireal și megretor opit scăpă de obsesia mortului. În ce moment exact percepu două detunături ca de armă, nu reușiră însă să-l scoată complet din toropeală, pentru că mintea lui plămădi un vis care să explice acele sunete intempestive. Stătea pe terasa hotelului, tiburs de senhilar, trecea în costum verde de vânătoare, urma de o duzină de câini cu urechi lungi. M-ați întrebat zilele trecute dacă mai e vânat în regiune, spunea el. Ridică arma, trăgea la întâmplare și cădea o mulțime de potârnichi care se mânau cu niște frunze uscate. Domnule comisar, repede! Tresări și văzu o chelnăriță în fața lui. În cameră, focuri de armă! Comisarul se rușină că se simțea atât de greoi. Oamenii alergau deja în hotel, iar Megre nu ajunse nici pe departe. Primul în fosta camera lui Gale, unde îl văzu pe Moers în picioare lângă masă, acoperindu-și fața cu mâinile. Să iasă toată lumea, ordonă el. Chem un medic? Întrebă domnul Tardivon. E sânge, priviți! Da, cheamă, după ce închise ușa, se apropie de tânărul de la identitatea judiciară. Avea remușcări. Ce ai pățit, dragule? Vedea foarte bine că era sânge. Peste tot. Mai ales pe mâinile lui Moers, pe umeri, pe plăcile de sticlă și pe jos. Nimic, grav, domnule comisar. Urechea. Vedeți? Lua un moment mâna de pe loc urechei stângi și sângele țâșni imediat. Moers era foarte palid, totuși încerca să zâmbească și mai ales să-și oprească mișcarea convulsivă a maxilarelor. Storul rămăsese tras în jos, filtrând lumina soarelui, conferind atmosferei o nuanță ce bătea în portocaliu. Nu e periculos, nu? Urechea sângerează foarte mult. Liniștește-te, respiră profund. Flamandului clănțăneau dinții și abia putea să vorbească. N-ar trebui să fiu în stare asta, dar nu sunt obișnuit. Tocmai mă ridicasem de pe scaun ca să iau alte plăci. Își tampona urechea rănită cu batista plină de sânge, sprijinindu-se cu cealaltă mână de masă. Uitați, Eram exact în acest loc. Am auzit o detunătură. Am simțit jur de plasarea de aer provocată de un glonț care a trecut atât de aproape de ochii mei încât am crezut că îmi smulge pinsnezul. M-am tras brusc în spate și în același moment, de fapt, imediat după primul foc de armă, a răsunat încă o detunătură. Mi-am zis că am murit. În capul meu era un vacarm ca și cum creierul ar fi început să-mi clocotească. Zâmbi mai puțin forțat. Vedeți, nu-i nimic, mi-a zburat o bucățică de ureche. Ar fi trebuit să dau fuga la fereastră, dar nu m-am putut mișca. Mi se părea că vor fi trase și alte gloanțe. Înainte nu știam ce înseamnă un glonț. Se văzu nevoie să se așeze. După cele întâmplate, ca un fel de reacție la șocul inițial sau de spaimă retrospectivă, îi se înmuiau picioarele. Nu vă faceți griji pentru mine, căutați-l! Pe fruntea lui se -i viră brusc două picături de transpirație și megre înțelegând că va leșina dădu fuga la ușă. Patroane, ai grijă de el! Doctorul nu e acasă, dar e aici unul dintre clienții mei, infirmiere la spitalul principal. Megredă du la o parte storul și trecu peste pervazul ferestrei, ducând mașinal la gură pipa neumplută. Drumul urzicilor era pustiu, jumătate în umbră, jumătate vibrând de lumină și căldură. La capătul lui, poarta de fier lui Sp 14 era închisă. Pe zidul alb, în fața camerei, comisarul nu remarcă nimic normal. Era inutil să caute urme de pași în iarba uscată, care nu păstra amprentă ca și în locurile unde solul era prea, prea pietros. Se îndreptă spre chei. Acolo erau adunate vreo 20 de persoane care ezitau să înainteze. A fost cineva pe terasă când s-a tras? Câțiva răspunseră, eu. Apoi, încântați, făcură un pas înainte. Ați văzut pe cineva apucând pe acest drum? Nimeni. Cel puțin nu de o oră încoace. Eu nu m-am mișcat. Răspunse un bărbat slab și mic de statură într-un flanel multicolor. Du-te la mama, Charlo." M-aflam aici, domnule comisar. Dacă asasinul ar fi luat-o pe drumul urzicilor, ar fi trebuit obligatoriu să-l văd." Ați auzit împușcăturile? Ca toată lumea am crezut că se vânează pe proprietatea din vecinătate. Am făcut totuși câțiva pași și nu era nimeni pe drum. Nimeni! Nu v-ați uitat firește după trunchiul fiecărui copac." Megre se uită el cu repeziciune ca să fie cu conștiința împăcată, apoi se îndreptă spre intrarea principală a micului castel. Grădinarul ducea pe alee o roabă cu pietriș. Nu e aici? Probabil că i la notar, ora la care fac o partidă de cărți. L-ai văzut plecând? Cum vă văd eu o oră și jumătate de atunci? N-ai întâlnit pe nimeni în parc? Pe nimeni, de ce? Unde te aflai acum zece minute? Pe malul apei unde încărcam pietriș. Megrei îl privi în ochi, omul părea sincer și în plus prea prost ca să mintă convingător. Megrei dă după pace și se apropie de butoiul așezat lângă zidul împrejmuitor, dar nu descoperi niciun indiciu al trecerii asasinului. Examină poarta ruginită cu același rezultat. Nu părea să mai fi fost deschisă de când trecuse el însuși pe acolo în cursul dimineții. Și totuși s-a tras de două ori. La hotel oamenii se așezaseră iar la mese și discutau între ei. Nimic grav, spuse domnul Tardivon, care ieși înaintea comisarului. Am aflat chiar din că doctorul e acasă la notarul Peti. Să trimi pe cineva după el? unde e casa notarului? În piață, lângă hotelul comerțului. A cui e bicicleta de colo? Nu știu, o puteți lua. Vă duceți personal? Megre se urcă pe bicicleta prea mică pentru el și făcu să trosnească arcurile șei. După cinci minute apăsă pe butonul unei sonerii care răsună într-o casă mare, curată și răcoroasă, iar o servitoare în vârstă, încinsă cu un șorț cu pătrățele albastre, se uita la el printr-o ferestruică. Doctorul e aici? Cine îl caută? Dar o fereastră până atunci doar crăpată se deschise larg și un personaj jovial, ținând câteva cărți în mână, se plecă peste pervaz. E nevasta paznicului? Vin imediat. răni, domnule doctor. Vreți să mergeți imediat la hotelul Luara? Se ridicară și celelalte trei persoane așezate la masa pe care luceau pahare de cristal. Megrei îl recunoscu pe Saint Hilar. Da, o crimă. Mergeți repede. A murit cineva? Nu, luați doar ce vă trebuie ca să faceți un pansament. Megre nu-și lua ochii de la Saint Hilar. Constata că proprietarul micului castel era profund burat. O întrebare, domnilor. O clipă. Interveni notarul. De ce n-ați fost poftit înăuntru? Servitoarea care auzise se deschise în sfârșit ușa. Comisarul traversă coridorul și intră în salon unde domnea un miros plăcut de țigară, de foi și de alcool vechi. Ce s-a întâmplat? Întrebă stăpânul casei, care era un bătrân foarte îngrijit, cu părul mătăsos, cu tenul la fel de luminos ca al unui bebeluș. Megre se prefăcu că nu auzise. Aș vrea să știu, domnilor, de cât timp juca cărți. Notarul se uită la ceasul din perete. De o oră întreagă. Niciunul dintre dumneavoastră nu a părăsit încăperea de atunci? Se priviră cu mirare. Sigur că nu, suntem doar patru. <coughs> exact cât trebuie pentru o partidă de brigi. Sunteți absolut siguri? Se închilar era stacojiul la față. cine e victima? Întrebă el cu gura uscată. Un angajat al identității judiciare care lucra în camera unde a stat Emil Gale. Tocmai se ocupa de un anume domn Iacob. Iacob? Repetă notarul. Cunoașteți pe cineva cu acest nume? Zău că nu. Trebuie să fie evreu. Vreau să vă cer un serviciu, domnule de San Aș vrea să faceți imposibilul ca să găsiți cheia de la poarta de fier. La nevoie, am să vă dau inspector să cercetați vila. Migrel văzut pe San golind pe nerăsuflate un pahar de alcool. Vă cer scuze pentru deranj, domnilor. Nu beți un paharel cu noi, domnule comisar. Poate altă dată. Mulțumesc. Urcă iar pe bicicletă, făcu la stânga și ajunse curând în fața unei case destul de dărăpănate. Pe o tăbliță se putea citi cu greutate, pensiunea Germain. Era o casă care emana sărăcie și de o curățenie îndoielnică. Un copil nespălat se târa în prag unde un câine rodea un os găsit pe drum. Domnișoara Bursanghi e aici? Din încăpere se ivi o femeie cu un alt copil în brațe. E plecată cam fiecare după masă, dar cu siguranță că o să o găsiți pe colină lângă vechiul castel, pentru că a luat cu ea o carte și la locul ei preferat. Drumul ăsta duce acolo? Faceți la dreapta după ultima casă. La jumătatea coastei, Megre se văzu nevoit să coboare de pe bicicletă. Era mai nerăbdător decât ar fi vrut și asta poate pentru că, odată în plus, avea impresia că era pe un drum greșit. E sigur că nu se înhilar atras. Totuși... Drumul pe care mergea traversa un fel de grădină publică. La stânga, pe un teren în pantă, o fetiță stătea jos lângă trei capre legate de țăruși. Drumul făcea o curbă bruscă și exact deasupra lui, la 100 de metri, Megreu o văzu pe Eleonor stând pe o bancă cu o carte în mână. O strigă pe fetița care trebuie să fie avut vreo 12 ani. O cunoști pe doamna care stă acolo pe bancă? Da, domnule! Vine deseori să citească aici? Da, domnule! În fiecare zi? Cred că da, domnule! Dar când mă duc la școală nu o văd. La ce ora ai sosit astăzi? De mult, domnule, am plecat imediat după ce am mâncat. Unde locuiești? În casa pe care o vedeți acolo. Era o casă joasă, de fapt o jumătate de fermă situată la o jumătate de kilometru. Doamna era deja aici? Nu, domnule, când a trecut? Nu știu, domnule, dar cred că sunt vreo două ore. Și nu s-a mișcat? Nu, domnule, nu s-a plimbat pe drum? Nu, domnule, are o bicicletă? Nu, domnule. Megre scoase din buzunar o monedă de doi franci și o puse în mâna fetiței care strânse degetele fără să se uite la ea și rămase nemișcată în mijlocul drumului cu ochii la el, în timp ce Megre urca pe bicicletă și se îndrepta spre sat. Se opri la poștă și trimis o telegramă la Paris. Doresc să știu foarte urgent unde era Henry Gales sâmbătă la ora 15. Megre, Sanser. Nu mai lucra bătrâne. Chiar dumneavoastră mi-a spus că e urgent, domnule comisar. De altfel nu mai simt nimic. Curajosul Moers, medicului făcuse un pansament complicat și mare ca și cum ar fi primit câteva gloanțe în cap, iar pinsnezul cu lentile lucitoare arăta foarte ciudat în mijlocul mormanului acela de feșe. Până la șapte seara, Megre nu se o preocupase de el știind că rana nu era gravă și acum îl găsea în același loc ca dimineața, în fața plăcilor de sticlă a lumânării areșoului cu alcool. Nu mai descoper nimic legat de domnul Iacob. Am reconstituit o scrisoare semnată Clement, adresată nu știu cui și în care se vorbește de un cadou ce trebuie oferit unui prinț exilat. Apare de două ori cuvântul obol și odată loialism. Sunt de interes secundar. Pentru că se refereau, evident, la escrocheriile lui Galet. După ce examinase dosarul roz și dăduse telefon câtorva castelan din Beri și Sher, negresele lămurise în privința lui. Într-o perioadă greu de precizat, probabil că la 3-4 ani după căsătorie și la un an-doi după moartea socrului său, Emil Galet luase hotărârea să se folosească de vechile documentele ziarului lui Soleil pe care le moștenise. Tipărit într-un număr mic de exemplare, rezervat aproape în exclusivitate puținilor abonați, ziarul, prin pana lui Prejan, întreținea la câțiva nobili de țară speranța de a vedea un Bourbon urcând din nou pe tronul Franței. Megre răsfoise colecția ziarului și remarcase că o jumătate de pagină era totdeauna consacrată unor liste de subscripție, când în favoarea unei vechi familii aflate într-o situație grea, când pentru fondul de propagandă, când pentru a permite sărbătorirea cu demnitatea unei aniversări. Probabil că în felul acesta îi venise lui Galet ideea să devină excrocul legimiștilor. Avea adresele lor și, după aceste liste, știa chiar în ce măsură îi putea tapa de bani și la ce sentiment trebuia să facă apel pentru fiecare în parte. E același scris ca în celelalte hârtii? Același. Profesorul meu locar dar putea să vă spună mai multe. Scris calm, atent, totuși cu semne de înfrigurare și de descurajare la sfârșitul cuvintelor. Un grafolog ar spune fără ezitare că omul care a scris aceste scrisori era bolnav și știa asta. La naiba, e destul moers. Poți să te odihnești. Megre se uita fix la cele două găuri din storul de pânză făcute de gloanțe. Așează-te un moment în locul unde te aflai mai devreme, comisarul reconstitui cu ușurință traiectoria. Același unghi, conchise el, s-a tras din același loc de pe creasta zidului. Dar ce-i zgomotul ăsta? Ridică storul și l văzu pe alee pe grădinar, care dădea cu grebla prin iarbă și prin urzici. Ce face acolo? Îi strigă megre. Stăpânul mi-a spus să... să cauți cheia? Păi da, și el te-a trimis în locul ăsta. Caută și el în parc, bucătărea și valetul scotocesc prin casă. Megretrasă în jos torul cu un gest brusc și rămas iar doar în tovărășia lui Moers, spuse cu o voce șuierată. Măi să fie! Pum, prințul are bătrâne că el va găsi cheia. Care cheie? N-are importanță, ar fi vrea de explicat. La ce oră ai lăsat storul? Imediat ce am sosit pe la unu și jumătate. Și n-ai auzit gomă de pași pe alee? N-am fost atent, eram foarte absorbit de treaba pe care o făceam și care, deși pare o idioțenie, este foarte delicată. Știu. Apropo, cu ei am vorbit despre domnul Iacob, grădinarul lui Cred. Și Senhilar care era la pescuit, s-a întors la masa de prânz, s-a îmbrăcat și s-a dus să facă o partidă de cărți. Ești sigur că toate celelalte scrisori carbonizate sunt scrise de mâna domnului Clement? Absolut sigur. Prin urmare, nu prezintă interes. Singurul lucru care contează este această scrisoare semnată domnul Iacob, care vorbește de numerar, de ziua de luni și care pare să ceară 20.000 de franci pentru data respectivă, amenințând destinatarul cu închisoarea. Crima a avut loc sâmbătă. Afară, grebla lovea din când în când o piatră. N-au tras nici eleonor și nici senhilar, dar. ei, drăcie! se auzi deodată vocea grădinarului. Megre zâmbi mândru de el și ridică storul. dă mi -o! zise el întinzând în mâna. Zău dacă m-aș fi așteptat să o găsesc aici. dă mi -o! Era o okay, cheie enormă, un model care nu mai putea fi găsit decât la anticari. Ca și broasca, era ruginită și prezenta câteva zgârieturi. Să-i spui stăpânului tău că mi-ai dat o mie. Du-te! Să vedeți! Du-te! Și megre lăsă storul, apoi aruncă cheia pe masă. S-ar putea zice că lăsând deoparte urechea ta. E o zi fericită, nu-i așa moers? Domnul Iacob, cheia, cele două împușcături și restul. Ei bine, o telegramă, anunță domnul Tardivon. Ce îți spuneam, bătrâne? Exclamă comisarul după ce-și aruncă privirea pe ea. În loc să înaintăm, dăm înapoi. Ascultă. La ora trei Henry Gale se afla la mama lui la jo. și încă mai era la ea la ora șase. Și? Și nimic. N-a mai rămas decât domnul Iacob care să tragă asupra ta și până acum... Domnul Iacob e aproape la fel de inconsistent ca un balon de săpun. Capitolul 8 Domnul Iacob Stai un moment, auror. Nu e cazul să te arăți în starea asta. N-am ce face franfoaz, răspuns o voce neliniștită. Vizita asta mă duce cu gândul la cealaltă pe care am primit-o acum opt zile și la acea călătorie. Nu înțelegi? Nu înțeleg cum ai curajul să plângi un astfel de om care te-a dezonorat, care te-a mințit toată viața așa cărui singură faptă bună a fost încheierea unei asigurări. Taci! Nu mai spun că ți a impus o viață trăită aproape în sărăcie, jurând că nu câștiga decât 2000 de franci pe lună. Asigurarea dovedește că de fapt câștiga cel puțin dublu și îți ascundea acest lucru. Cine ar putea să spună că nu câștiga chiar mai mult? După părerea mea, acest om avea două case, o amantă și poate copii. Te rog, Franfoaz! Megre era singur în micul salon al casei din Saint-Fargeau, unde servitoarea al poftise, uitând să închidă ușa. Iar două voști de femei ajungeau la el din sufragerie, a cărei ușă, dând spre același coridor, era și ea întredeschisă. Mobilă și cele mai mici obiecte erau acum la locul lor, iar comisarul nu putea să se uite la masa mare de stejar fără să se gândească la faptul că acolo, cu câteva zile în urmă, pe o pânză neagră se afla un sicriu străjuit de lumânări. Atmosfera era cenușie și cerul înnorat. În timpul nopții zbucnise o furtună, dar se simțea că cerul încă mustea de apă. De ce să tac? Crezi că pe mine nu mă privește? Sunt sora ta!" Jacques mai are puțin și obțin o poziție politică importantă. Ce s-ar întâmpla dacă oamenii ar afla că avea un cumnat ex croc? Și atunci de ce ai venit? 20 de ani ai stat foarte bine fără să... Fără să te văd, pentru că nu voiam să-l văd pe el. Când ai vrut să te măriți, nu ți-am ascuns părerea mea. Nici Jacques, când te cheamă Auror Prejan, când ai un cumnat care conduce una dintre cele mai importante tăbăcării din Vosgi și altul care va fi într-o zi șeful de cabinet al unui ministru, nu-l de bărbat pe unul ca Emil Galet? Ce nume? Comis voiajor! Mă întreb cum a putut tata să-și dea consimțământul. De fapt, între noi fie vorba, cred că ghicesc ce s-a întâmplat. În ultimul timp, tata nu se mai gândea decât la un singur lucru. Să scoată ziarul cu orice preț. Galet avea ceva bani. A fost convins să intre în afacerea cu ziarul. Spune că nu e adevărat. Dar faptul că tu, sora mea, care ai primit aceeași educație ca și mine și semen cu mama, L-ai ales pe acest idiot? Nu te uita așa la mine. Vreau doar să te fac să înțelegi că n-ai de ce să plângi. Ai fost fericită cu el? Hai, hai, spune, sincer. Nu știu, nu mai știu. Mărturisește că aveai ambiții mai mari. Am sperat totdeauna că va încerca ceva, l-împingeam să... Ca și cum ai împins un bolovant și te-ai resemnat, fără măcar să știi că n-ai să rămâi săracă în ziua morții sale." pentru că dacă n-ai fi fost asigurarea, el s-a gândit la asta, zise domnul doamna Galet. Nu mai spune, ascultându-te, am să cred că iubei. Taci, ar putea să ne audă comisarul, trebuie să-l primesc. Cum arată? Te însoțesc pentru că starea în care ești mai bine așa, dar te rog, auror, la aerul ăsta bătut. Comisarul își va închipui că erai complicea lui și că ești tristă, că ți-e teamă. Megre abia a avut timp să facă un pas înapoi. Cele două femei intrau pe ușă și nu arătau chiar așa cum și le imaginase el după conversația surprinsă. Doamna Galet era aproape la fel de distanță, distantă ca la prima lor întrevedere. Iar sora ei, mai tânără cu 2-3 ani, cu părul oxigenat și fața fardată, dădea de impresia că are mai mult nerv și mai multă afectare decât cealaltă. Aveți noutăți, domnule comisar?" întrebă văduva cu un glas sostenit. Luați loc, vă rog, vă prezint pe sora mea care a sosit ieri de la Epinal. Unde soțul e tăbăcar, mi se pare. Proprietar de tăbăcării, îl corectă Franfoaz cu o voce tăioasă. Doamna nu a fost la mormântare, nu-i așa? Iar ziarele au anunțat de trei zile că beneficiați de o asigurare de 300.000 de mii franci. Vorbea Molcom privind la dreapta și la stânga cu o grosolănie aparentă. Venise la Senfarjo fără un motiv precis ca să adulmece din nou atmosfera și să-și reajusteze imaginea mortului. Totuși, ar fi părut bine să-l întâlnească și pe Henry Gale. Aș vrea să vă pun o întrebare, spuse el fără să se întoarcă spre cele două femei. Domnul Galet nu putea să nu știe că, pentru dumneavoastră, căsătoria cu el însemna ruperea relațiilor cu propria familie. Răspunsul îl primi de la Franfoaz. nu e adevărat, domnule comisar. La început l-am primit în mijlocul nostru. Soțul meu l-a sfătuit chiar de câteva ori să-și schimbe situația, sau oferi să-l ajute, Abia când am aflat că va rămâne toată viața o ființă inferioară, e incapabilă de efort, l-am evitat. Ne-ar fi pus într-o situație proastă. Și dumneavoastră, doamnă, l-ați îndemna să-și schimbe profesia?" zise cu blândețe megre, întorcându-se spre doamna Galet. i să făcut reproșuri? Mi se pare că asta face parte din viața particulară. Nu era dreptul meu?" Auzind-o cum vorbea mai adina urme greputuse să-și închipui o femeie pe care durerea o făcuse mai umană și care renunțase la demnitatea ei disprețuitoare, atitudine pe care o pregătea însă neschimbată. Fiul se înțelegea cu tatăl său, sora interveni iar. Henry va reuși ceva în viață, e un prejan, deși fizic seamănă cu tatăl lui și a făcut foarte bine fugind de această atmosferă când vârsta i-a permis să plece de acasă. Și a reluat munca azi dimineață, în ciuda crizei hepatice pe care a avut-o noaptea trecută. Megre privea spre masă și încerca să-l situeze pe Emil Galet undeva în acel salon, dar nu reușea. Poate pentru că cei care locuiau în vilă intrau acolo doar când primeau pe cineva în vizită. Vreți să-mi comunicați ceva, domnule comisar? Nu, vă las, doamnelor, și îmi cer scuze pentru deranj. Totuși, da, o întrebare. Aveți o fotografie a soțului dumneavoastră în Indochina? A trăit acolo înainte de căsătorie, nu? N-am nicio fotografie. Soțul meu nu vorbea aproape niciodată de această perioadă din viața lui. Știți cumva ce studii a făcut? Da, era foarte cultivat. Îmi amintesc că discut adeseori cu tatăl meu despre autori latini. Dar nu știți ce liceu a făcut? Știu doar că era din Nant. Vă mulțumesc și, încă o dată, îmi cer scuze. Își căută pălăria și ieși pe coridor retrăcându-se cu spatele fără să poată defini neliniștea vagă pe care o simțea de fiecare dată când punea piciorul în acea casă. Sper că numele meu nu va ajunge în presă, domnule comisar, spuse Franfoaț pe un ton nu lipsit de impertinență. Poate știți că soțul meu e consilier general, are multă influență în cercurile guvernamentale, iar cum dumneavoastră sunteți funcționar, nu a avut curaj să-i răspundă se mulțumise să o privească drept în față, apoi să salute, oftând. În timp ce traversa grădina din față, în soții de servitoare acea sașie, murmură gânditor. Bietul meu galet! Trecu pe la chei de zorfevră doar ca să-și ia corespondența, dar nu găsi nimic legat de cazul pe care l-a închetat. La plecare se îndreptă pentru orice eventualitate spre magazia armureriei, unde fusese examinate glonțul extras din capul mortului și cele două gloanțe care îl avusese rădrăpțintă pe Moers. Ați terminat expertiza? Da, chiar acum voiam să scriu raportul. Cele trei gloanțe au fost trase cu aceeași armă și asta nu încape nicio îndoială. Un revolver automat de precizie, un model obișnuit, provenind probabil de la Fabrica Națională din Herstal. Megre era posac, de mâna cu armurierul și lua un taxi. Pe strada Clignancur. Ce număr? Mă lași la un capăt al străzi, e indiferent care. Și pe drum se strădui să alunge amintirea gasanta vilei din Senfarjo, să scape de obsesia conversației dintre cele două surori ca să examineze doar datele pozitive ale problemei. Dar, imediat ce punea cap la cap câteva idei, o revedea pe acea framfoaz, al cărei soț era consilier general, avusese ia grijă să-i spună asta și care dăduse fuga la Margherit când aflase că doamna Gale urma să primească 300.000 de, de franci. Și, probabil, la începutul căsniciei îi împuia capul lui Emil Galet că trebuia să facă onoare familiei Prejan, ca și ceilalți gineri, reprezentantul unei firme care vindea articole pentru cadouri, și-a avut curajul să semneze o asigurare de viață, să plătească prima timp de 5 ani. Se minună megretul burat atras și dezgustat totodată de caracterul complex al celui decedat. Oare și iubea soția care probabil că îi reproșase de destule ori și ea condiția lui umilă? Ciudată familie, ciudate vieți. Totuși, pentru o clipă, nu simțise oare mai greu o afecțiune adevărată la doamna Galet? Doar prin ușa întredeschisă. Când apăruse în fața lui, nu mai arătase nimic. Redevenise o mică burgheză dezagreabilă și încrezută, așa cum mi se înfățișase prima dată soră bună cu Franfoaz. Și Henry, care încă de la vârsta primei împărtășanii avea o expresie suspicioasă, o privire serioasă și bănuitoare, iar la 22 de ani nu se căsătorea cu Eleonor de teamă că aceasta să nu piardă renta pe care ar fi putut să o primească de pe urma fostului ei soț. Avusese o criză hepatică, dar se dusese să-și reia lucrul. Început să plouă. Șoferul trase pe dreapta ca să ridice capota. Cele trei groanțe provin din același revolver. De unde se poate trage concluzia că au fost trase de același om? Or, nici Henry, nici Eleonor, nici saint Hilar nu au putut să tragă ultimele două gloanțe. Și nici vreun vagabond. Un vagabond nu ucide de dragul de a ucide. El fură, dar nu furase nimic. Ancheta lui bătea pasul pe loc, se învârtea în jurul figurii terne și melancolice a mortului, Descurajându-l și Megre intră cu un aer moroconos în prima lojă de portar de pe strada Clingnancur. Cunoști un domn pe care îl cheamă Iacob? Cu ce se ocupă? Nu știu. În orice caz primește scrisori pe acest nume. Ploa într-una abundent, dar comisarul îi părea totuși bine pentru că în atmosfera aceea strada foarte populată, cu prăvălimii și case modeste, se armoniza mai bine cu starea lui de spirit. Acele peregrinări din casă în casă ar fi putut fi încredințate unui subaltern oarecare, dar Megre nu voia, nici el nu știa de ce, să amestece un coleg în anchetă. Domnul Iacob nu locuiește aici, vedeți alături unde stau evrei. Între deschisese ușa la o sută de loje sau vârâse capul prin ghișeuri cu geam, chestiona o sută de portari și portărese când o femeie grasă cu părul cânepiu îl privi bănuitoare. Dar ce aveți cu domnul Iacob? Sunteți de la poliție, nu? Da, brigada mobilă. E acasă? Nu la ora asta. Unde l-aș putea găsi? Păi, unde e locul lui? La colțul străzii clingna cu bulevardul roșeșușar. Sper că nu o să-l necăjiți. E un bie bătrân care cu siguranță că n-a făcut în viața lui ceva rău. Oare n-are autorizație? Primește multe scrisori. Portarea sa se încruntă. Cauza asta, spuse ea. Bă, nu i-am eu că ceva necurat. Probabil că știți la fel de bine ca și mine că primea doar o scrisoare la două-trei luni. Recomandată? Nu, no, mai curând un mic pachet decât o scrisoare. Cu bancnote, nu? Da, n-am nicio idee, răspunse ea prompt. Ba da, ba da, a plicurile și va a trecut prin minte că erau bancnote. Și dacă ar fi așa, doar nu-l dau banii afară din casă. Unde-i camera lui? Mansard, vreți să spuneți, sus de tot. Chiar dacă e destul de greu să urce în fiecare zi la el în cameră cu cârjele. Nimeni n-a venit vreodată să întrebe de el. Acum vreo trei ani un domn cu barbișon care părea un preot îmbrăcat civil. I-am răspuns ca și dumneavoastră. Domnul Iacob primea deja scrisori, dar tocmai primise una. Omul cu pricina purta ore din gotă, iar am îmbrăcat tot în negru ca un preot. Domnul Iacob nu primește niciodată vizite. Vine doar fica lui care e camerist într-un hotel de pe strada Lepic și urmează să nască. Ce profesie are? Cum? Nu știți? Și sunteți de la poliție? Dar nu cumva râdeți de mine! Domnul Iacob, cel mai vechi negustor de ziare din cartier, cunoscut ca un matusalem. Megre se opri la colțul format de strada Clingnancur cu bulevardul Roșecușar, în fața barului Oșușan. La capătul terasei se afla un negustor de alune și de migdale prăjite, care iarna probabil că vindea castane. De partea străzii Clingnancur, un bărbat mic de statură stătea pe un taburet, și repeta cu o voce răgușită care se pierdea în zarva intersecției. Intran, liberté, pres, parisoar, intran! Lângă tarabă era așezată o pereche de cârje și dacă într-un picior bătrânul purta un pantof de piele, în celălalt avea un papuc diform. Când îl văzu pe negustorul de ziare, Megre înțelese că domnul Iacob nu era un nume, ci o poreclă, căci bătrânul avea o barbă lungă împărțită în două șuvițe ascuțite și un nas coroiat, așa cum poți vedea pe pipele de lut numite în mod obișnuit Iacob. Comisarul își amintea câteva cuvinte din scrisoarea pe care Moers reușise să o reconstituie. 20.000, numerar, luni. Și brusc întrebă plecându-se spre șchiop. Ai primit ultimul plic?" Domnul Iacob ridică lent capul și clip eh, clipi de câteva ori din ploapele roșiatice. Cine sunteți?" întrebă el, întinzând l intransigent unui cumpărător și căutând mărunții și în farfurioara de lemn. Poliția judiciară. Să stăm frumos de vorba, altfel voi fi forța să te iau cu mine. Treaba e și prost. Și? Ai o mașină de scris? Pătrânul rânji și scuipă un chiștoc de țigară molfăi din care avea în față o întreagă colecție. Nu e cazul să mă luați așa, răspunse el. Știți bine că nu sunt eu vinovatul. Totuși aș fi făcut mai bine să stau în banca mea. Pentru cât câștig, cât? i am dat o 100 de pitași pentru fiecare scrisoare. Asta e treabă serioasă? Treaba asta o să îi ducă pe toți la tribunal. Zău? Chiar erau bannote de o mie? Nu eram sigur. Pe băia am plicurile și făceau un zgomot mătăsos. Am încercat să le privesc în zare, dar hârtia era prea groasă. Ce făceai cu plicurile? Le aduceam aici, nici măcar nu era nevoie să anunț. Pe la cinci eram sigur că vine domnița care îmi cumpăra lintran. Pune suta de pitaci în farfurioară și strecoară pachetul în poșetă. O brunetă mică de statură? Nici vorbă. O blondă înaltă, bătând puțin în roșcat. O tipă bine înțolită, zău așa. Venea de la metrou. Când ți-a cerut prima dată să-i faci acest serviciu? În urmă cu vreo trei ani. Stați puțin. Fata mea tocmai născuse primul copil și-l dusese la o doică, la Villeneuve Saint-Georges. Da, ceva mai puțin de trei ani. Era târziu. Aranjase marfa și tocmai voiam să o iau la spinare. M-a dacă am un domiciliu și dacă nu pot să o ajut. Știți bine, în trai de a face cu tot felul de oameni. Trebuia să primez niște scrisori pe numele meu, să nu le deschizi și să le aduc aici după masă. Dumneata ai fixat prețul de 5 franci? Ia, i-am atras atenția râzând că făcea mai mult la prețul la care a ajuns litru de vin roșu. Dar s-a îndreptat spre negustorul de alune. Un algerian. Niște oameni care muncesc pe temirce. Am spus da. Nu știu unde locuiește. Domnul Iacob Clipi, ar trebui să fi tare și red ca să puneți mâna pe ea chiar dacă sunteți de la poliție. A mai fost unul care a încercat să afle pe la început. Portărea sa mea a spus doar că vând ziar în locul ăsta. Mi l-a descris și mi a zis că era tatăl tinerei doamne. A început să dea târcoale pe aici fără să-mi vorbească în zilele când sosea pachetul. Se ascunde acolo după taraba negustorului de fructe. Apoi o lua pe urmele ei. Ta, da, nu-i reușa. Până la urmă a venit și el și mi-a oferit o mie de franci ca să-i dau adresa persoanei. Nu voia să creadă că nu o cunoșteam mai bine decât el. Se pare că îl făcuse să ia nu știu câte metrouri și autobuze ca apoi să-i piardă, să piardă urma în fața unei clădiri cu două ieșiri. Un om nu prea vesel, am înțeles că nu era tatăl ei. Și am mai încercat norocul de încă două ori. Am crezut de cuvință să-mi informez clienta și am impresia că l-a plimbat rău de tot, pentru că n-a mai dat pe aici. Și știți cu ce m-am ales în plus în loc de mie de franci a individului? Cu un Ludovic. Ba, a trebuit să mai și pretin că n-am mărunta, altfel aș fi primit doar 10 franci. Și femeia a plecat bombăni în ceva urât. N-am înțeles ce. O tipă foarte și rată de o calicenie. Când a sosit ultima scrisoare? În urmă cu vreo trei luni. Ar trebui să vă dați puțin într-o parte ca să vadă clienții ziarele. Cu ce mai pot să vă fiu de folos? Recunoașteți că sunt un tip de treabă și n-am încercat să vă trag pe sfoară. Negre aruncă 20 de franci în farfurioară, schiță un salut vag și se depărtă cu un aer gânditor. Trecând prin fața gurii de metrou, se strâmbă dezgustat cu gândul la Eleonor Bursang, care se îndepărta cu un plic conținând câteva bagnote de 1000, după ce arunca cei 5 franci bătrânului Jacob, apoi schimba de 10 ori metroul și autobuzul, fără grabă, având grijă să treacă și printr-un imobil cu două ieșiri înainte de a se întoarce acasă. Ce legătură puteau să aibă toate acestea cu Emil Galet, care își scotea din gota și se încăpățâna să se cațere pe creasta unui zid înalt de trei metri? Ultima speranță a lui Megre, domnul Iacob, fusese spulberată. Nu exista niciun domn Iacob. În locul lui să fi fost oare un cuplu, Henry Galet și Eleonor Bursan, care descoperiseră secretul lui Galet tatăl și îl șantajau? Eleonor și Henry nu uciseră. Se nu omoruse nici el pe nimeni, în pofida contradicțiilor sale, a porții de fier deschise și a cheii pe care o aruncase chiar el pe drumul urzicilor, cheie care fusese găsită de grădinar la ordinele lui, după ce comisarul îi spusese că va pune mâna pe ea cu orice preț. Totuși, cineva trăsese două gloanțe în direcția lui Moers, iar Emil Gale, despre care cumnata lui spunea că punea într-o situație proastă întreaga familie, fusese asasinat. La Senfarjo, familia se consolă aducându-i învinuiri, subliniind mediocritatea personalității și vieții sale și considerând că, în fond, moartea lui adusese un câștig de 300.000 de, de franci. Harry a începuse chiar în acea dimineață să placeze titluri pentru banca Sovrinos și să-și investească cei 100.000 de, franci economisiți care trebuiau să devină 500.000 de ca să poată trăi liniștit la țară cu Eleonor. În sfârșit, aceasta, la fel de calmă ca atunci când mergea să ia plicul de la negustorul de ziare în schimbul sumei de 5 franci, spiona la sanser toate mișcările lui Megre și venise, foarte senină, cu privirea nevinovată, să-i povestească viața ei. Iar se juca brigi acasă la notar. Doar Emil Gale lipsea. Era bine închis într-un sicriu cu obrazul distrus de glonț, tăiat de medicul legist care avea șapte invitați cu inima perforată și ochii cenușii cărora nimeni nu se gândise să le închidă ploapele. Ultima alee la stânga după monumentul din marmură roz al fostului primar, spunea țârcovnicul care ținea loc și de paznic de cimitir. Iar antreprenorul de pompe funebre de la Corbei se scărpina în cap în fața unei comenzi care specifica o piatră foarte simplă, cu linii sobre, de bun gust, nu prea scumpă, dar distinsă. Megre văzuse multe la viața lui și totuși se străduia să creadă că femeia înaltă cu părul bătând în roșcat nu era neapărat Eleonor Bursang și că dacă ea era clienta domnului Iacob, tot nu exista nicio dovadă că Henry ar fi fost complice. Cel mai simplu ar fi fost să-i arăt bătrânului poza ei. De aceea se duse pe strada Turen, unde era aproape sigur că va găsi o fotografie a tinerei femei în apartamentul ei. Doamna Bursang e plecată, dar domnul Henry e sus, zise portarul. Se lăsa seara. Megre se lovi de pereții scării înguste și intră fără să bată la ușa indicată. Henry Galet a plecat deasupra mesei, lega un pachet destul de voluminos. Tresării apoi reuși să-și recapete stăpânirea de sine când îl recunoscu pe comisar. Totuși, nu putu să spună nimic. Probabil că dinții îl dureau de încleștați ce erau. Schimbarea produsă la el într-o săptămână era de-a dreptul înspăimântătoare. Avea obraji scobiți, Pomeții deveniseră proeminenți, iar tenul, mai ales, era de un plumburiu cumplit la vedere. Se pare că noaptea trecută a avut o criză puternică de ficat, zise Megre cu o ferocitate involuntară. Dă-te la o parte. Pachetul avea forma unei mașini de scris. Comisarul smulse hârtia cenușie, scoase o foaie albă din buzunar, bătu câteva cuvinte la întâmplare și puse hârtia în portofel. Un moment, zgomotul mașinii tulburase liniștea în locuința cu mobile acoperite cu huse și ale cărei geamuri fusese acoperite cu ziare pe perioada vacanței. Henry, cu brațele sprijinite de comodă, se uita în jos cu nervi atât de încordați încât îți era milă să te uiți la el. Dar Megre, greoi, implacabil, își continuă treaba, deschise sertarele, le răscoli. Până la urmă, găsi o fotografie a lui Eleonor apoi gata să plece cu pălăria împinsă pe ceafă și fotografia în mână, se opri un moment în fața tânărului și îl privi din cap până în picioare. N-ai nimic să-mi spui. Harry înghiți în sec și reuși să articuleze în cele din urmă. Nimic. Megrea a avut grijă să ajungă în strada Clingancur, unde domnul Iacob vindea mai departe ziare, abia o oră mai târziu. Voia și altă dovadă? Mai înainte de a ajunge în dreptul bătrânului, zeri fața lungă și decolorată a lui Henry Galet în spatele geamului unei cafenele. O clipă mai târziu, domnul Iacob confirma. Ea e mai mult ca sigur. E terminată. Megre plecă fără să spună nimic și aruncă o privire încruntată spre cafenea. Ar fi putut să intre și să-l provoace lui Henry o nouă criză hepatică doar punându-i mâna pe umăr. Totuși, nu l-au ucis. O jumătate de oră mai târziu intră pe la prefectură fără să salute pe nimeni și găsi pe birou o scrisoare din partea inspectorului de impozite indirecte din Nevers. Capitolul 9. O căsătorie în glumă. Dacă bine voi să treceți discret pe la domiciliul meu, Nevers, Rucreus, număr 17, vă voi oferi despre Emil Galet informații care vă vor interesa în cel mai înalt grad. Negre se afla în casa de pe Rucreus. În fața lui, într-un salon tapizat cu roșu și negru, se afla inspectorul de la impozite, care îi deschisese chiar el ușa cu un aer de conspirator. Am trimis servitoarea la plimbare. Înțelegeți că e mai bine așa. Iar pentru cei care ar fi putut să vă vadă intrând, sunteți vărul meu de la bocher. Oare i arunca o de lui Megre ca să sublinieze fiecare cuvânt? În orice caz, în loc să închidă un ochi, îi închidea pe amândoi, foarte repede, ceea ce părea până la urmă un tic nervos. Asta și dumneavoastră în colonii? Nu? Aș fi crezut că... Păcat, pentru că ați fi înțeles mai bine. Și pleoapele îi se ridicau și se lăsau, în timp ce vocea era din ce în ce mai confidențială, iar expresia feței devenea malițioasă și speriată totodată. Am stat zece ani în Indochina, pe timpul când Saigonul nu avea încă bulevar de mari ca la Paris. Acolo l-am cunoscut pe Galet. Și chestia cu cuțitul mi-a deschis ochii, veți înțelege imediat. Pun prin soare că n-ați găsit nimic. Și nici nu veți găsi nimic, pentru că e o poveste pe care nu mai un locuitor din colonie o poate înțelege. Mai mult, unul care a asistat la chestia aia. Megrel catalogase deja pe inspector, știa că în fața unor astfel de oameni trebuie să fii răbdător, să te ferești, să-l întrerupi și să-l încuvințezi doar dând din cap singurul mijloc de a câștiga timp. Mare chefliu galet al nostru, era un fel de secretar al unui om care a ajuns între timp departe pentru că a devenit senator. Un sportiv împătimit. Păi, nu ziceți că și-a pus în cap să facă o echipă de fotbal. Ne-a regimentea pe toți cu forța. Iar pentru că nu mai exista și altă echipă cu care să jucăm, asta a fost. Dar femeile îl plăceau și, mai mult decât fotbalul. Iar acolo sunt ocazii gârlă. Mare crai, ce feste a putut să le joace! Îmi dați voie! Se îndreptă cu pași ușor spre ușă și o deschise brusc ca să se asigure că nu trăgea nimeni cu urechea. Așa... O, dată a mers prea departe și nu sunt mândru deloc că, deși fără tragere de inimă, am jucat rolul de complice. Un plantator importase două 300 de muncitori din Malaesia. Printre ei erau femei și copii. El a pus ochii pe una mică despre care ar fi zis că-i modelată din chihlimbar. Dar nu mai amintesc cum o chema. În schimb, țin minte că terminam de citit o cărțulie de Stevenson despre ingin... indigenii din Pacific și că-i vorbisem despre ea lui Galet. Era vorba de un alb care, vrând să se culce cu o indigenă recalcitrantă, organizează o căsătorie în glumă. Emil a prins ideea din zbor. Pe vremea aceea, malezienii nu știau încă să citească, mai ales a măruței aduși ca niște animale. Galet s-a dus la tatăl micuței să o ceară în căsătorie și a îmbrăcat viitorii socri cu haine ridicole și a format un între cortegiu care a fost condus într-o maghierniță găsită de noi. Colegul care făcea pe primarul a murit între timp, dar pot fi găsiți alții care au luat parte la farsă, pentru că Galet era un mare farsor, nu neglijase nimic ca efectul comic să fie desăvârșit. Discursurile de făceau să te prăpădești de râs, iar actul de căsătorie înmânat în moțolem în puștoaice era o aiură de la un capăt la altul, niște glumene mai pomenite care își băteau joc de familie de martor și de restul. Inspectorul de la impozite tăcu în moment ca să-și compună o figură mai gravă. Și uite așa, conchise el, Galeta a trăit cu ea ca soț și soție trei-patru luni. Apoi s-a întors în Franța și bineînțeles că și-a părăsit falsa soție. Eram încă tinere, altfel nu ne-am fi distrat atât de tare că-și malezienii nu iartă. Nu-i cunoașteți, domnule comisar. Micuța aștepta mult timp întoarcerea soțului ei. Nu știu ce s-a mai întâmplat cu ea, dar după câțiva ani am întâlnit-o îmbătrânită într-un cartier rău, fama din sa Saigon. Am citit numele lui Galet în ziarul din Nevers. Trebuie să știți că nu l-am mai văzut de 25 de ani. Nici măcar n-am mai auzit de el. Dar lovitura de cuțit? Ghiciți acum? E clar că a fost o răzbunare. Malezie ne ar merge până la celălalt capăt al lumii ca să se răzbune. Și au obiceiul să folosească pumnalul. Se poate presupune că un frate sau chiar un fiu al micuței, mai civilizat, a folosit mai întâi un revolver pentru că e mai practic. Apoi instinctul și-a și spus cuvântul. Megre cu privirea posomorâtă aștepta, ascultând distrat acea sporovoială pe care ar fi fost inutil să o întrerupă. De obicei, când e vorba de un caz penal, există 100 de martori de calibrul inspectorului. De data aceasta se manifestase doar unul singur, pentru că ziarele din Paris nu acordaseră dramei decât câteva rânduri. Ați înțeles, domnule comisar? Na, sfighicii, nu i așa? Am preferat să vă cer să veniți aici, pentru că dacă asasinul ar fi aflat că am vorbit, spunea că Gales juca fotbal, un jucător înrăit și un mare petrecăreț, tovarășul cel mai amuzant pe care putea să existe. Era în stare să istorisească întâmplări comice o seară întreagă, fără să se să răsufli. De ce a plecat din Indochina? Zicea că avea o idee și că nu era făcut să-și ducă traiul corentă mai mică de 100.000 de mii franci. Asta era înainte de război. 100.000 de mii de franci rentă. Vă imaginați? Toți îl luau peste picior, dar el vorbea foarte serios. Vom vedea, vom vedea, răspundea el rânjind. N-a obținut cei 100.000 de mii de franci, nu-i așa? Eu am plecat din Asia din cauza frigurilor, chiar și acum mai fac cât o criză. Vezi ceva, domnule comisar? O să vă servesc chiar eu, pentru că mi-am trimis servitoarea în afara orașului pentru toată după amiaza. Nu. Megre nu avea curajul să bea ceva, nici să suporte mai departe ochiadele naive ale inspectorului, convins că era vorba de o răzbunare mai leiziană. Abia dacă putu să-l mulțumească și să zâmbească. Un zâmbet șters de politețe. Două ore mai târziu cobora din tren în gara 3 Ser, unde devenise deja un obișnuit. Și mergând pe drumul spre hotelul Loara, vorbea singur. Să presupunem că e sâmbătă 25 iunie. Eu sunt Emil Galet. Căldura e sufocantă, mă doare ficatul. Și am în buzunar o scrisoare de la domnul Iacob care amenință să dezvăluie totul poliției dacă nu-i dau luni 20.000 de franci în numerar. De la legii timiști nu se obțin niciodată 20.000 de franci odată. Suma medie pe care o pot scoate de la ei oscilează între 200 și 600. Rare ori o mie. La hotelul luara cer o cameră cu ferestrele spre curte. De ce spre curte? De frică să nu fiu asasinat? De cine? Mergea cu capul în jos, cu pași lenți, făcând mari eforturi să se pună în pielea mortului. Oare știu cine e în realitate domnul Iacob? Mă șantajează de trei ani. De trei ani plătesc. M-am interesat la vânzătorul de ziare din colțul străzii Clignancur, am urmărit o tânără blondă care m-a lăsat ca un prost în fața unui imobil cu două ieșiri. Imposibil să-l bănuiesc pe Henry pentru că nu știu nimic despre relația lui. Și nu am habar că a adunat deja 100.000 de mii de franci și că are nevoie de 500.000 de mii ca să se ducă să trăiască în sudul țării. Așadar, domnul Iacob rămâne o entitate redutabilă, ascunsă în spatele siluetei bătrânului vânzător de ziare. Schiță un gest asemănător cu cel al unui învățător care, cu o mișcare de burete, șterge problema scrisă pe tablă. Ar fi vrut să uită toate datele să reînceapă ancheta de la A la Z. Emil Galet era un mare petrecăreț. Își forța camara azi să formeze o echipă de fotbal. Trecu prin fața hotelului fără să intre și sună la poarta mare a proprietății Senhilar. Aflat în prag, domnul Tardivon, pe care Megrenul salutase, se uita după el dezaprobator. Comisarul se văzu nevoit să aștepte destul de mult în drum. În sfârșit, un valet veni să deschidă și Megrel întrebă fără nicio introducere. De când ești în serviciul domnului de San Un an, dar vreți să vorbiți cu domnul de San Acesta, de la una dintre ferestrele de la parter, îi adresă lui Megre un semn amical. Ați văzut? Până la urmă cheia s-a găsit. Intrați un moment, cum merge ancheta? De cât timp lucrează grădinarul pentru dumneavoastră? Trei, patru ani. Nu intrați? Castelanul era și el frapat de schimbarea produsă la Megre, care avea acum trăsăturile aspre, sprâncenele încruntate și în ochi o expresie neliniștitoare de lehamite și răutate. Cer să ne aduc o sticlă și... Ce s-a întâmplat cu fostul grădinar? E cărciumar la un kilometru de aici, pe drumul spre Sentibo. Un ticălos care a făcut bani la mine și și-a deschis acum afacerea lui. Mulțumesc! Plecați, mă voi întoarce! Urba astfel fără să se gândească și preocupat ajunse la poartă după care se îndreptă spre drumul principal. Avea imediat nevoie de 20.000 de franci. N-a încercat să-și procure această sumă de la victimele lui obișnuite, adică de la castelanii din împrejurimi. L-a vizitat doar pe saint Hilar, de două ori în aceeași zi, apoi s-a urcat pe zid. Se întrerupse singur, exclamând, pe dracu și pe toți dracii, dar de ce a cerut atunci o cameră cu ferestrele spre curte?" Dacă ar fi obținut-o, n-ar fi putut să urce pe zid. Hanul fostului grădinar era situat lângă o ecluză a canalului lateral față de Luara și era plin de marinari de apă dulce. Sunt de la poliție și aș vrea informații în legătură cu crima de la Sanser. Îți amintești să-l fi văzut pe Emil Cale la fostul dumitale patron mai demult? Vă referiți la domnul Clement? Așa îi se zicea. Cred că l-am văzut. Des? N-aș putea să spun să vă zicem că din șase în șase luni. Da, era de ajuns ca patronul să fie prost, dispus vreme de 15 zile. De când datează primele sale vizite? De cel puțin zece ani, poate chiar 15. Vă cu cum păhărel? Mulțumesc. S-au certat uneori? Nu uneori, de fiecare dată chiar. Ba, i-am văzut ciorovăindu-se ca docherii. Totuși nu se închilar a ucis. Îi zicea Megre puțin mai târziu, îndreptându-se spre hotel. Mai întâi n-a putut să tragă cele două glanțe spre Moers pentru că era acasă la notar. Apoi, noaptea crimei, de ce ar fi ocoli pe la poarta de fier? O zări pe Eleonor, nu departe de biserică, dar întoarse capul în altă parte ca să o evite. Nu avea chef să stea de vorbă cu ea mai ales. Apoi auzi pași grăbiți în spatele lui. O văzu ajungând în dreptul său un roche cenușie și cu părul bine pieptănat. Scuzați-mă, domnule comisar. Megre se întoarse și o privi în ochi cu atâta aversiune, încât tânăra femeie simți o clipă că îi se taie respirația. Da? Vroiam doar să știu nimic, nu știu absolut nimic. Și se depărtă fără să salute cu mâinile la spate. Să presupunem că ar fi fost liberă camera cu ferestrele spre curte. Ar mai fi murit? Un puștan care se juca cu mingea nimeni în picioarele lui, iar Megrel lo pe sus și l așeze la un metru de el fără să-l fi privit. Oricum nu avea cei 20.000 de franci, nu avea cum să facă rost de ei până luni, n-ar fi putut să urce pe zid. De pe acel zid ar fi fost imposibil să se tragă asupra lui. Așadar, n-ar fi murit. Șterse sudoarea de pe frunte, deși temperatura era mult mai suportabilă decât în săptămâna dinainte. Avea senzația enervantă că se afla la un pas de țintă și nu era în stare să o atingă. Deținea o mulțime de date. Povestea cu zidul, cele două focuri de armă trase opt zile mai târziu asupra lui Moers, cazul Iacob, vizitele făcute în urmă cu 15 ani lui Senhilar, cheia pierdută și găsită atât de providențial de grădinar, povestea cu camerele, lovitura de cuțit care se desăvârșise, acțiunea glonțului la un interval de câteva secunde și, în sfârșit, fotbalul și farsa căsătoriei. Căci pasiunea sportivă a lui Galet, poveștile hazli și sprovile sale amoroase erau singurele elemente ce trebuiau reținute din relatarea încălcită a inspectorului. Un petrecăreț, un mare crai. Serviscina pe terasă, domnule comisar, îl întrebă domnul Tardivon. Megre ajunsese fără să-și dea seama. E indiferent. Cum merge ancheta? Să zicem că s-a încheiat. Cum? Și asasinul? Dar Megre trecu mai departe dând din umeri, străbătu coridoarele pline de mirosuri de la bucătărie și intră în cameră, unde dosarele rămăseseră îngrămădite pe masă, pe cămin și pe podea. Nimeni nu se atinsese de hainele care închipuiau mortul. Megresea a plecat smulse cuțitul înfipt în podea și începu să-l răsucească în mână, în timp ce se plimba încolo și încoace prin încăpere. Cerul era acoperit de un strat de nord, de un cenușiu uniform care anunțau furtuna, iar zidul din față, alb, devenea acum foarte strălucitor. Comisarul se plimba de la fereastră la ușă și de la ușă la fereastră, aruncând din când în când o privire spre fotografia de pe cămin. Vino puțin," rosti el brusc, ajungând poate pentru a treizecea oară la fereastră. Frunzișul tremură deasupra zidului, acolo unde Megre se fața prost ascunsa lui Senhilar. Castelanul, tentat în prima clipă să se tragă înapoi, întrebă cu o voce neliniștită, încercând să glumească. Trebuie să sar? O colește pe poartă, că e mai ușor. Cheia era pe masă și Megre o aruncă peste zid, apoi își rălo plimbarea prin cameră. Auzi cheia căzând în parc, printre gunoaile adunate în zona aceea. Urma apoi zgomotul unui butoi mișcat din loc și din nou foșnet de frunze și de crengi. Probabil că lui Senhilar îi tremura mâna deoarece cheia lovit de mai multe ori broasca până să se audă scârțâitul balamalelor. Totuși, când proprietarul micului castel ajunse la fereastră, își recapătase siguranța de sine și spuse pe un ton vesel Aveți un ochi de links? Cazul mă pasionează atât de mult încât văz încă vă întoarceți la hotel?" Mi-a trecut prin minte să trag cu ochiul, să aflu tot ce știți și să vă uimesc la viitoarea noastră întrevedere. Vin pe ușă? Sigur că nu, pe fereastră. Se înhilar, sări cu ușurință și remarcă privind în jur. Ciudat! Atmosfera asta în care reconstituiți cele întâmplate, hainele, dumneavoastră ți-a aranjat totul? Greș un plupipa concetinală exagerată, unde sunt meticulos tutunul cu degetul. Aveți un chibrit? O brichetă, nu folosesc niciodată chibrituri. Privirea comisarului se opri asupra celor trei bețișoare verzi cu un capăt ars care se aflau în cămin lângă cenușa scrisorilor. Evident, spuse el fără să se poată ști la ce se referea. Voia să mă întrebați ceva? Încă nu știu. V-am zărit și, pentru că pur și simplu bat pasul pe loc, mi-am zis că un om inteligent ar putea să-mi dea unele sugestii. Se așeză pe un colț de masă și întinse pipa spre bricheta din mâna lui Senhilar. Ia te uită, sunteți stângaci. Eu? Nu, oh, nu, e o întâmplare. Nu știu de ce v-am întins bricheta cu stânga. Sunteți amabil să închideți fereastra? Megrenul scăpă din ochi și remarcă un moment de ezitare în mișcările lui Senhilar, care cu o strădanie vădită răsuci cremona cu mâna dreaptă. Capitolul 10. Colaboratorul. Deschideți fereastra. Păi, m-ați rugat să... Și Tiburs de Senhilar zâmbi vrând parcă să spună. În fine, vă stau la dispoziție. Totuși, nu prea mă pricep să dau explicații. Dar Megre nu zâmbea. Expresia feței sale era dominată de lehamite. Puteai simți-o, din gesturi și din tonul vocii. Se plimba cu pași sacadați și tot sacadat, ridica brusc capul, îl lăsa în jos, lua un obiect de la locul lui și îl așeza în altă parte, fără motiv. Doarece, ancheta vă pasionează, vă iau, colaborator. În consecință, nu voi umbla cu mânu și vă voi trata ca pe unul dintre inspectorii mei. Chemați-l pe patronul hotelului. Senhilar deschise ascultător și strigă. Tardivon! Hei, tardivon! Când își făcu apariția proprietarul hotelului, Megre, așezat pe pervazul ferestrei, se uita fix în podea. Doar o întrebare, domnule Tardivon. Gale, era stângaci? Încercați să vă amintiți. Dar n-am fost niciodată atent, e adevărat că... Un stângaș de mâna cu cineva cu stânga? Bineînțeles. Atunci nu era, pentru că detaliul ăsta sare în ochi, iar clienții au obiceiul să dea mâna cu mine. Duceți-vă și întrebați-le pe chelnerițe. Poate că au observat acesta amănunt. După plecarea lui Tardivon, Senhilar întrebă. Acordați o mare importanță acestei probleme. Dar comisarul, fără să răspundă, ieși pe coridor și strigă după patron. Și cereți legătura cu domnul Padaian, inspector de impozite indirecte la nevers. Cred că are telefon. Se întoarce în cameră fără să se uite la celălalt și se învârti un moment în jurul hainelor întinse pe podea. Acum, la treabă. Ia să vedem. Emil Galet nu era stângaci. Vom vedea imediat dacă acest detaliu ne poate fi de folos. Sau, mai curând, luați acest cuțit. E arma crimei. Nu. Dați-mi-l înapoi pentru că v-a servit iar de mâna stângă. Așa. Acum să presupunem că, atacat fiind, trebuie să mă apăr. Și nu sunt stângaci. Să reținem asta. Bineînțeles, țin mânerul cuțitului cu mâna dreaptă. Veniți aici, am să vă atac. Sunteți mai puternic decât mine. Mă prindeți de mână. Apucați-mă. Așa. Este evident că imobilizați mâna care ține arma. De ajuns. Priviți această fotografie. E fotografia cadavrului făcută de cei de la identitatea judiciară. Și ce vedem? Că Emil Galet avea vânătăi la încheietura mâinii stângi. Cei tardivon, ai deja legătura cu nevers? Nu? Zici că toate chelnerițele le spun că Galet nu era stângaci? Mulțumesc, poți pleca. Ia să vedem, domnule de Saint-Hilaire." Cum explicați asta? Galet nu era stângac și totuși ține arma cu mâna stângă. Iar examinarea locului crimei a dovedit că nu avea nimic în mâna dreaptă. Nu văd decât o soluție. Priviți, vreau să-mi înfig această la mână inimă. Ce fac? Urmăriți-mi și cele mai mici gesturi. A, apuc mânerul cu mâna stângă, pentru că această mână îmi va servi doar la menținerea cuțitului în direcția dorită. Mâna mea dreaptă e mai puternică. De ea mă folosesc ca să apăs pe stânga. Uitați, asta e mișcarea. Apuc încheietura mâinii stângi cu degetele mâinii drepte. Strâng foarte tare pentru că sunt agitat și trebuie să rezist durerii, astfel încât îmi fac singur vânătăi. Aruncă cuțitul pe masă cu un gest dezinvolt. Bineînțeles, ca să admitem această reconstituire a faptelor, ar trebui să admitem și că Emil Galeț s-a sinucis. Și n-a avea brațul destul de lung ca să-l ducă la șapte metri de față, nu? La loc comanda, cum se zice în armată, să căutăm altceva. Senhilar avea pe buze același zâmbet abia schițat, dar pupilele sale, mai mari ca de obicei, deveneau de o mobilitate anormală ca să-l poată urmări tot timpul pe megre care se mișca într-una de colo-colo, schița zeci de gesturi inutile pentru unul singur util, lua dosarul roz, îl deschidea, îl închidea, îl așeza sub un dosar verde, apoi brusc schimba locul uneia dintre pantofii mortului. Veniți cu mine!" Da, pe geam, am ajuns pe drumul urzicilor. Să ne închipuim că este sâmbătă seara, că noapte și că se auz gomotele bâlciului. Poate că pe cer se răsfrâng luminile călușeilor. Emil Galet, care și-a scos redingota, s-a urcat pe culmea acestui zid. Ceea ce nu e deloc ușor pentru un om de vârsta lui, chinuit de boală. Urmați-mă! Îl duse până la poarta de fier pe care o deschise și o închise. Dați-mi cheia! Așa! Această poartă de fier era încuiată. Și cheia se afla ca de obicei în scobitura dintre aceste două pietre. Am aflat asta chiar de la grădinar. Intrăm pe proprietatea dumneavoastră. Nu uităm că e întuneric. Subliniez faptul că acum doar căutăm sensul unor indicii contradictorii. Pe aici vă rog să ne imaginăm că în parc se află o persoană îngrijorată de faptele lui Emil Galet. Probabil că sunt mai multe. Galet e un ex-croc. Dumnezeu știe ce mai are pe conștiință. Așadar, în această parte a zidului stă un om ca noi doi care a remarcat că în timpul serii Galet era nervos și poate știe că situația lui e disperată. Omul nostru îl vom numi X, ca în algebră. Se plimbă pe lângă zid și vede deodată silueta lui Emil Galet, alias domnul Clement, ridicându-se pe creasta acestuia fără redingotă. De la filă se poate zări această parte a zidului? Nu, nu înțeleg unde. Vreau să ajung? Nicăieri. Continuăm ancheta, chiar dacă la nevoie schimbăm de 100 de ori ipoteza. Uitați, o și schimb. X nu se plimbă. A zărit niște butoaie goale și în loc să se urce pe zid ca să vadă ce se petrece de cealaltă parte. A atârât un butoi care îi folosește drept piedestal. Exact atunci se profilează pe cer silueta lui Emil Galet. Cei doi bărbați nu vorbesc, pentru că dacă ar fi avut ceva de spus, s-ar fi apropiat. Ca să te poți auzi la o distanță de 10 metri, trebuie să vorbești tare. Dar niște oameni care se întâlnesc în împrejurări atât de anormale, unul cocoțat pe un butoi și altul stând în echilibru pe un zid, nu vor să atragă atenția. De altfel, X e în umbră. Emil Galet nu-l vede, coboară de pe zid, se întoarce la el în cameră și... Aici lucrurile devin mai dificile, doar dacă nu presupunem că X a tras. Ce vreți să spuneți? Megre care se urcase pe butoi, cobor greoi. Dați-mi un foc. Bun, tot cu stânga. Acum, fără să ne intereseze cine a tras vă, urma drumul străbătut de X. Veniți!" Omul ia cheia de la locul ei. Descuie poarta de fier. Totuși, mai înainte s-a dus undeva să ia mânuși de cauciuc. Va trebui să vă întrebați bucătărea sa dacă îi se întâmpla să poarte când curăță legumele și dacă nu, cumva i-au dispărut. E cochetă?" Dar nu vă ce legătură are." În depărtare s-a auzit bubuitul înăbușit al tunetului, dar nu căzu nicio o picătură de apă. Să trecem peste asta. Poarta e acum deschisă. X se apropie de fereastră și zărește cadavrul. Că ce milgalet e mort. Lovitura de cuțit a urmat imediat după împușcătură, așa spun medicii, ca dovadă urmele de sânge. Or, am văzut adinaur că această lovitură de cuțit pare să fi fost dată chiar de victimă. Încă mine ce nu caldă, încă unor hârtii arse. Și tot aici găsim chibriturile lui Galet. Totuși scotocește valiza, probabil și portofelul pe care îl pune cu grijă la loc în buzunar, pleacă, uită să încuie poarta de fier și să pună cheia la locul ei. Dar cheia a fost găsită în iarbă. Megre, care nu se mai uitase la interlocutorul său, îi observă fața descompusă. Veniți, mai e ceva? Cred că n-am mai văzut niciodată o poveste atât de complicată și de simplă în același timp. Știm, nu-i așa că cel care își zice aici domnul Clement era un ex-croc. Dar vedem acum că a distrus el însuși toate urmele scrocheriilor sale ca și cum s-ar fi așteptat la un eveniment important, chiar esențial. Pe aici. Iată curtea hotelului, iar aici, la stânga, camera pe care Emil Galeta cerut-o după amiază și n-a primit-o, pentru că nu era liberă." Ori după amiază, situația lui era aceeași ca și seara. Avea nevoie cu orice preț de 20.000 de franci pentru luni dimineață, altfel cei care îl șantajau l-ar fi dat pe mâna poliției." Să presupunem că ar fi obținut această cameră. Nu mai putea să traverseze drumul urzicilor și să se cațele pe zid. Prin urmare, nu avea neapărat nevoie să se urce pe acel zid." Sau dacă preferați lucrul ăsta, putea fi înlocuit cu altceva, altceva ce putea fi găsit în curte. Ce vedem în această curte? Un puț. O să-mi spuneți poate că voia să se arunce în el. Dar eu vă voi răspunde că putea la fel de bine ieși din camera pe care o ocupa, să străbată coridorul și să vină să se înnece fără probleme. Nu, avea nevoie de combinația puț cameră ce domnule Tardivon? Aveți legătura cu Nevers. Inspectorul? Chiar el. Veniți, domnule de Senhilar. Dacă vreți să mă ajutați, se cuvine să asistați la toate fazele anchetei. Luați al doilea receptor. Alo, aici comisarul Megre. Fiți liniștit. Vreau doar să vă pun o întrebare care nu mi-a venit în minte mai devreme. Prietenul nou, dumneavoastră Galet, era stângaci? Ce spuneți? Stângaci de mâini și de picioare. La fotbal șuta cu exteriorul piciorului stâng. Sunteți sigur, nu? A, nu, asta e tot. Mulțumesc. Încă ceva. Știa latina? De ce râdeți? Tufă de Veneția. Chiar așa. Da, e ciudat. Auziți? Ați văzut fotografia mortului? Nu, evident că nu mai arată ca la Saigon. Singura fotografie pe care o am a fost făcută pe când era la regim. Dar poate că într-una din zilele astea o să vă prezint pe cineva care îi seamănă. Mulțumesc. Da." Megre închise, râse fără noimă și oftă. Vedeți cum poate omul să se ambaleze aiurea? Tot ce am spus până acum e valabil cu o singură condiție." Ca Emil Gale să nu fie stângaci. Pentru că dacă e stângaci, atunci a putut să folosească cuțitul împotriva agresorului. Așa se întâmplă când ai încredere în ce spun un patron de hotel și chelnărițele lui. Domnul Tardivon, care auzise, luă un aer ofuscat. Cina e servită. Imediat mai întâi să terminăm. N-aș vrea să abuzez de răbdarea domnului de Senghilar. Haideți, vă rog, să ne întoarcem în camera crimei, cum se spune și acolo, brusc. L-ați văzut pe Emil Galet în viață, ceea ce am să vă spun poate că o să vă facă să râdeți. Da, puteți aprinde lampa. Din cauza cerului norat se face întuneric o oră mai devreme. Ei bine, eu, care nu l-am văzut, de când a avut loc crima mă străduiesc tot timpul să mi-l imaginez viu. Pentru asta m-am dus să simt atmosfera în care trăia. I-am întâlnit pe apropiații lui. Priviți această fotografie. Un prins că veți spune ca mine. Un oh, râd mai ales când veți afla că medicul nu îi mai dădea nici trei ani de trăit. Un fica distrus și o inimă obosită care aștepta un pretext ca să se oprească. Am vrut să-l văd trăim pe individ nu doar în spațiu, ci și în timp. N-am putut să-l surprind, din păcate, decât în momentul căsătoriei, pentru că în legătură cu tot ce a fost înainte s-a arătat extrem de discret chiar și față de soția lui. Știe despre el doar că s-a născut la Nant și că a trăit câțiva ani în Indochina. Dar nu are nicio fotografie de acolo nimic care să amintească de acele vremuri. Chiar el nu vorbea despre asta niciodată. Era un măr, un comis voiajor care avea vreo 30.000 de, de franci. La 30 de ani era deja un tip mediocru, stângaci, melancolic. A întâlnit-o pe auror prejan și și-a pus în minte soia de nevastă. Familia prejan avea însă pretenții. Tatăl fără bani nu găsea resursele financiare necesare susținerii ziarului său. Da, fusese secretarul particular al unui pretendent la tron. Corresponda cu prinții și cu ducii. Fica sa mai mică era căsătorită cu un proprietar de tăbăcării. În acest context, Galet făcea o figură jalnică și a fost acceptat doar pentru că a fost de acord să-și placeze capitalul în afacerea cu ziarul. Dar era suportat cu greu. Un genere care vinde articole argintate pentru cadouri mizere însemna o decădere pentru familia Prejan. Au încercat să-i însufle mai mult ambiție. s au opus. Nu se simțea făcut pentru o carieră prestigioasă. Ficatul lui era deja afectat în acea perioadă. Visa la o viață liniștită la țară cu soția, față de care avea o mare trandrețe, dar și ea încerca să-l împingă de la spate. Surorile se purtau față de ea cum de porți cu o rudă săracă și îi reproșau căsătoria pe care o făcuse. Apoi, Prejan a murit. Lusolei ei dispare. Emil Galet își vindea mai departe de sale bibelouri pentru cadouri în ținutul normand, după care se consolă pescuind cu undița, inventând instrumente perfecționate și demontând ceasuri. Fiul său i-a moștenit fizicul și boala de ficat, dar avea ambiția unui prejan. Astfel încât, într-o bună zi, Emil Gales a hotărât să încerce ceva. Avea dosarele de la ziar și a constatat că o grămadă de oameni dădeau sume de bani mai mult sau mai puțin importante imediat cele pomenite de cauză legitimistă. A încercat. N-a spus nimic nimănui. Probabil că l-a început a activitatea de comis voiajor cu escrocheriile sale încă timide. Escrocheria era însă mai profitabilă. În scurt timp, a fost în stare să cumpere un teren la Senfarjo și să-și construiască acolo o vilă. A abordat noua viață cu simțul ordinei și punctualitatea care îi erau caracteristice. Fiind uitare teamă de familie, a continuat pentru ea să reprezinte în Normandia firma Neil. Nu a făcut avere. Legitimiștii nu se găsesc chiar pe toate drumurile, iar unii sunt strânși la pungă. Oricum se bucura de o mică prosperitate cu care Galeț ar fi mulțumit dacă nu i s-ar fi reproșat chiar în propria casă. Căi lipsi de năzuințe mari, își iubea soția în pofida tuturor defectelor. Poate că își iubea și fiul. Anii au trecut. Boala de ficat s-a agravat. Galet avea crize care îl făceau să prevadă o moarte prematură. Atunci a încheiat o asigurare de viață pe o sumă destul de mare care să permită familiei sale să ducă aceeași viață și după moartea lui. A devenit mai activ. Domnul Clemen și-a desit vizitele la conacurile din provincie, insistând pe lângă văduvele și gentilomii vechiului regim. Mă urmăriți? Acum trei ani a primit o scrisoare de la un anume domn Iacob. Acest domn Iacob cunoștea natura ocupațiilor sale și a cerut bani. Din două în două luni, permanent, ca să păstreze tăcerea. Ce putea să facă Galet? Era rușinea familiei Prejan, ruda, săracă. Îi trimiteau doar o felicitare de anul nou, dar cum nații care ajunseseră departe preferau să nu-l întâlnească. Sâmbăta 25 iunie, Galet era aici, având în buzunar ultima scrisoare a domnului Iacob, care cerea 20.000 de franci până luni. Am străbătut mai devreme drumul de la gara la hotel încercând să mă pun în locul lui. E clar că nu obții 20.000 de franci într-o zi, bătând chiar și sub pretextele cele mai ingenioase la ușa legitimiștilor. De altfel, nici n-a încercat. V-a vizitat de două ori. După a doua întrevedere, a cerut o cameră cu ferestrele spre curte. A tras speranța să vă smulgă cei 20.000 de franci? Cert este că seara și-a pierdut orice speranță. Atunci, spuneți-mi ce voia să fac în camera pe care nu a obținut-o și vom ști de ce s-a urcat pe zid. Megre nu ridică ochii spre interlocutorul său, ale cărui buze trămura ușor. Ingenios, da, mai ales în ceea ce mă privește, nu văd. Ce vârstă avea când va murit tatăl? 12 ani. Mama mai trăia? A murit la puțin timp după nașterea mea, dar aș fi curios să știu ce. A sos crescut de rude? Nu aveam nicio rudă, sunt ultimul senhilar. Când tatăl meu a murit, abia dacă mai avea bani să-mi plătească studiile la colegiul din Burj până la 19 ani fără o moștenire nesperată de la un văr care, de care toată lumea uitase și care mi se pare trei ani indochina. Da, pe acolo era un văr mai îndepărtat, care nici măcar nu purta numele nostru, un duranti de la roș. La ce vârstă ați primit moștenirea? La 28 de ani. Și de la 18 la 28 de ani? Am tras mâța de coadă. Da, nu mi-e rușine pentru asta, din potrivă. E târziu, domnule comisar, cred că ar fi mai bine să... Un moment, încă nu v-am arătat ce se poate face cu un pus și o cameră. Aveți un revolver? N-are importanță, că l-am palmeu. meu. Trebuie să găsim o sfoară pe undeva. Așa, urmăriți mi mișcările. Leg această sfoară de mânerul armei. Să spunem că măsoară 6-7 metri sau mai mult, Da, n-are importanță. Aduceți-mi o piatră mare de pe drum. Încă o dată, Senhilar se grăbi să facă ceea ce-i ceruse Megre aducând piatra. Cu mâna stângă, remarcă Megre. Să trecem peste asta. Așadar, la celălalt capăt al sforilor, bine, această piatră putem face demonstrația chiar aici, presupunând că pervazul ferestrei e marginea puțului. Lasă să coboare piatra de cealaltă parte, adică în puț. Am revolverul în mână. Trag în oricine. În mine, de exemplu. Apoi dau drumul. Ce se întâmplă? Piatra care a târnat deasupra apei cade în fundul puțului, trăgând după ea sfoara și revolverul legat la celălalt capăt. Vine poliția. Găsește un cadavru. Dar nici urmă de armă. Ce concluzie trage? Ca a avut loc o crimă. Foarte bine. Și Megrea nu mai a avut nevoie de bricheta interlocutorului sau a zându și pipa cu chibriturile scoase din buzunar. În timp ce aduna de pe jos hainele lui Galet, ca un om ușurat că sfârșise o treabă care durase destul de mult, rostic o voce cât se poate de naturală. Acum, duceți-vă și aduceți-mi revolverul. Da, nu, nu i-ați dat drumul, îl aveți în mână. Vreau să-mi aduceți revolverul care l-a ucis pe Emil Galet. Repejor! și agăță pantalonii și vesta în cuierul din perete alături de redingota uzată la coate. Capitolul 11. O afacere comercială. Deoarece Megrei întorsese spatele, Senhilar nu-și mai forță expresia feței, pe care se putea vedea acum un amestec ciudat de teamă, de ură și totuși de oarecare siguranță. Ce așteptați? Până la urmă ieși pe fereastră, se îndreptă spre partea de fier de pe drumul urzicilor și dispăru în parc, dar atât de lent încât Megre, puțin cam îngrijorat, trase cu urechea. Era ora la care, spre chei, zăreai haloul luminos al terasei și când cuțitele și furculițele zângăneau, a încompaniate în surdină de murmurul vocilor clienților. Câteva crengi de mișcare brusc de cealaltă parte a zidului. Întunericul era atât de atânc, încât megre abia dacă ghicea silueta lui Senhilar sus pe zid. Urmă un trosnet de crengi, apoi o rugăminte cu glas căzut. Vreți să-l prindeți?" Comisarul de din numeri și nu se mișcă, astfel încât interlocutorul său se văzu nevoi să se întoarcă pe același drum. Intră în cameră și așeza arma pe masă. Era calm, își îndreptase spatele. Atinse brațul lui Megre cu un gest aproape de care avea totuși un dram de stângăcie. Ce ați zice de 200 de mii? Apoi tu și. Voi se să se arate mare, senior, foarte în largul lui, dar în același timp simțea acum roșește și îi se pune un nod în gât. Hmm, poate trei. Vai! Când Megre se uită la el fără emoție, fără mânie, doar cu un strop de ironie în ochi, își pierdu curajul, se dădu apoi și se uită în jur, vrând parcă să se agațe de ceva. Transformarea se produse repede. Reuși să schițeze un zâmbet vulgar, dar fața îi rămânea purpurie, iar pupilele îi luceau de îngrijorare. Ratase rolul de mare senior. Acum încerca altul mai cinic, mai banal. Păcat pentru dumneavoastră. De altfel am fost tare naiv. Ce puteți să faceți? Există prescripție. Totul suna la fel de fals și, prin contrast, Megre nu dăduse poate niciodată o asemenea impresie de forță, calmă, încrezătoare. Părea uriaș. Când trecea pe sub becul electric, îl atingea ușor cu capul, iar umerii săi erau destul de largi ca să umple dreptunghiul ferestrei, asemenea seniorilor din evul mediu, cu mâneci bufante, atingând rama vechilor tablouri. Continua să facă ordine în cameră cu încetinitorul. Pentru că știți că n-am ucis, nu-i așa? zise în înfierbântat. Scoase Batista din buzunar și își terse zgomotos nasul. Stai jos, îi zise Megre. Prefer să stau în picioare. Stai jos. Se supuse ca un copil fricos în momentul în care comisarul se întorcea spre el. Își ferea privirea și avea fața unui om care se simte inferior rolului său și încearcă să se redreseze. Presupun, mormăi Megre, că nu e necesar să-l aduc aici pe inspectorul de impozite de la Nevers ca să-l recunoască pe vechiul său tovarăș Emil Galet. O, aș fi descoperit adevărul și fără el, doar că ar fi dura mai mult. De prea mult timp simțeam că ceva scârție în povestea asta. Nu încerca să înțelegi. Când toate indiciile materiale nu fac decât să încălcească lucrurile în loc să le simplifice, înseamnă că sunt false. Și totul, fără nicio excepție, era fals în povestea asta. Totul scârțâia, împușcătura și lovitura de cuțit, camera cu ferestre spre curte și zidul, vânătaia de la mâna stângă și cheia pierdută. Ba, chiar și cei trei posibil vinovați, dar mai ales Galet, care sună fals și mor și viu. Dacă inspectorul n-ar fi vorbit, eram hotărât să pătrun și mai adânc în trecutul celui decedat. Aș fi ajuns până la liceu unde aș fi aflat adevărul. Apropo, probabil că n-ai stat prea mult la liceul din Nant. Doi ani, apoi am fost dat afară. Păi da, jucai fotbal și probabil că te țineai după fete. Simți cum scârție. Uită-te la fotografie asta. Hai, uită-te. La vârsta la care sărai gardul liceului ca să-ți întâlnești iubitele, a amărât ăsta se chinuia cu ficatul. Mi-ar fi trebuit timp ca să adun dovezi, da, cunoșteam esențialul. Omul meu care avea neapărat nevoie ei, media de 20.000 de franci, se afla la Sanser doar ca să ți ceară. Și l-ai primit de două ori, iar seara îl urmărei pe deasupra zidului. Bă, nu e că se va sinucide, nu e așa? Poate că ți-a și spus asta. Nu, doar mi s-a părut agitat. După amiază vorbea cu o voce sacadată care m-a impresionat. Nu i-ai dat cei 20.000 de de franci? Nu puteam face altfel pentru că ar fi ținut-o tot așa. Până la urmă ar fi trebuit să-i dau din banii mei. De moștenirea lui a aflat la Saigon de la notarul tău? M da, la patronul meu a venit un client ciudat. Un maniac bătrân care trăia în pădure de mai bine de 20 de ani și care nu vedea un alb nici la trei ani odată. Era măcinat de friguri și de abuzul de opiu. Am asistat la discuția dintre ei. Curând o să crăp," a zis el textual. Și habar n-am dacă mai există cineva din familia mea. Poate că mai trăiește vreun senhilar, dar nu cred, pentru că atunci când am plecat din Franța, ultimul era atât de păduchios încât probabil că a murit de tuberculoză. Dacă are un urmaș și reușit să dați de el, va fi moștenitorul meu." Chiar dumneata avei deja în minte ideea să te îmbogățești dintr-o dată?" spuse gânditor. Și în bărbatul de 50 de ani din fața lui, care transpira stingerit, i se părea că l și vede pe chihfliul fără scrupule care organiza o ceremonie grotească pentru a pune mâna pe o tânără indigenă. Spune mai departe. Trebuia să mă întorc în Franța din cauza femeilor, că am abuzasem acolo. Aveam împotriva mea sos, frați, stați. Mi-a venit ideea să caut un senhilar și n-a fost deloc ușor. Am găsit urma lui Tiburs la liceul din Burj. Cei de acolo mi-au spus că nu știau ce se mai întâmplase cu el. Am aflat că era un tânăr tăcut închis în el care n-a avut se niciun prieten în școală. Te cred, zise Megre rânjind. Nu avea nicio pară în buzunar, doar o pensie plătită până la sfârșitul studiilor. În acel moment intenția mea era să împar moștenirea printr-un mijloc oarecare pe care nu-l știam încă. Da, mi-am dat seama că era mai greu să împarți decât să iei totul. Mi-au trebuit trei luni ca să-l găsesc la lui Havre, unde încerca să se angajeze steward sau interpret la bordul unui pachebot. Mai avea 10-12 franci. I-am dat săbea și l-am tras de limbă. A fost greu că răspundea monosilabic. Fusese preceptor la un castel, corector la o tipografie din Ruan, comisionar de librărie, purta deja o redingotă ridicolă și un barbișon ciudat, rar, brun, roșcat. Am jucat totul pe o carte. I-am spus că voiam să fac avere în America și că acolo nimic nu ajută mai mult un bărbat, mai ales când e vorba de femei ca un titlu de noblețe. I-am propus să-i cumpăr numele. Aveam ceva bani pentru că tata care era negustor de cai la nant îmi o mică moștenire. Am plătit cu 30.000 de, de franci dreptul de a mă numi Tiburs de Saint Hilar. Megre se uită scurt la fotografie, și privi interlocutorul din cap până în picioare, apoi se uită fix în ochii lui, în așa fel încât interlocutorul său își relă povestirea cu o grabă exagerată. Oare un financiar nu face același lucru când cumpără titluri în valoare de 200 de franci pe care știe că poate să le revândă de cinci ori mai scump după o lună de zile? Moștenirea a venit după patru ani. Bătrânul nebun care trăia în junglă numai nu voia să moară. În schimb, eu rămas fără bani, muram de foame. Aveam cam aceeași vârstă. A fost de ajuns să ne schimbăm actele. Trebuia să nu pună piciorul în nant unde ar fi putut întâlni pe cineva care mă cunoștea. Eu însă aproape că nu aveam nevoie să iau nicio măsură de precauție. Adevăratul Tiburz nu a avusese niciodată prieteni. Iar pe unde lucrase de cele mai multe ori nu-și deduse numele adevărat pentru că i-ar fi făcut mai mult rău decât bine. Un comisionar de librărie poate să se numească tiburz de senhilar? În sfârșit, am citit în ziare un mic anunț care făcea publică moștenirea și îi ruga pe cei îndreptățiți dacă existau să se manifeste. Credeți că nu eram îndreptățit să câștig suma de 1.200.000 de franci lăsate de bătrânii din junglă? Devenea mai îndrăzneț, încurajat de tăcerea lui Megre și mai că i-ar fi aruncat o privire cu înțeles. Pirește, Galet, care între timp se căsătorise și nu trăia pe roze. A dat fuga la mine, mi-a făcut reproșuri și era atât de încruntat încât am crezut un moment că o să mă omoare. Ea a dat 10.000 de franci și până la urmă i-a luat. Dar s-a întors peste șase luni. Pe urmă, iar. M-a amenințat că va spune adevărul. Încercam să iară că va fi găsit vinovat în aceeași măsură ca și mine. Chiar el avea o familie. O familie de care părea să-i fie frică. Treptat a coborât tonul. Bătrânea foarte repede, îmi stârnea cure din și cu barbișonul lui, galben la față și cu ochii încercănați. Începea să aibă o atitudine de cerșetor. Îmi cerea de fiecare dată 50.000 de franci, o dată pentru totdeauna jura el. Apoi pleca cu una sau două bannote de 1.000. d faceți totalul acestor sume timp de 18 ani. Vă repet că dacă n-aș fi fost ferm, aș fi ajuns să dau din banii mei. Eu munceam, făceam plasamente. Am plantat vie pe toate pământurile situate în monte de proprietate iar el în acest timp pretindea că ar călători pentru o societate comercială, însă în realitate tapa lumea de bani. Începuse să-i placă. Sub numele de domnul Clement, după cum știți, se ducea la unul și la altul. Ia spuneți, ce-ar fi trebuit să fac? Vocea lui devenea mai puternică. Se ridică brusc. În sâmbăta respectivă voi pe loc 20.000 de franci. Chiar dacă aș fi vrut să-i dau, tot n-aș fi putut, fiindcă banca era închisă. Și apoi încă o dată plătisem destul, nu? I-am spus asta, l-am făcut degenerat. A venit iar după amiază cu o atitudine atât de umilă încât m-a scârbit, pentru că un om nu are dreptul să se înjosească în așa un hal. Nu îți pui viața în joc, că știi sau pierzi, dar îți păstrezi cât de mândria. I-ai spus și asta? Îl întreb se mai o voce uimitor de blândă. De ce nu? Speram să-l impulsionez puțin. I-am propus 500 de franci. Cu coatele sprijinite de cămin, comisarul să spre el fotografia mortului. 500 de franci, repetă el. Am să vă arăt carnetul unde notez cheltuielile și veți avea dovadă că până la urmă mi-a stors mai mult de 200.000 de, franci. Seara mă aflam în parc, cam neliniștit. Eu eram nervos, nu știu de ce. Am auzit un zgomot dincolo de zid. Apoi l-am văzut aranjând ceva în copac. La început am crezut că punea ceva la cale împotriva mea, dar a dispărut așa cum a venit. M-am urcat pe un butoi, se întorsese în cameră și stătea în picioare lângă masă cu fața spre mine. Nu putea să mă vadă. Dar nu înțelegeam. Jur că în acel moment m-a cuprins teama. Împușcătura a răsunat la 10 metri de loc unde mă aflam și galet nu s-a mișcat. Doar obrazul dreptei devenise roșu. Curgea sânge. Stătea în picioare cu ochii țintă în același punct ca și cum ar fi așteptat ceva. Negrelo revolverul de pe cămin. De el încă mai era legat o coardă de chitară din fire de metal împletite, asemenea celor folosite la pescuitul știucii. Sub era fixată solid o cutiuță din tablă legată de trăgaci cu un fir de metal rigid. Megre deschise cutia cu unghia și descoperi un mecanism identic cu cel ce se găsește în mod obișnuit în comerț și care îți permite să te fotografiezi singur. Era de ajuns să întorci un arc care se destindea singur după câteva secunde, dar în cazul de față mișcarea era triplă și trebuia să provoace așadar trei împușcături. Probabil că arcul s-a blocat după primul glonț, zise el cu o voce lentă puțin înăbușită. Ultimele cuvinte ale interlocutorului său încă îi mai răsunau în urechi. Doar obrazul drept îi devenise roșu, îi curgea sânge. Stătea în picioare cu ochii ținte în același punct ca și cum ar fi așteptat ceva. Păi, celelalte două gloanțe. Nu avusese încredere în precizia tirului. Din trei gloanțe era sigur că cel puțin unul îl va nimeri în cap. Numai că două rămăseseră blocate, scosese cuțitul din buzunar. Se clătina când a pus lama în piept și s-a prăbușit brusc, Morise firește. Prima dată m-am gândit că era o răzbunare, că lăsase hârtii care dezvoliau adevărul, prin care poate chiar mă acuza că-l omorusem Ești un om prudent și cu sânge rece. Te-ai dus să iei de cauciuc de la bucătărie. Dar trebuia să-mi las amprentele în cameră. Am luat-o pe poarta de fier. Am pus cheia în buzunar. Vizita mea era inutilă. Își se singur toate hârtiile. Mi-era teamă. Ochii lui deschiși mă impresionau. Am plecat atât de repede încât am uitat să-mi cui poarta. Ce ați fi făcut în locul meu? Dacă tot murise. Mi-a fost și mai frică în ziua în care jucam cărți acasă la notar când am aflat că revolverul a tras din nou. M-am dus să mă uit mai bine la el. N-am îndrăznit să-l ating, pentru că dacă aș fi fost bănuit, el constituia dovada nevinovăției mele. Era un pistol automat cu șase gloanțe. Am înțeles că arcul blocat de detunătură s-a destins în urma influențelor atmosferice 8 zile mai târziu. Dar ar fi putut să mai rămână trei gloanțe, nu? De atunci îmi petrec tot timpul prin grădină, trăgând cu urechea. Adina, când ne aflam aici, amândoi nu voiam să stau la masă." Dar pe mine mă lăsai. Ai aruncat cheia pe drum când am amenințat cu o vizită la domiciliu." Pe drum s-auzau pașii ai clienților care se plimbau după masa de seară. La bucătărie s au carmul interminent al farfuriilor. Am greșit oferindu-vă bani." Megresu a abținut să nu îi zbugnească în râs, un râs care ar fi răsunat probabil înspăimântător. Stătea în picioare în fața interlocutorului său, care era mai scund cu un cap decât el și avea umerii de două ori mai înguști și se uita la el cu un aer binevoitor și feroce totodată, legănând o mână ca și cum ar fi vrut să-l apuce brusc de gât sau să-i zdrobească țeasta de perete. Și totuși era ceva jalnic în dorința falsului Tiburs de se de a se justifica, te-aș redobândi siguranța un biet los ce nu avea curajul să-și recunoască mișelia, de care poate că nici măcar nu era pe deplin conștient și încerca să facă pe curajosul. Dar se dădea repede un pas înapoi de fiecare dată când comisarul părea că vrea să se miște. Dacă Megre ar fi ridicat mâna, cu siguranță că s-ar fi aruncat la pământ. Să știți dacă soția lui are nevoie de ceva sungat în măsura posibilităților să o ajut în mod discret. Știa că fapta lui era prescrisă, totuși, nu era liniștit. Ar fi dat mult pentru o vorbă bună din partea comisarului, care părea să se joace cu el ca șoarecele cu pisica. A avut el grijă. Da, am citit ziarele, o asigurare de 300.000 de, franci. Extraordinar! Megre nu se mai putut stăpâni. Extraordinar, nu? O, omul ăsta care și-a petrecut copilăria fără un bănuț pentru micile lui plăceri. Știi cum e în liceu? Cel de la Burj e frecventat de copiii celor mai mari seniori din centrul Franței. Un nume frumos. Un nume la fel de vechi și de strălucit ca al lor, mai puțin acel prenume ridicol. Tiburs. Totuși, chiar dacă are ce mânca și are școala plătită, nu poate să-și cumpere un baton de ciocolată sau un fluier. Sau bile. În recreație stă singur într-un colț. Poate că strânește mila pedagogilor aproape la fel de pârlis ca și el. Și termină școala, viind într-o prăvălie. Târăște după el fără speranță un nume interminabil, redingota și boala de ficat. N-are ce să ducă la casa de manet, dar are numele pe care cineva într-o zi propune să îl cumpere. L-așteaptă tot mizeria, iar acum și-a pierdut și numele. Cu cel de galet ajunge cu o treaptă mai sus, la mediocritate. Mănâncă și bea pe săturate. Numai că noua sa familie îl tratează ca pe un câine râios. Are o soție, un fiu, iar soția și fiul îi reproșează neputința de a se ridica mai sus, de a câștiga bani, de a deveni consilier general, cum e cumnatul lui. Numele pe care l-a vândut cu 30.000 de, mii de franci valorează pe neașteptate peste un milion. Singurul lucru pe care l-a avut vreodată. Cel care i-a adus cea mai multă mizerie și umilință. Cel de care s-a debarasat. Iar fostul galet, un fustangiu, un chefliu, iar aruncă din gând în când o pomană. Extraordinar, ai spus. Nimic nu i-a reușit să a toată viața. Nimeni nu i-a întins vreodată mâna. Fiul s-a revoltat și a plecat imediat ce a putut ca să zboare cu propriile aripi, lăsându-l pe bătrân în mediocritatea lui. dar soția s-a resemnat. Nu spun că l-a ajutat, nu spun că l-a consolat. S-a resemnat pentru că a simțit că nu are ce să scoată din el. Un biet om la regim. Și i-a lăsat 300.000 de franci, mai mult decât a avut vreodată împreună cu el. 300.000 de franci o sumă de ajuns de mare ca surorile să o viziteze de grabă, iar ea să obțină zâmbetul consilierului general. De cinci ani galețe târăște. Crizele hepatice se țin lanț. Legitimiștii nu urentează mai mult decât cerșetoria. Totuși mai obține din când în când o bagnotă de o mie. Dar un anume domnia ia cea mai mare parte din ce ciupește astfel. Da, extraordinar acest galet Sencle Hiller. Își reduce și cele mai mici cheltuieli ca să-și alimenteze asigurarea să verse mai bine de 20.000 de franci în fiecare an. Presimte că va veni un moment când va fi și de descurajare. Dacă nu cumva inima îi se va opri de la sine. Un amărât singur care umblă de colo-colo, care nu e nicăieri la el acasă, sau poate doar la pescuit când nu dă ochii cu nimeni. S-a născut când nu trebuia într-o familie descurajată care în plus a făcut nebunia să rezerve cele câteva mii de franci păstrați cu greu pentru plata studiilor sale. Și având un numele când nu trebuia. Și tot când nu trebuia acționat în cadrul legitimistului, legitimismului, în momentul în care legitimismul era la nanghie, s-a căsătorit cum nu trebuia. Chiar și fiul lui seamănă cu cumnatele și cu cumnații lui. Oamenii mor zilnic fără să vrea când sunt ferici și sănătoși. Și el nu moare deși ar trebui. Iar asigurarea nu-i valabilă în caz de sinucidere. Demontează ceasuri, arcuri. Știe foarte bine că se apropie momentul când nu va putea merge mai departe. În sfârșit, domnul Iacob cere 20.000 de franci. Nu-i are. Nimeni nu-i va da. Are arcul în buzunar. Totuși, ca să aibă conștiința împăcată, bate la ușa celui care a câștigat un milion în locul lui, fără speranță. Totuși revine, dar a cerut deja camera cu ferestrele spre curte pentru că nu are încredere în mecanică și preferă procedeul mai simplu al puțului. A trecut prin viață grotesc, ginionist. Ei bine, camera cu ferestrele spre curte nu e liberă, de aceea va trebui să escaladeze încunzid, iar două gloanțe nu vor ieși din revolver. Ai spus bine. Obrazul drept îi devenise roșu. Curgea sânge. Stătea în picioare cu ochii țintă în același punct ca și cum ar fi așteptat ceva. Oare nu și-a petrecut toată viața așteptând? Un pic de noroc. Nici măcar atât. Una dintre acele mici bucurii obișnuite și de care oamenii nici nu-și mai dau seama. Și a fost nevoie să aștepte și ultimele două gloanțe care n-au vrut să iasă. A trebuit să sfârșească treaba singur. Pipa lui Megre se rupse dintr-o dată pentru că tăcând acesta și încleștase maxilarele, iar interlocutorul său, privind într-o parte, murmură cu greu. Totuși, era un escroc. Megre îl privi cel puțin un minut, fără să se miște, cu ochi scăpărători. Ridică mâna lui mare, simți nervii proprietarului micului castel încordându-se de spaimă, lăsă mâna așa, vrând parcă să se bucure de panica lui și, în sfârșit, îl bătu ușor pe umăr. Ai dreptate. Era un escroc. În ceea ce te privește, fapta s-a prescris, nu? Probabil cunoașteți legea mai bine decât mine, dar așa mi se pare. Sigur, sigur, s-a prescris. Iar legea prevede că nu se consideră delict sau crimă când un fiu pune mâna prin mijloace frauduloase pe ceea ce îi aparține tatălui. Astfel încât Henry Galena are nici el de ce se teme. Până acum a strâns doar 100.000 de franci. Cu cei 50 amantei sale fac abia 150. Dar are nevoie de 500 ca să trăiască la țară după cum îi recomandă medicii. Ai spus bine, domnule de Senhilar. Extraordinar. Nu există crimă, nu există asasin, nu există vinovat. Nimeni nu trebuie aruncat în închisoare. Sau poate dar mortul. Dacă n-ar fi avut bună idee să se pună la adăpost de justiție sub o piatră nu prea scumpă, da? De bun gust distinsă în cimitirul din Senfarjo. Dă-mi un foc. Ho -ho. Acum poți să folosești fără probleme mâna stângă. Ba chiar nu mai există niciun motiv să-ți refuz plăcerea de a înființa la San o societate de fotbal. Vei fi președintele ei de onoare. Apoi expresia feței se schimbă brusc și megrei zbucni. Șterge-o. Bine, dar șterge -o. Se rezită din nou și a avut nevoie de câteva clipe ca să-și recapete controlul. Cred că exagerați, domnule comisar, și dacă... Nu pe ușă, pe fereastră. Cunoști drumul, nu? Ține, îți uitai cheia. Când veți fi mai calm, vă... Exact, îmi vei trimite o ladă din vinul acela spumos din care mi-ai dat să beau. Celălalt nu știa dacă trebuia să zâmbească sau să-i fie teamă. Vedea silueta greoaia lui Megre spre el și se trăgea din instinct înapoi spre fereastră. Nu mi-ați dat adresa dumneavoastră. O să-ți o trimi pe o ilustrată. Hopa, ai rămas printen pentru vârsta pe care o ai. Închise brutal fereastra și rămase singur în camera luminată puternic de becul electric. Patul era la fel ca în ziua când Emil Galet intrase în acea încăpere. Costumul din pânză neagră rezistentă a pe perete flasc. Megrelo nervos fotografia de pe cămin o puse într-un plic galben cu antetul identității judiciare și scrise pe el adresa doamnei Galet. Era puțin trecut de ora 10, niște parizieni veniți cu mașina făceau mare zarvă pe terasă unde puseseră în funcțiune un fonograf portabil. Voiau să danseze, în timp ce domnul Tardivon, plin de respect față de mașina de lux, dar vrând să țină seama și de reclamațiile clienților deja culcați, purta tratative cu ei încercând să-i ducă înăuntru. Megres coridoarele, traversă cafeneaua, unde un căruț a biliar cu învățătorul și ajunse afară exact în momentul în care cuplul cu care dansa se opri brusc. Ce zice? Că locatarii s-au culcat deja, vrea să facem mai puțin zgomot. Puteai vedea cele două felinare ale podului suspendat și în răstimpul reflexele luarei. Nu putem dansa? Doar înăuntru. Ce poetic! Domnul Tardivon, care asista la discuție cu un aer afectat și privea oftând automobilul acelor clienți dificili, îl zări pe Megre. Am dat dispoziție să vă pregătească masa în salon, așa, domnule comisar. Ceva nou? fonograful nu fusese oprit. La primul etaj, o femeie în cămașă de noapte cu poale și mâneci știvite cu broderii se uita la intruși și striga către soțul ei, care probabil că se culcase. Ia coboară și făi să înceteze, dacă nu mai poate omul nici să doarmă. În schimb, un cuplu, un vânzător la un magazin mare și o dactilografă, ținea partea automobiliștilor cu speranța că vor face cunoștință și că vor petrece o seară mai distractivă ca de obicei. Nu în seara asta, îl anunță Megre. Te rog să-mi trimis bagajele la gară. La trenul de 11.32? Plecați? Plec. Totuși, trebuie să luați ceva în gură. Aveți măcar vederea cu hotelul? Domnul Tardivon scoase din buzunar o carte poștală ilustrată, făcută cu 12 ani înainte, dacă era să te iei după calitatea proastă a reproducerii și după moda feminină. Imaginea reprezenta hotelul Loara cu un drapel la primul etaj și terasa plină de clienți. Domnul Tardivon, în costum, stătea în prag zâmbitor, iar chelnerițele cu farfuriile în mână încremeniseră în fața obiectivului. Vă mulțumesc! Megre se vederea într-un buzunar și întoarsă o clipă capul spre drumul zicilor. La micul castel, o fereastră se luminase tocmai atunci, iar Megre ar fi putut să jure că tiburs de senhilar se dezbrăca murmurând ca să-și recapete echilibrul fraze de genul: A fost nevoie să se supună rațiunii, mai întâi s-a prescris și-a dat seama că știu dreptul roman la fel de bine ca el. Și la urma urmelor Galet era un excroc. Da, ce mi se poate mie reproșa? Dar nu se uita cu oarecare spaim în colțurile întunecate ale încăperii. La semfarjă lumina probabil că se stingea în camera unde doamna Galet, cu părul pe bigudiuri, lăsa deoparte grija pentru demnitatea ei, pipăia locul gol din pat, alături de ea și poate înainte de a dormi, suspina cetișor. Avea însă cine să o consoleze, surorile și cumnații, unul dintre ei consilier general, care o primeau din nou un cercul reconfortant al familiei. Megret dădu mâna moale cu domnul Tardivon, care distrat urmărea cu privirea automobiliștii hotărâs să cineze și să danseze înăuntru. Podul suspendat, pustiu, răsună sub pașii lui, abia dacă se auzea în jurul bancurilor de nisip susurul apei curgătoare. Își imagina atunci, într-un decor asemănător, un Henry mai bătrân cu câțiva ani, galben la față, cu gura mai lungă și mai subțire, împreună cu Eleonora, ale cărei trăsături se vor aspri odată cu vârsta și a cărei siluetă va deveni ușor-ușor ridicolă. Și se vor certa pentru toate și pentru nimic, mai ales pentru cei 500 de mii de franci ai lor, pentru că îi vor obține. Degeaba vorbești, tatăl tău era un... Îți interzic să vorbești de tatăl meu. Tu ce erai când te-am întâlnit? Totuși, ai știut foarte bine. Dormi până la Paris, un somn greu, plin de siluete vagi care colcăiau dezgustător. Vrânța să achite cafeaua cu rachiu pe care o dăduse peste cap la bufetul gării Lion, scoase din buzunar vederea cu hotelul Loara. Alături de el, o midinetă mânca un corn pe care îl înmuia într-un bol de cacao cu lapte. Lăsă cartea poștală pe teșghea. Afară, când întoarse capul, o văzu pe fată privind visătoare la capătul podului suspendat și la cei câțiva copaci din jurul hotelului domnului Tardivon. Poate că tocmai ea se va culca în camera lui, îi zise el. Iar Senchilar, cu costumul lui Verzui de vânătoare, o va invita să bea vin spumos din strugurii de pe proprietatea lui. Parcă ai venit de la un mormântare, remarcă doamna Megre când comisarul intră în apartamentul lui de pe bulevardul Richard Lenoir. Cel puțin ai mâncat? Ai dreptate. Rostime gre pentru sine privind cu plăcere decorul familiar. Din moment ce a fost îngropat, apoi adăugă fără ca ea să poată înțelege. Totuși, prefer să mă ocup de un mort adevărat, ucis de un asasin adevărat. Mă scol la 11, trebuie să mă duc să-mi fac raportul. Nu mărturisi că nu avea de gând să doarmă și că se întreba ce va scrie în raport. Adevărul gol goluț care ar fi lăsat-o pe doamna Galet fără cei 300.000 de franci de pe asigurare, ar fi ridicat-o împotriva fiului ei, al lui Eleonor, al lui Tiburs de Senhilar și ar fi învrășbit-o din nou cu surorile și cu nații ei. Înghem încurcat de interese, de dușmânii, de procese fără sfârșit. Poate că un judecător scrupulos ar fi cerut chiar de scumarea lui Emil Galet pentru o nouă expertiză. Megre nu mai avea portretul mortului, dar imaginea aceea decolorată nu-i mai era oricum acum de niciun folos. Obrazul drept îi devenise roșu, îi curgea sânge, stătea în picioare și privea fix în același punct ca și cum ar fi așteptat ceva. Păi, pacea! Asta aștepta. Mormăi Megre trezindu-se cu mult înainte de ora fixată. Și întorcându-se într-o parte, îi spuse șefului puțin mai târziu. N-am făcut nimic cu un caz urât pe care nu ne rămâne decât să-l clasăm. Și în gând, medicul pretinde că n-ar mai fi trăit nici trei ani. Să zicem că respectiva companie de asigurări pierde în felul ăsta 60.000 de franci, dar un capital de 90 de milioane. Acest roman a fost scris la bordul navei Ostrogot, Nandi, lângă morsang sur seine în vara anului 1930. Sfârșit! Aici se termină Domnul Galet a decedat și este o carte care până la sfârșit pe mine cel puțin m-a ținut cu sufletul la gură, nu m-am așteptat sub nicio formă la întorsătura de situație din ultimul moment. Sper că și vouă a plăcut la fel de mult și de mâine vom începe o nouă carte. Vă invit bineînțeles să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja, Vă invit să lăsați un like, un comentariu la această carte. Și încă un lucru: vă invit să vă uitați în comunitate. Avem deja postat giveaway-ul pentru 8000 de abonați pentru atingerea acestui prag. Vă invit pe toți să vă înscrieți, trebuie doar să lăsați la ultima postare din comunitatea aceea unde anunț giveaway-ul cu cuvântul vreau, doar atât, iar săptămâna viitoare vom avea tragerea la sorți și, bineînțeles, oricare dintre voi poate fi unul dintre cei 5 câștigători. Aveți absolut toate detaliile la postare, deci vă invit să participați în număr cât mai mare. Vă mulțumesc încă o dată pentru timpul vostru, vă mulțumesc că sunteți aproape, alături, că sunteți atât de prieteni și Până data viitoare să ne auzim cu bine. Vă mulțumesc tare mult! La revedere!